Crezi că un prieten adevărat îți spune când greșești? Da, doar că felul în care o spui contează foarte mult. Și Robert a spus vreodată într-un mod urât sau a jignit vreodată sau a supărat vreodată intenționat pe cineva? 100% nu, dar uneori întrebarea pe care el o pune, e clar că răspunsul care vine din gura lui Robi este unul care îl pune într-o poziție rea. Și atunci asta m-a deranjat. Cred că când m-am certat cu Francesca, au intervenit 3-4 băieți de aici, dar fără să le zic eu nimic să intervină și el a punctat. Dar de ce să ristos pentru Patrick? S-au lăsat ce a fost greșit acolo? Păi exact. Francesca este nouă aici. Exact. Ea nu are, are putere. E nouă. Are putere. În momentul când sar mai multe persoane pe ea, ați închis-o. Robert, dar în momentul în care Francesca s-a certat cu Giuly, nouă fiind, noi toate am fost de partea Francescăi. Mi-ai citit gândurile, Giulia, bravo. Acolo a fost... Acolo ți-a convenit sau nu ți-a convenit? Că nu înțeleg. Eu nu știu despre ce s-a petrecut, pentru că toată discuția pe care voi ați avut a fost acolo în Casa Fetei. Nu, nu, a fost cu Giulia acolo lângă tine, pe canapea, pe conexiune cu doamna Andreea de față. Dacă Robert a făcut asta pentru public și ca să aibă o imagine bună, ce faceți voi pentru imagine și ca să dați bine la public? Ce facem? Ce facem? Răspundeți-vă singuri. Iubita mea, bună dimineața! Bună dimineața, iubitule! Ce faci? Foarte bine, abia am așteptat să te văd. Și eu la fel, și uite că am intrat astăzi pe... Am intrat astăzi pe o energie foarte pozitivă și cred că această piesă a fost pusă de cineva care s-a gândit la noi în momentul când a ales-o. Sunt ferm convins. De ce crezi asta? De ce cred asta? Da. E melodia voastră? Pentru că așa am crezut eu, așa am simțit versurile. Ah, și noi. Altă întrebare. Nu, auzi că și Alexandra că a simțit versurile. Versurile și Roberta. Păi, eu așa am simțit. Acum, dacă s-a simțit și altcineva, mă bucur că tuturor cred că ne-a dat o energie bună. Celor care suntem îndrăgostiți pe aici, bineînțeles. Roberta, Alexandra... Sau nu, fetelor? Da, da, am Bun. Cum ești astăzi, iubirea mea? Cum? Cum ești astăzi? Bine. Bine sau foarte bine? Foarte bine. Mă bucur din suflet. Rebecca, tu ce faci? Bine, tu ce faci, Robert? Foarte bine fac și eu. Am avut ieri o mică discuție, noi doi am început și am fost întrebat de către doamna Andreea pentru că urma un subiect mai important și era foarte puțin timp rămas. Ei, nu aveai doar cu mine, doar că am zis și eu experiența mea pe care am avut-o cu subliniatul tău. Ai fost mai detaliată în cuvinte și de asta vreau să mă mai întrebi, să mai spui ceva. Dar continuăm, vreau să las pe Moldo să întrebe pe Teodora ce face, că văd că e nerăbdător. Ce faci, draga mea? Am văzut că ai puțin mai multă energie, dar tot nu te simt foarte bine așa. Bună dimineața, da, încerc ușor, ușor să îmi revin puțin mai mult. Într-adevăr nu mă simt foarte, foarte bine și cum sunt eu de obicei, dar ușor, ușor e bine. Gestul tău de ieri chiar m-a făcut să mă simt mult mai bine. Da, mi-a mai revenit. Dacă eram foarte, foarte rău ieri și vreau să-ți mulțumesc încă o dată. Ai fost foarte drăguț. Mă bucur. Chiar am făcut-o din suflet, să știi, și m-am emoționat chiar foarte tare. Cred că ai cunoscut și latura asta, să zic așa. Te-am simțit. Chiar m-am emoționat foarte tare. Sper doar să fii mai bine, că te simt că nu ești în apele tale. O să fiu mai ok. Trebuie să-mi treacă. Nu trece așa ușor, îți dai seama. Vreau să vă întreb și eu ceva. Știți că și în trecut ați avut o problemă cu comentariile din online și cu like-urile. Gen, cine apreciază comentariile și așa, nu știu dacă ați vorbit în Casa Fetelor, dar eu m-am uitat la contentul lui Casian și am văzut că apreciază majoritatea comentariilor, chiar și pe cele puțin răutăcioase. Eu cred că Rebecca e în temă deja, adică mă gândesc că a văzut. Da, păi Robi, eu i-am și zis lui Casian, el a postat ceva la story pe care pe mine m-a angajat foarte mult. Da. Era un articol fake în care scria ceva de genul că Rebecca și Casian s-au iubit în afară 3 luni, o chestie de genul, foarte urât gen, și el a făcut screen la articolul respectiv. Poate a vrut să scoată pe story. Poate a vrut să scoată altceva în evidență. Nu știu, poate mi s-a părut amuzant sau ceva de genul, dar mie, eu nu știu, n-aș vrea să aduc. Cum să poți deja ceva pe story, mai ales că era articol fake. Nu aș vrea să aduc asta aici, dar la asta se referea. Era un comentariu destul de urât la adresa ta. Așa. Cum că ai fi o femeie... Da, și asta mi s-a părut foarte urât și a venit ieri Casian la noi la fete și i-am zis că mi s-a părut urât din partea lui și el a zis că nu e adevărat că nu a dat. Eu nu am screen-ul respectiv, dacă voi l-aveți. Dar nu e niciun screen, nu e niciun screen, nu e postat de vreun cont fake, este postat pe... E pe contul lui. Este pe contul lui, are comentarii la tot contentul pe care îl face, că mi se pare că, nu știu, promovează ceva și... Și am văzut că, na, nu știu, adică... Antreprenor wannabe sau psiholog wannabe, cum vrem noi să le cadrăm pe... Ok, dacă nu ați deschis subiectul, m-am gândit că poate nu vreți să vorbiți, dar dacă s-a vorbit atât de mult de treaba asta și știam că e totuși deranjantă... Casian a primit și o temă pentru acasă, a învățat-o oare? Am învățat-o. Da? Ia, ar trebui să ne repeți că am cerut să fie învățată pe de rost și acum pe conexiune să o recit. Dacă aș fi fost la școală, aș fi repetat-o, în cazul ăsta noi. A, nu e? Ai, Casian, eu cred că tu, care ești un fel de psiholog, poți să reții 4 rânduri de ți le-am scris eu. Dar ce ai scris? Nu poți? Au rupt foaia. Dar voi ce părere aveți de contentul lui fetelor? Păi, ce părere să am? Bă, dar nu vorbim de chestii din emisiune. Vorbim de contentul meu, că am dat like. În fine, putem vorbi și de asta, n-am o problemă, dar nu cred că are legătură cu emisiunea sau cu ceva asemănător. Ție ți se pare ok să dai like-uri la un comentariu în care eu sunt... Dar tu crezi că chiar stau la fiecare comentariu să-l citesc? Tu chiar crezi că eu am 5 ani? Te întreb sincer. Tu crezi că mă prostești și că nu mă prind, că tu chiar ai dat like la comentariul respectiv? Vrei să postez și eu pe story-ul meu ce primesc despre tine? Vrei? Chiar vrei? N-am nicio treabă. Eu cred că nu vrei. Nu, e publicitate gratuită și nu e cazul. Eu cred că ar trebui să lămuriți puțin, pentru că cred că s-a mai făcut greșeala asta, la modul în comentariile respective mai sunt și aprecieri făcute la adresa lui și probabil el... Nu, când e scris Giulia și Rebecca nu mai e nicio apreciere la adresa lui, sincer. Nu intrăm iar în subiectul în comentarii și pentru mine. Era direct Rebecca, pam, pam, da? Am citit, dar eu am citit treaba aia acum o săptămână. Nu, eu le-am văzut acum în noaptea lungă, whatever. Pe mine nu mă interesează ce content are Casian. Și, Casian, dacă nu vrei să vorbim despre contentul de pe TikTok-ul tău, nu o să facem asta, dar te-am rugat ca și tu să-ți menții pagina de TikTok doar cu contentul pe care l-ai făcut până acum și eventual să nu vorbești pe live-uri de concurenții din casă, să nu apreciezi comentariile negative la adresa colegilor tăi băieți, că stai cu ei în casă, și cu atât mai puțin la adresa noastră. Și încă o chestie foarte urâtă din partea lui Casian și a lui Gagea. Ați făcut un live și vă întrebați unul pe celălalt dacă vă uitați la fundul meu. Deci aveți 5 cu cine ar fi de noapte. De la Gagea la care tot de loc vezi că exagerez. Foarte urât. Acolo era Rebecca, vreau să scot și eu chestia asta în evidență. Știam că cumva a ajuns la tine, știi? Pur și simplu a fost o provocare și i-am pus o întrebare. Gagea a fost să faci provocări și întrebări fără să te adresezi cuiva în mod special, ca idee. Și nu cred că toată lumea de pe live era curioasă să știe dacă v-ați uitat sau nu. Nu era. Nu aveți respect deloc. Băi, acum, sincer, indiferent cât ne certăm noi în emisiune și așa, pentru că te cerți aici inevitabil, eu cred că în online ar trebui să ne ținem puțin. Dar nu e vorba de asta. Eu am văzut live-ul, eram fix atunci pe live când era Gagea cu Casian și, într-adevăr, niște comentarii fără sens vis-a-vis de fete. Noi n-am vorbit niciodată de voi pe live și niște glume de ei doi și niște glume în tenta aia. Noi nu suntem aici ca să vă jucați voi cu imaginea noastră și nu e ok. Știi că eu țin cu tine, dar nu ai fost corect pe acel live. Eu am văzut, a zis ceva și de Giulia, că dacă ar fi îmbrăcată, nu știu cum. Și de mine, de noapte. Ce? Da, dar nu mai țin să zic exact. Nu, stai. Ai noroc, Gagea, că eu n-am fost pe live-ul tău, că nu te urmăresc, că dacă prindeam eu față de gen, te bubuiam de nu-ți mai trebuiau live-uri. Dar stai, dragă, dar ce voi îmi panceta? Dar ce vă amenințăm așa, mă, stai? Eu cred că când vorbești, înseamnă că sunteți... Nu, înseamnă că sunteți plictisitori și dacă nu vorbiți de noi, nu se uită nimeni. La ce concluzie vrei să ajungi? Bine, data viitoare o să vorbesc de altfel. Vorbiți de voi, nu de noi și mai ales notele astea. Păi suntem mai importante în momentul ce facem parte din live-urile voastre. Asta vreau să zic, te bucuri. Ar fi de preferat ca voi toți băieții, eventual când faceți meciuri, să ne excludeți din tot ceea ce înseamnă live-urile voastre. Patrick inclusiv, Robi inclusiv și cine mai face chestia asta. Eu nu joc. Da, cu cine merge la un date de noapte? Cine a întrebat asta? Cu Teodora. Eu am zis asta? Păi cine a întrebat? Aduți aminte? Eu l-am întrebat pe Antoni odată ce înseamnă Rebecca pentru tine. Ce putea să zică? Date de noapte? Nu, Clara. Nu vă mai jucați cu întrebări în ceea ce ne privește pe noi. Hai să zic ceva, Giulia. Vezi că când fac live cu Patrick și cu Antoni sau suntem, ascultă-mă, mai sunt și caterinci, adică noi nu ne legăm de... Dar vreți să facem și noi caterincă pe spatele vostru? Nu, măi, dar stai puțin că e diferit. E diferit ce am făcut noi față de ce s-a întâmplat de fapt cu aprecieri la... injurii la voi sau așa mai departe. Noi n-am făcut treaba asta. Noi n-am susținut treaba asta. La noi pe live nu se întrebăm pe colegul nostru Casian de ce a apreciat comentarii cu injurii la adresa. Crezi că chiar la fiecare comentariu când dau scroll și dau like, crezi că nu ai dat like la toate de la videoclipul respectiv. Nu mă încerca tu să mă prostești pe mine că nu iese. Îți dai seama că-s peste 100 de comentarii pe zi. Toate. Tu ești oricum tu ești un antreprenor, un businessman și n-ai timp să citești toate comentariile. Asta n-au legătură. Păi dacă mă iei cu drăstea 100 de comentarii, ca și cum tu nu ai timp, ba dai foarte mult timp și ți le ocupi foarte greșit. Dar stați puțin că vreau să spun și eu ceva. Deci nu vreau să se supere Rebecca pe mine, chiar nu vreau, nu este un atac, nu e absolut nimic să nu e așa. Că am repostat ăla cu tine, da. Da, adică mie mi se pare puțin paradoxal în momentul în care tu îi spui lui Casian că dă like la comentarii urâte despre tine, când și tu repostezi videouri care nu mă pun pe mine într-o lumină bună, înțelegi? Asta vreau să zic. Francesca, în care era o poză cu noi două și după tu ai fost șteasă din poză și a fost pus un șarpe, nu ai fost jignită. La discuțiile care au fost pe post între noi două, lumea a considerat așa, am considerat și eu și am repostat. Nu ești jignită în videoclipul respectiv. Dar nici nu e de bine, Rebecca, să zici de cineva că e șarpe. Tu înțelegi că a adus o injurie la adresa mea? Știi ce înseamnă injurie versus emoticon de șarpe? Nu, poți diferența? Cum l-a zis la lăutar. Asta nu mai e Casa Iubirii, serios. Păi tocmai, Gagea, vorbești nici tu pe live de noua ta piesă, vorbești de altceva. Entertainment, etc. Cum se zice, mă, că și răguți. Da, mă, da, tu zi acolo. E o chestie, o joacă, e o caterincă. Nu, ok, jucați-vă între voi, nu ne mai pronunțați numele. Ok, o să ținem cont, dacă ne-a spus asta, o să ținem cont. Eu, personal, o să țin cont. Bine. Nu mi-ați mai atras atenția din punctul ăsta de vedere. Păi n-am mai stat la tine pe live. Da, atâta stăm că postăm șerpi. Păi postez toată ziua. Dacă eu am părere că cineva e șarpe, da, mă, spun pe față. Bun. Păi da, dar spune pe față. Spune pe față, nu pe live-uri, pe așa. Și el poate a văzut ceva în comentariu. Uite, de exemplu, Gagea, tu ai spus treaba asta de fundul Rebecca. Te-ai fi dus la ea față în față să-i spui. Sau a trebuit să intri pe live? Păi nu, serios, așa e. Un subiect care nu ar mai trebui să... E un subiect care nu ar trebui să-i dăm curs pentru că era categoric. De ce ai spus că îi spui în față, mă, de aia zic? De ce îmi dai duși în față? Păi ce? Eu voiam să-i spun Rebecca. Am să-i spun că am făcut asta. Ai conexiunea cu Rebecca? Rebecca, te rog. Vreau să-i spun că și eu cu Casian am făcut un live în care ne-am luat de... Am făcut o chestie. Nu mai faci. Nu mai faci. Alexandra, părere. Gagea, ție îți trebuie caterincă sau fericire în casă? Trebuie caterincă sau fericire în casă. Caterinca. A fost sincer. A fost vai. Ce părere să mai am. Nu mai vreau să discut subiectul. Nici nu știu cum ai ajuns să faci glume de genul. Nici nu mă interesează. Să vorbesc puțin, te rog. Hai, vorbești. Și chiar nu vreau să mai deschid subiecte de genul. Vreau să văd doar cum ești tu și ce faci. Alexandra, pe tine n-ar mai trebui să te afecteze lucrurile astea. Păi nu mă mai afectează nimic. Să nu te lași afectată de chestiile din online. Nu, am zis că mă las afectată, dar nici nu vreau să mai dezbat subiectul ăsta referitor la ce glume faci tu pe live-uri, pentru că nici nu știam și nici nu mă interesează și aș prefera să nu le mai faci pe parcurs și să înțelegi ce au spus fetele. Eu am că înțeles, e deranjant. Am înțeles ce mi-au spus fetele. Din moment ce mi-au atras atenția, o să țin cont, pentru că suntem colegi și ne respectăm. Dar te-a deranjat întrebarea sau ce te-a deranjat? Nu m-a deranjat, nu. Dar nici nu știam despre ce-i vorba inițial până să... Ce s-a întâmplat de nu te mai deranjează nimic? Pentru că... Adică cel puțin astăzi, în urma discuției de ieri? Nu neapărat, dar nu vreau să mă mai las afectată de orice se întâmplă și orice aud, pentru că nu ar duce într-o direcție bună. Ah, ok. Și astăzi, spre exemplu, am o stare ok. În comparație cu ieri, azi chiar mă simt ok și nu vreau să mă mai las afectată. Ok, mă bucur că ai înțeles ce am vorbit ieri. Nu știu cât de mult te-a ajutat, dar n-are niciun sens, nu știu. Chiar ai venit pornită și nu și avea sensul. Și eu știam că tu pui niște întrebări, că vrei niște răspunsuri sau vrei încă o confirmare că ai mei au aceeași părere. Știu cum gândești, știi? Dar nu-și mai are niciun rost, ți-am spus, hai să lăsăm să se liniștească apele și vedem ce urmează. Păi nu, că tocmai nu mai vreau să insist pe subiect și nici pe ce discuții ai tu cu ai tăi sau eu cu ai mei, chiar asta nu mai contează în momentul de față și ar fi mai bine să ne focusăm pe noi și ce ne dorim în continuare și dacă va fi să fie ceva ok, cu siguranță va fi. Să fie. Da, așa e, așa e. Patrick! Da. Ce faci? Uite, ascultam poveștile casei. Tu ce faci? Bine. Ieri, pe finalul conexiunii, bine, și înainte de fapt, s-a discutat despre subiectul cu Robert, Antoni și Giuly. Tu erai, nu știu ce făceai. Erai obosit, n-ai fost atent. Edita, dar nu cred că eram în subiect. Ba cum? Era vorba de discuția pe care am avut-o noi ieri în casă referitoare la Robert și la... Ah, ok. Așa. Da. Robert, ai înțeles? Să înțeleg ce? Afirmația, a spus doamna Andreea la un moment dat cum că... Antoni, iartă-mă o secundă. Patrick, dați voi canapeaua un pic mai lângă covor sau mai încolo, că nu îl vedem pe Antoni. Hai bă, Sireno! Bă, dar tu nu te ridici. A fost o afirmație legată de ce pe care am făcut-o eu, Robert, și ți-am spus și eu la un moment dat, eu am făcut afirmația asta. Oare cum tu ai spus că ai avut un moment de supărare, cum nu te-ai mai supărat niciodată, este, nu știu dacă este coincidență sau chiar ăsta e motivul, coincide cu faptul că n-ai mai luat cecuri. Pentru că... Eu mă simt așa ca și cum eu aș fi luat ăsta să fi fost al doilea meu cec aici sau... Nu, da, a fost așa că noi până la momentul... Păi lasă că tu ai mai zis asta și înainte de gală. Ai zis-o înainte cu o zi, două. Ce? Ai zis cât ești de competitiv și așa mai departe. Asta spun acum că noi... Coincid. N-a zis cât ești de competitiv. A zis că nu își dă seama dacă... E competitiv sau ține cont de faptul că s-au apropiat. Și eu n-am zis că face Robert ceva pentru cecuri, pentru că noi discuțiile le-am avut până ca el să ia cecul și ultimele două, trei nici n-au mai fost la el. Dar nu neapărat că face ceva pentru cecuri, dar poate să fie o supărare, nu știu, așa mi s-a părut că au coincis foarte mult momente. Supărarea că nu mai ia cecuri? Că nu se mai... n-a mai fost, a trecut o perioadă destul de lungă, cine a fost? A fost de două ori. Da, aici pot să te contrazic, pentru că, așa cum a spus și Robert, el a avut momente în care nu-i mai păsa nici de cec. Și păsa mai mult de starea lui de spirit, care la un moment dat nu mai era bună aici în casă. Corect, dar poate fi, întrebarea mea, poate fi, bun, sunt momente că nu-ți mai pasă, dar poate fi cecul un motiv, nu cecul în sine, că deja o ducem în alte părți, titlul de favorit, poate fi un motiv care... Să-i schimbe starea? Să te țină oarecum aici, poate fi un motiv. Da, clar. Bun, asta zic. Da, care dintre noi. Păi bun, și nu înțeleg atunci, Patrick, dacă tu știind asta, care este deranjul vostru adevărat? Adică din ce am înțeles eu, din ceea ce ați spus voi, că oarecum cei care se consideră prieteni nu își permit să arunce cu săgeți în... Fii atentă, în anumiți concurenți. Giuly, fii atentă. Și deranjul vostru, din ce am înțeles eu, este că Robert este imparțial și că ține cu dreptatea. Nu. Pentru că cam asta, da, Giuly, fii atentă. Fii atentă puțin. Deranjul în sine, când eram aici în casă și discutam, deranjul în sine a fost nu că vine cineva cu subtilități, că până la urmă toți venim. Exact. Dar era vorba de asumarea subtilităților respective și a venit și Rebecca, cu exemplu, în momentul ăla, când... Da, a aruncat o subtilitate, s-a discutat în detaliu și ieri și cu toate astea, în momentul ăla, părerea mea n-a fost asumată. Păi bun, și atunci care este deranjul? Pentru că Robert ori de câte ori și-a dat cu părerea și a asumat ceea ce a spus. Nu, asumarea faptului că el subliniază, cum o facem și noi restul. Bun, acum mă lăsați și pe mine să vorbesc un pic așa. Păi întreabă pe Giuly. Eu pot să spun și eu ceva, că am și eu ceva de zis. Antoni, mai ai ceva de zis? Te rog. Bun. În legătură cu cecul, nu știu dacă vă mai amintiți, dar nu este nici al doilea, nici al treilea, nici al patrulea cec pe care le-au acum Galasta. Și știți cu toții destul de bine că eu n-am avut niciun pic de aroganță în mine și sunt concurentul care are cele mai multe cecuri de aici din casă. Eu am avut aici în casă niște perioade extraordinar de grele pentru mine și nu m-a interesat absolut deloc cecul. Cu toate că asta probabil nu s-a văzut la TV și nu am lăsat să se vadă perioada grea prin care eu am trecut și încă mai trec puțin, nu atât de tare. Nu mi-am schimbat comportamentul pentru cec, nu mă interesează 100% cecul, că îl primesc, asta e datorită telespectatorilor care mă votează, mă interesează strict de Giuly și de relația mea. Nu știu care este cauza pentru care în momentul de față se deschid anumite subiecte care mă dezavantajează pe mine, dar nu este nicio problemă, pentru că eu, dacă greșesc ceva, recunosc și nu mă deranjează dacă mi se aduc niște acuzații. Eu o să țin cont de tot ceea ce mi se aduce și dacă va fi să fac ceva constructiv asupra persoanei mele pe urma acuzațiilor pe care mi se le aduc, o să fie doar dacă le primesc din partea unor persoane de la care eu am ce să învăț și pentru mine sunt un exemplu. Atât timp cât persoanele care mă acuză de ceva nu sunt un exemplu pentru mine și bineînțeles, subliniez, din punctul meu de vedere, ele nu sunt la nivelul la care eu vreau să ajung, acele sfaturi pentru mine sunt inutile. Perfect, Robert, asta am vrut să ți spun, pentru că nu știu de ce s-a creat harababura asta, așa ca să zic, pentru că noi până să vină Giuly la noi în casă în ziua aia, noi nu ne certam niciunul, noi doar vorbeam. Și vorbeai cu Robi, colegul tău de cameră, și cu mine, care nu știu cum mă consider, dar eu consider că avem o relație ok. Noi niciunul nu am sărit la gâtul tău, noi am spus doar niște deranjuri și au fost discuții inițiate de Robi, care este colegul tău de cameră, de la care mă gândesc că probabil ai primit sfaturi, ați vorbit acolo voi cu voi și consider că poate pe unele părți ai ce să înveți de la Robi. Deci, practic, venind din gura lui Robi, probabil te-a interesat subiectul. Totul s-a transformat acum, fără nicio supărare și fără nicio acuzație, totul s-a transformat într-o semiceartă când a venit Giuly lângă tine și ți-am punctat că mi s-a părut că ți s-a schimbat atitudinea când a luat loc lângă tine. A fost înainte, Patrick, nu mai da vina pe mine. Până să vii tu, noi vorbeam calm. A fost înainte, păi ni s-a dat aici cadru și eu până ieri n-am zis nimic. Perfect. Acolo nu se certau. Nu am zis că te-ai băgat, nu am zis că te-ai băgat. Noi vorbeam normal, voi ați primit cadru, da? Probabil era un subiect nou pentru noi. Vrei să spui că eu am prins mai mult curaj sau am fost altfel ca participant în conversație, după ce a venit Giuly. Ai mutat discuția dintr-o discuție normală. Nu vorbă de așa ceva, până în momentul în care să vină Giuly, s-au spus niște cuvinte pe care eu le-am procesat, le-am analizat și mi-am dat seama că, de fapt, nu e ceea ce m-am gândit eu că aș putea să aud. Și am fost foarte deranjat de faptul acela, că s-a evit să vină Giuly atunci, așa s-a întâmplat. Eu nu cred, avem atâtea luni de când suntem împreună, eu nu cred că mi-am schimbat temperamentul în momentul în care Giuly e lângă mine sau nu este lângă mine. Am fost de fiecare dată capabil să port o discuție la absolut orice nivel a fost nevoie și nu am nevoie de ajutorul ei și nici ea de mine. Bravo. Mie mi s-a părut că tu ai mutat discuția dintr-o discuție în care noi ne spuneam deranjurile, da, în principal Robi, într-o ceartă. Pentru că mi s-a părut că la un moment dat ai răstit la mine și chiar am zis la Robi, mi se pare mie să-și o schimbat atitudinea. Nu era o ceartă, că au fost așa... Ți-ai schimbat un pic starea. Nu cred că mi-am schimbat-o, pentru că acum mă cunoașteți de atâtea luni, s-a mai adus încă o chestie, că eu țin la imaginea mea și în situația în care imaginea mea este pusă sub un semn de întrebare, din punctul meu de vedere, cum a zis și Antoni, nu cred că este vorba de așa ceva, suntem aici în a 8-a lună a anului, imaginea fiecărui concurent de aici vechi, ea este foarte bine conturată pentru că a fost atâtea zile și n-ai cum să maschezi nimic în atâtea zile, s-a scos în evidență faptul că eu am fost mai impulsiv sau nu știu cum am fost verbal, ceea ce nu cred că este adevărat, pentru că de atâta timp mă cunoașteți cu toții și telespectatorii la fel, dacă vreți să o zicem și așa, nu știu ce vrea să se scoată în evidență, habar n-am și de ce fix acum. Nu știu. Pentru că de ce crezi? Tu ai spus. Nu știu. Tu ai spus, Robert. Lasă de înțeles. Păi lasă de înțeles ce? Spune. Păi de ce crezi, Robert, că acum? Ceva, nu știu. Păi adică ei vin cu niște acuzații și îți spun că tu ai un comportament nepotrivit pentru că ești imparțial și pentru că nu le iei partea în momentul când consider că nu au dreptate și apoi se miră că de ce ești deranjat. Da, nu, asta este greșeala noastră pentru că noi uneori probabil am sesizat chestii și puteam să punctăm. Asta este o greșeală, repet, eu mi-asum. Este o greșeală să calculăm cu care te înțelegi lui ăla, nu-i zici nimic, da? Dar uite, de exemplu, eu, pentru mine Robert cumva ne-a mai apropiat așa, nu pot să zic că suntem prieteni, exact, nu mai dăm iară discuții de prietenie, dar m-am mai apropiat și probabil și când am văzut materiale cu voi, probabil aș fi avut un punct de vedere care nu mai era normal, dar din respect pentru Robert, mi-am pus stop, adică zic, de ce sens are să mă Patrick, dar eu cât am tăcut din respect pentru voi? Pentru tine, de exemplu. Nu știu. Îți spun eu că mult. Ai mai fi punctat multe, dar eu sunt deschis la orice fel de discuții și... Fii atent aici, Patrick, am punctat cam 10%. Aoleu, asta înseamnă că sunt un monstru. Nu ești un monstru. Uite, și acum nu tot... Asta se înțelege. Dacă era să postez și să fiu exact așa cum tu mi-ai creat această imagine, aveam de punctat... Nu ți-am creat o imagine, ți-am spus doar un deranj. Cum probabil nu ai... Nu, să scoatem asta cu imaginea. Cum probabil mi-ai spus tu că sunt eu. Dacă eram așa cum spui tu, punctam de mai multe ori și nu tăceam. Dar am tăcut pentru că totuși avem un pic de respect și am zis, băi, n-are rost să-l pun în dificultate. Robert, dacă punctai mai mult, nu mai dădeai la fel de bine la public. Unul la mână, doi la mână, cred că mulți dintre noi am avut foarte multe de punctat și nu am punctat la adresa ta și a lui Giuly. Așa cum a zis și Patrick. Okay. Ei, nu, când ați avut de punctat, nu s-a comentat niciodată la materialele cu voi. Niciodată nu s-a punctat absolut nimic. Pentru că dacă ați fi avut, ați fi făcut-o. Crede-mă. Nu e adevărat. La începuturi, da, s-au întâmplat. La începuturi, da. Păi da, pentru că nu mai aveți ce. Păi ce, dacă noi ne înțelegem și este totul bine între noi, ce să mai punctați? Mici chestii doar. Puteți să comentați absolut orice, nu mă interesează. Nu m-a interesat nici măcar atunci când s-a punctat din absolut toate direcțiile. Exact, pentru că probabil aici în casă existau... Nu știu, nu era nimeni. Eu, Robi și Patrick. Restul toți nu au participat și pe acea vreme nu m-a interesat. Mi-am văzut de drumul meu, eu am drumul meu. Dacă cumva v-am supărat pe careva, uite, îmi cer acum scuze. Nu. Altceva nu. Dar nu e vorba de supărat. Ce să mai zic? Și fii atent, cred că s-a mutat focusul pe mine, dar în principal Robi a fost cel care a inițiat discuții. Eu doar m-am băgat și eu pentru că aveam și... Pentru că avusem cu el o discuție în afară de aia, m-am și băgat cu el pentru că știam că la un moment dat mă va pomeni și de fapt discuția a fost inițiată de Robi, așa că cred că cu... Prin faptul că Robi este cel mai apropiat de tine aici venind și zicând lucrurile astea, are o altfel de credibilitate. Dar, Patrick, ce sens are întrebarea ta dacă el e competițional sau dacă el chiar așa este? Tu știi foarte bine cum este el. Pentru că îl cunoști și în afară. Și atunci, dacă tu nu ai vrut să înțepi... Nu știe nimeni de nimeni cum e. Competitiv. Dacă... Atunci, ce sens are întrebarea ta? Eu nu am zis... Dacă nu ai vrut să îl pui oarecum într-o lumină proastă, tu știi foarte bine cine e Robert și cum este. Păi asta a fost... Păi uite, hai să-ți spun, să-ți dau un exemplu. E ca și cum stau cu Robert sus, suntem super bine și jos încep și punctez chestii din relația voastră pe care eu nu le consider în nu știu ce fel. Nu zic că se întâmplă, vorbim ipotetic. El se întreabă, băi, eu cu ăsta mă înțeleg afară. Cine aibă, coboară aici și schimbă atitudinea? Băi, ori așa e omul, nu poate să tacă și punctează ce vede sau e competitiv? Adică jucăm doar în ring. Despre asta este vorba. Pentru că uneori mi s-a părut că da... Păi, Patrick, crezi că este mai competitiv cine își spune punctul de vedere și este corect și este imparțial? Sau cine ia partea unui prieten? Care nu exclud că în exterior se poate întâmpla ca un prieten de aici să devină cu adevărat prieten. Dar aici suntem într-o competiție și nu ai de unde să știi că cine este prieten și cine nu. Ok, dar în acest trio, ca să zic așa, eram eu cu Robert și cu Robi, să zicem că ne-am înțeles mai bine, da? Vorbim din concurenții care suntem mai vechi aici în casă, cumva s-a legat o chestie, vrând nevrând s-a legat o chestie. De aceea era, eu când am sărit să iau apărarea, eu dacă era competitiv, eu n-aș fi sărit pentru Robi, pentru că Robi n-are o imagine bună în online și crede-mă că ce urmează acum e clar că știm cu toții că nu o să fie bine și eu am sărit, am intervenit cumva pentru Robi, fără niciun interes de competiție, pentru că dacă era vreun interes de competiție, tăceam, eram imparțial, nu punctam. Exact cum a fost Robert, nu? Despre asta este vorba. Și eu vorbeam ca de la mic la mic, ca să zic așa, cu Robert, nu ca de la hai să-l decat pe Robert, pentru că Robert, oricât încerc eu să-l decat sau cineva, dacă telespectatorii care îl votează într-un număr mare, îl votează în continuare, e clar că ei îl văd de acasă cum e el. Eu n-am un interes să-i dau la picioare, doar să-i punctez. Referitor la noi trei care suntem eu, Robi și Robert, mi se pare că el n-a fost corect. Atât am spus. N-am spus că e competițional, n-am spus că este competitiv, n-am spus nimic. Am spus doar... Ba da, ai întrebat. Am întrebat. Dar oricum, păi tu da, crezi că un prieten adevărat... Noi am avut... Crezi că un prieten adevărat îți spune când greșești? Da, doar că felul în care o spui contează foarte mult. Și Robert a spus vreodată într-un mod urât sau a jignit vreodată sau a supărat vreodată intenționat pe cineva? 100% nu, dar uneori întrebarea pe care el o pune, e clar că răspunsul care vine din gura lui Robi este unul care îl pune într-o poziție rea. Și atunci asta m-a deranjat. E felul în care o spui, că una îi zici, bă, Robi, uite, mi se pare că te-ai luat aiurea cu Virginia, că are momente, Robert, uite, că asta îmi place. Da. Ia și tu niște lecții, Robert. Haideți să vorbim. Cum? Mi-au caietul. Ce ai zis, Sibire? Am zis să iei și tu niște lecții. Iau. Giuly. Eu oricum am avut mai multe discuții cu Patrick afară și am ajuns la o concluzie că, bine, ne mai sfătuiam și așa și am zis, bă, dar uite, Robert, câteodată te mai înțeapă și așa. Dar și el mi-a zis mie treaba asta și am zis, băi, frate, n-am cum să mă supăr pe el. De ce? Pentru că știu că n-are suflet rău, nu le face cu intenție rea. Și asta a zis și el la un moment dat. Băi, nu știu, na, poate... Așa e. Și de aia am zis, bă, da. Păi și atunci voi știind aceste lucruri, de ce le transformați aici în nu le-a transformat nimeni, voi le-ați transformat. Și păi, îl puneți într-o lumină proastă. Le transform când e 1, 2, 3, 7, 15, 99, până la urmă le transform. Uite, a avut Patrick la un moment dat un exemplu cum că sus am fi cumva și aici am fi altcumva. Eu mi-am concretizat ideea de, nu știu să zic, ideea cum că Robert ar fi competitiv. Atunci când a fost momentul la îngală și am discutat cu el ieri, când am avut niște... Mă, dar care de aici nu este competitiv? Bun? Stai un pic, Giuly, nu-mă un pic. Dar stai un pic, iubire. Bine, zi. Vreau să zic și eu ceva. Adică modul lui Robert are un mod de a fi competitiv și tu, Patrick, ai un alt mod. Uită-te la modul tău și apoi comentează modul lui Robert de a fi competitiv. Tocmai de aceea, pentru că eu am avut mai multe discuții cu Robert în afară, tocmai de aceea rămâneam uneori mirat de treaba asta. Nu vreau să spun că este competitiv, tocmai pentru că ne-am deschis așa cumva și ne-am relaxat și mai povesteam că de la bărbat la bărbat, de emisiune, de proiectul în care suntem amândoi, să nu zicem prietenii, amiciții, etc. Tocmai de aceea m-a deranjat puțin când am primit niște întrebări sau, uite, un subiect pe care mi-l amintesc acum a fost ceva referitor de, cred că când m-am certat cu Francesca, au intervenit 3-4 băieți de aici, dar fără să le zic eu nimic să intervină și el a punctat. Dar de ce săriți toți pentru Patrick? S-au lăsat... Ce a fost greșit acolo? Păi exact! Uite, din punctul de vedere, parcă erai... Nu. Parcă erai... Nu, bă, uite, nu. Vreau și eu să zic. Păi da, dacă este aici... Nu mă deranja. Francesca este nouă aici. Exact. Ea nu are putere. E nouă. Are putere. În momentul când sar mai multe persoane pe ea, ați închis-o. Da, frate, dacă nu are dreptate și tu iei apărarea, fiind nouă. Dacă nu are dreptate și tu iei apărarea, nu contează că ești nou sau vechi. Păi ce dreptate ai avut? Păi dacă are dreptate. Ce dreptate? Deci, crezi că dacă Patrick n-ar fi avut dreptate în subiect? Bă, vreau și eu să vă zic ceva. Nu, te întreb. Hai noi doi. Vorbesc eu cu Patrick. Sebastian, dracu, de să nu 5 ore grazi de mașină lăsat. Nu pune stopuri de astea, Robert, că dau oră. Ca să ne înțelegem. Da, corect. Ia stați un pic. Robert, dar momentul în care Francesca s-a certat cu Giuly, nouă fiind, noi toate am fost de partea Francescăi. Mi-ai citit gândurile, Giulia, bravo. Acolo mai bine ar fi. Acolo ți-a convenit sau nu ți-a convenit? Că nu înțeleg. Când a fost vorba de Patrick, nu-ți convine. Când a fost vorba de Francesca, ți-a convenit sau nu? Eu nu știu despre ce s-a petrecut, pentru că toată discuția pe care voi ați avut a fost acolo în casa fetei. Nu, a fost cu Giuly acolo lângă tine, pe canapea, pe conexiune cu doamna Andreea de față. Păi da, ați fost de partea ei. Ok, și ce vrei să spui cu asta? Eu asta voiam să punctez și eu acum, că nu m-ați lăsat să punctez aspectul ăsta. La un moment dat mi-am dat și eu seama puțin, Robert, vezi că e prima oară de când sunt în casă care îmi dau așa puțin cu părerea. Din punctul meu de vedere, ai demonstrat într-o gală în momentul în care voiai să votezi pe cineva și de fapt nu. Voiai să o votezi de fapt și să trebuie pe Francesca și după care ți-ai mutat votul la Giulia. Adică tu acolo ai jucat-o competițional din punctul meu de vedere. După care, nu știu ce, s-a întors înapoi la locul ei Francesca, Giulia s-a dus și a luat-o în brață pe Francesca. Haideți, fraților, că Francesca v-a băgat bățul prin gard și alea, v-a făcut ceartă în relație și a dat cu părerea, v-a jurat ce v-a făcut, ce nu v-a făcut și după aia v-a dus și ați luat-o în brațe. Ce ceartă am făcut eu în relația cu Sebastian? Dar n-are treabă ce zic. Adică nu înțeleg care-i de la început. Am trecut peste acea discuție și faptul că Robert a empatizat cu ea și n-a vrut să o voteze și că eu am luat-o în brațe. Înțeleg care este deranjul. Uite, vezi că am specificat Giuly la un moment dat în gală, că am fost deranjat de faptul că Francesca a început să plângă și voi ați început să râdeți. Dar eu, ca să fiu eu sincer și natural până la capăt, am votat-o pe Francesca. Puteam să mă iau și eu după el. Hai, domnule, ca să o dau bine la public, votez Giulia. Robert, femeia plânge și e afectată deja. Robert m-a văzut afectată, Sebastian, a empatizat cu mine și și-a schimbat votul. Votul lui a fost nul, el știa foarte bine. Și Sebastian a empatizat cu tine, Francesca. Cred că în întregul parcurs pe care Robert l-a avut aici și în afară și înăuntru a demonstrat că el chiar așa este și că nu face nimic pentru imaginea lui. Și nu contest faptul că Robert nu chiar așa este el, dar lăsați-mă puțin în pace că aveți și jocul emisiunii. Și eu vă zic de față, vă zic, acum se apropie finala, sfârșitul anului și eu vă dau așa direct. Aoleu! E bune, dar acolo nu m-am dus. Diferența dintre mine sau tu, Sebastian, sau alții care zic că mi-am schimbat votul este despre faptul că dacă eu am avut o discuție cu cineva nepotrivită, eu sunt capabil să accept și să las uitării trecutul. Corect. Și să fie bine față de voi care nu ați uitat niciodată că Robert, da, a intrat în gală, discuția era deja trecută peste toate cele. A intrat în gală cu votul Francesca, ai văzut-o că plânge. Eu am fost aproape sigur că ea pleacă acasă atunci. Păi și... Eu am fost aproape sigur că ea pleacă acasă. Eu fi fost milă de mine. Ce să zic? Noi în vestiar discutasem despre voturi. Cumva știam toți că mergem pe Francesca. Știți? Și atunci pare că... Acum eu fac o afirmație. Pare că noi lucrăm să votăm la modul că să votăm pe cine considerăm noi că nu are cunoaștere în casă. Exact. Bun, deci care deranjul că el nu a votat? Dintr-odată el iese din ecuație cu empatie. Păi și nu mai propune pe Francesca. Păi și care-i problema? Că nu am înțeles. Ok, atunci dacă am votat toți așa, aiurea, geniosă, nu vreau să vorbim. Nu e vorba de empatie. Stai un pic. Când a fost vorba de empatie, am ieșit trei băieți. Exact. Când a fost vorba de empatie și neasumare, am ieșit trei băieți în față. Scuze, pare rău. Deci noi mergem până la capăt cu votul ca să scoatem pe cine considerăm noi că nu trebuie să stea sau nu știu, pare aiurea ce zic. Și dintr-o dată un băiat empatizează. Da, ca și cum voi băieții răi. E clar că acel băiat e mai bine văzut, nu? Uite-te cum am picat eu, care, suntem de la Timișoara o alta, dar tocmai pentru că am vrut să merg cu strategia noastră a casei, nu? Că o propunem pe Francesca spre eliminare. Era încă o variantă Alexandra, dar se reapropia de Gagea și n-ar mai fi fost corect să o mai votez pe Alexandra. Și atunci am mers până și eu pe Francesca. Robert a empatizat, n-a mai votat. A câștigat acolo 100 de... Dar tu, Patrick, dacă te consideri un om corect și știi că nu ai greșit cu nimic, de ce acum încerci să induci chestia asta, cum că Robert ar fi empatizat cu mine, că tu ai picat nu știu cum, asta că ești un om corect și nu contează. Stai că mai am ceva de zis și cu asta mă încheia. Asta a zis Robert. Deci dacă Robert a făcut asta pentru public și ca să aibă o imagine bună, ce faceți voi pentru imagine și ca să dați bine la public? Ce facem? Răspundeți-vă singuri. Și cu asta am încheiat. Păi ce facem noi? Ce ți se pare că fac eu de ies bine, că eu sunt... Uitați-vă la voi și voi vorbiți despre alții. Păi ce facem, Giuly, pentru ei? Că oricum, întregul parcurs se vede cine ce face, așa că nu mai trebuie să scoateți voi la suprafață anumite lucruri sau să încercați să... Dar nu există să nu-mi permit să vorbesc ce simt acum. Cineva ca să vă ridicați voi, ca să fie modalitatea corectă. Dacă tu te consideri, Giuly, nu știu cine, eu nu am cum să tac dacă simt, să zic, chit că parcursul meu nu este... Păi da, voi ați început. Păi da, dar nimeni n-a început. Deci noi vorbeam... Voi v-ați luat de Robert din cauza faptului că nu v-a luat apărarea când a considerat că nu trebuie să facă asta. Nu am zis că nu trebuie, am doar să înțelegem. În momentul în care tu l-ai întrebat cât este de competitiv. Aici fiecare poate să își trăiască competiția cum vrea el, nu? Foarte corect. Bun, și atunci care este deranjul și care este problema? Dar nu e deranj, e dreptul meu să-mi întreb. Faptul că este prea bun, cred că asta vă deranjează. Din punctul tău de vedere este prea bun, Doamne ajută. Da, faptul că este prea bun. Foarte bine, bravo, dar de ce să nu întreb? Adică da, foarte bine să întreb. Întreabă-l liniștit. Eu doar întreb, mă Robert, asta când ai scos-o pe gură, cum ai gândit-o? Ca să știu, vrei să-mi răspunzi? Bine, nu, nu e nicio problemă. Mergem mai departe. Despre asta este vorba și asta am vrut să spun, că am vorbit de treaba asta cu Francesca, că au intervenit toți. La momentul respectiv, Francesca, da, înțeleg că e nouă, că e mică, nu știu, dar și ea s-a băgat în discuție, adică na, cumva și-a asumat să intre. Oarecum, și... eu nici nu puteam să dau un verdict acum dacă are, atunci, pe acea vreme când era discuția între voi doi, dacă are Francesca dreptate sau că tu ai dreptate. Era fix la început și efectiv... ați inhibat-o de orice, pentru că care fix la început, că discuția voastră a fost înainte. Robert, dar lasă că dacă ești inhibată și la început nu te bagi în discuții de genul, că eu știu cum eram eu la început. Nu te înscrii la emisiune de taci. Trebuie să-ți asumi. Trebuie să tac din gură, nu mai vreau să taci. Asta vrem, asta vrem, să nu taci, să vorbești, dar asta înseamnă că tu ești un adult, înseamnă că putem face conversații și înseamnă că putem vorbi. Asta mai lipsea. Vorbește Giulia, vorbește Patrick, Robi, Antoni. Păi am zis. Și Sebastian, că și Sebastian e alăturat. Am deslucit misterul. Cei care iau apărarea sunt deranjați de cine este drept. Și imparțial. Asta este iubirea. Nu știu ce vrea să se scoată în evidență acum, nu știu. Eu ți-am spus că asta, eu am simțit că asta urma să se întâmple oarecum. Pentru că câteodată sunt un deranj prin ceea ce spun eu. O să vin în fiecare zi aici și să-mi joc cartea cu Roberta, la fel cum o fac ei. Nu-mi dau cu părerea, îmi văd de relația mea cu ea. Care și așa mai, la... așa mai exact, nou, te bagi cu exact. Pot și eu să fac treburile astea, că văd ce face el. Dar nu pot, că nu sunt așa. Patrick, eu pot să port o discuție cu oricare dintre voi, doar că evident eu singură și încă alți 5 oameni. Cum pot să vorbesc eu cu 5 oameni deodată când tu spui ceva, Robi spune ceva, Antoni spune ceva, Rebecca spune ceva și Virginia spune ceva? Francesca, dar tu dacă reușești să gestionezi situațiile astea, poți să le pui în favoarea ta tot aici, poate fi pus în favoarea ta. Dar nu vreau să pun nimic în favoarea mea. E vorba că voi, echipa asta care v-ați făcut-o, care sunteți de foarte mult timp aici, săriți de fiecare dată unul pentru celălalt și noi, cei care suntem mai noi sau nu suntem așa prieteni unii cu ceilalți. Și crezi că dacă ai avea dreptate, crezi că dacă ai avea dreptate într-un conflict cu Patrick, noi tot pentru Patrick am sărit. Da, eu cred că de fiecare dată... Dar nu, dar știi ce e foarte interesant la tine? Că de fiecare dată când ai fost pusă la colț, ai venit cu jigniri despre care tu nu știi absolut nimic. Chestii care s-au întâmplat în trecut și te-ai uitat la emisiune și le-ai adus în gen, nu știu, cum ai făcut? Da, trebuie să spui pe cine am jignit eu odată, vreodată aici. Nu, dar uneori ai fost răutăcioasă. Ai declanșat la mai mulți concurenți așa o chestie să reacționeze și eram și eu în subiect și atunci aia vorbeam de Robert. Mi s-a părut că pe Robert l-a deranjat că ei îmi luau partea. Poate îmi luau partea, dar m-a deranjat că pe Robert l-a deranjat, că eu cu Robert mă înțeleg. Cumva, adică de ce te-ar deranja? Pe mine nu mă deranjează dacă sare Antoni sau Giuly sau orice. Nu mă deranjează. Dacă sare, sunt împreună, mă bucur pentru că respect pe el. De-aia mi s-a părut că l-a deranjat. Și de acolo a și venit întrebarea lui Patrick. Bă, dar mi se pare, oare ești competițional sau nu? Pentru că, având în vedere că tu erai cea atacată, da? Ca să-ți ia ție apărarea, îl punea pe Patrick mai jos, pentru că noi am luat lui Patrick. De fapt, nici nu am luat apărarea, sincer că nu mai știu ce ai zis tu. Ai declanșat un felul de a vorbi. Ați ținut pur și simplu cu dreptate, așa ziți, lăsați-i pe ei doi să vorbească, nu săriți toți, atât. Robert, ai zis că ai empatizat și ai zis că nu ți ură și lași lucrurile să treacă. Dar în urma conflictului ăla, dacă ai fi, nu mai știu ce, care au fost cu eliminare, fără eliminare, nu mai știu exact. Dar în urma conflictului Francescei cu Giuly, ai fi ca favorit al publicului. Votul tău ar fi mers către Francesca în momentul ăla. Nu. Nu te cred. Dacă el și în momentul de față suntem toți împotriva și el empatizează în continuare cu Francesca, acum ar putea să recunoască. Dar nu e nimeni împotriva Francesca, e Sebastian acum. Băi, fii atent, faci niște declarații și vorbești acum niște aspecte aici în casă, tu care gen nou... Noi oricum vedem realitatea, Robert, înțelegi? Nu, am apreciat. Nu știu cât o vedeți, asta e chestia, că nu știu cât o vedeți. Ba da, uite, îți spun. Așa că a ajuns să empatizezi cu Francesca. Din punctul meu de vedere, la cum a vorbit Francesca cu Giuly, adică... Robert, voiam să te întreb ceva. Nu cred că aș mai fi avut vreodată vreo discuție cu Francesca de genul, să empatizez cu ea. Adică, băi, mi-ai jignit femeia, nu mai am, ai plecat de la... Nu, chiar asta voiam și eu să spun, Sebastian. Tu așa ne demonstrezi că o arzi cumva competitiv. Păi și cu Roberta am avut discuții, noi să empatizez cu tine. Ia zi, Roberta, tu. Competitiv. Asta voiam și eu să spun, că am adus la un moment dat aici o chestie și am spus că... Giuly, poți să vorbesc? Da, dar doar vreau să-i răspund lui. Păi dar se chinuie, deci ce vreau să vorbească? Zi, Roberta. Când am adus ceva aici, am spus că am auzit că Francesca v-a jignit, am fost făcută mincinoasă, dar în gală s-a adeverit de fapt că așa a fost și că v-a jignit. Prevezi că Francesca mai devreme s-a contrazis iarăși, ai zis că n-ai jignit, n-ai făcut nimic niciodată, dar n-ai jignit aici în casă, dar ai jignit în exterior. I-am jurat chiar, nu i-a jignit. Dar la un moment dat i-am jurat pe amândoi. Nu, nu am înjurat. Nu am înjurat pe nimeni. Poate dacă am spus ce vrea și asta sau așa, e altceva. Nu am înjurat pe nimeni. Fetelor, că tot s-au adus înjurături ieri și așa. Hai cu curaj! Nu, bă, Antoni! Am spus afară, am spus și în casă. Asta nu ai spus în casă nimic, că eu când am adus subiectul aici... Bun, ok, dar nu înțeleg, dacă nu suntem deranjați eu și cu Robert, de ce sunteți deranjați voi? Dar de ce nu suntem deranjați? De ce suntem mai deranjați? Pentru că noi, dacă am fi făcut asta, ar fi luat casa foc aici. Cum de ce suntem deranjați? Depinde cine le face. Auzi, păi adevărat, depinde cine le face. Bun, Robert a demonstrat că nu poartă ranchiună și nu înțeleg care este deranjul vostru. Eu văd că toată lumea... oarecum este deranjată, că de ce el nu este deranjat și Giuly nu este deranjat. Eu sunt de părere că Robert și cu Giuly în casa asta nu-i mai interesează de absolut nimic de părerile celorlalți, doar de ei doi. Atâta tot. Ia să înjură, ia să înjură, Robi. Ia să facem un subiect atât de mare, de ce... Nu, Moldo, e vorba că eu vin și te înjur. Teodora nu e deranjată că te-am înjurat? Depinde cum gândești, depinde cum gândești. Exact, poți să zic și eu la rândul meu să te fac, să te bag sub presă, poți să fiu destul de matur, poți să fiu destul de matur să mă gândesc că fata asta poate are 20 de ani și a fost influențată și nu mă cobor la ceea ce a zis ea. Persoana ei nu am înjurat, dacă am înjurat, poate am înjurat, nu spun că nu, nu am înjurat-o pe ea nici o secundă, nu am înjurat pe nimeni în casa asta. O secundă, vreau... Vreau să zic decât atâta. De ce mi se pare nouă ciudat? Ce deranjuri mai aveți? Hai, ce deranjuri mai aveți? Că deschidem noi și gata. Hai să vedem, ce vă mai inventați? Eu încerc de detalezi aici. Nu pot să vorbești cu redacția. O să merg, vă rog? Nu mai vreau să am discuții subiectul ăsta. M-am luat și pe mine să mă duc la băieți, te rog, la Moldo. Robert, ești pe subiect, nu... Gagea, lasă un pic să discutăm. Deci nu te cred că nu ai un minim de deranj în tine, că Francesca a vorbit cum a vorbit de Giuly. Am avut maxim. Nu te cred că încă nu ai. Am avut maxim. Deci eu nu te cred. Dacă eu... Ai avut și... Nu l-ai avut maxim, am conștientizat. Ce? Că și-a dat seama că a greșit. Ce vei să țin toată viața ranchiună pe ea? Așa și în gală ți-ai schimbat votul. Da. Ca noi să-i votăm toți, mi-am schimbat votul pentru că a văzut că pleacă acasă și să vadă că nu am absolut nimic cu ea. Asta tot competițional poate fi interpretat. Antoni, către mine n-are rost să-mi spui nimic, te rog frumos, că nu vreau să-mi dau drumul la gură. De față cu... să zic ceva la adresa ta, că știi cât am vorbit în exterior și n-are rost ca acum, n-are rost să vorbim acum. Antoni, tot ce ți-am spus eu ai luat în seamă și acum vii aici că te-ai alăturat să-ți dai mie grele. Păi mie să-mi dai grele. Nu vin să-ți dau greu, dar pe mine m-ai dezamăgit, Robert, și ți-am zis cu ce. Bă, dezamăgitule, când toți băieții ăștia au zis oprește-te că nu-i frate tu să te dezamăgească. Când toți băieții ăștia au zis că tu... Bă, iar faci pe victima, tu te-o dezamăgi, Robert, pe tine. Dar tu ce te faci, Gagea? Bă, dacă îmi văd că ești așa fals... Bă, dar ce treabă ai tu cu Robert să te dezamăgească el pe tine, frate? Păi tu nu știi, tu nu știi că am vorbit cu el, dar hai că-ți dau... Hai că-ți dau, scriu să ai și tu niște subiecte. Lasă-mă subiectele, că tu le ai pe toate, stai liniștit. Nu mă bag în subiecte și să mă aștept că prietenii ăluia... Nu e apărarea, văzând că el are dreptate, din punctul lor de vedere. Îți asumi ce faci. Ideea e că mie nu mi se pare normal ca Robert să puncteze asta, având în vedere că... Și să puncteze în continuare că Francesca este nouă. Da, Francesca este nouă. Da, Francesca a avut conflict cu Giuly în care noi, 1, 2, 3, câte suntem, am fost pentru Francesca. Care e faza? Atunci nu mai era. Eu când ziceam eu fizic nu pot să vorbesc cu 5 oameni, să răspund la 5 oameni. Nu trebuie fizic, răspund la unul. Păi dar nici eu, fizic nici eu nu pot cu 5 persoane, sunt veche, sunt în prima zi. Dar sunt cine te-a atacat? Păi dar stai puțin. Să te atace pe tine 5 persoane. Bun, nu contează, dacă ar fi fizic, nici eu nu pot. Deci niciunul nu poate. Niciunul nu poate, dar mi-asum chestia asta. Pentru că eu puteam să pot o discuție cu Patrick, puteam să vorbesc cu tine, puteam să... Nu, Francesca, aici orice îmi spui tu mie, fizic nu poate niciunul, dar eu mi-a... Păi și vina mea că n-am pățit, îmi asum și crede-mă că poate am pățit. Zic cum eram eu la începutul sezonului 3 și aveam experiență. Mai, lasă, ideea e în felul următor, că eu dacă mă iau acum de X, îmi asum că poate să sară și restul, că sar sau că nu sar, e problema lor. Francesca, aici nu e vorba că ești nouă. Tu ai sărit direct pe Patrick, îți asumi o ceartă cu el și eventuale păreri de pe margine. Eu mi-asum o ceartă cu el. Pentru că tu te așteptai să fii ironică cu el, să-l faci stilist la Milano, Paris, Brad Pitt, tu emisiuni, faci freci canapelele și te așteptai să nu zică nimeni nimic. Nu mă așteptam ca el să tacă clar, dar nu mă așteptam să sară încă 5 oameni pe mine să nu pot să răspund. Uite, acum ți-ai dat seama că asta se întâmplă. Uite, să pot o discuție, că am avut o neînțelegere cu el. Eu cu el voiam să... Tu porți un monolog în continuare, nu pot să vorbesc, n-am vorbit deloc pe conexiune, tu nu poți porți un dialog, nu înțeleg. Nu mă cert acum cu tine. Atunci fă tu monologul, fă discursurile că le faci de seara acasă și poți să ți le spui. Măi, Francesca, ai probleme de... Nu știu, tu nu poți să porți o discuție. Uite, încerc să vorbesc calm cu tine și te ridici și pleci. Eu nu ți-am spus ție că ai niciun fel de problemă, așa că o să te rog să nu spui nici despre mine chestii de genul ăsta, Virginia. Vorbește Giulia, vorbește Patrick, Robi, Antoni. Păi am zis. Și Sebastian, că și Sebastian mi-a alăturat. Am deslucit misterul. Cei care iau apărarea sunt deranjați de cine este drept și imparțial. Asta este iubire. Nu știu ce vrea să se scoată în evidență acum, nu știu. Eu ți-am spus că asta, eu am simțit că asta urma să se întâmple oarecum. Pentru că câteodată sunt un deranj prin ceea ce spun eu. Pentru că eu sunt cu dreptatea. Dacă aș fi și eu în gașcă, ar merge. Uite la Sebastian. S-a certat cu Robert acum iară, din nou ține cu Robi. Nu are rost, bine, noi să fim bine și... Vai, dar ce bine îți stă, iubitul meu! Cum ești astăzi, dragostea? Foarte bine. Da? Da. Ce frumoasă ești. Acum sunt foarte bine. Și interesant că sunt mai mulți care au păreri și n-au fost în stare să spună. Nu știu de ce. Și acum, când s-a dat un pic alarma, au fost în stare. Uite, situația asta nu am cum să o explic la nimeni cu votul. Ok, Francesca ne-a făcut cu apă și cu oței, da? A fost. Francesca a conștientizat că a greșit. Eu trebuie să țin pe ea ură tot timpul și să nu uit că ea a făcut ceva atunci? Asta e o mentalitate sănătoasă? E sănătoasă asta? Nu. Uite, dacă eu nu sunt de acord cu părerea lor, se consideră că sunt fals. Nu, uite, a venit în emisiune, e mai impulsivă și ea a zis niște cuvinte nepotrivite și ce vrei să fac? Băi, eu peste 2 luni să zic, Francesca, tu m-ai înjurat atunci, eu nu te-am la suflet. Bă, da, uite. Păi ai demonstrat. A greșit și a cerut iertare. Și ce legătură are competiția cu asta? Că se dau bine. Eu ăsta sunt eu, pur și simplu. Exact. Dar ei știu, păi asta e deranjant, că ei știu de fapt cum ești tu și vin aici și îți aruncă ție perle de astea. Cum că tu faci ceva pentru competit, ca să dai bine. Și ei știu de fapt că tu așa ești în afară. Antoni să vină să-mi spună mie ceva aici, nu vine să cred. Deci nu, Antoni să vină să-mi spună mie ceva aici, cât în exterior, cât am stat și cât am vorbit cu el și câte i-am spus și ce se zică la Rebecca, cum se zică și așa mai departe. Lasă, iubitule, că fiecare el să... primește după fapta lui. Interesant. Nu mă interesează, iubire, până la urmă urmei, poți să vină în fiecare zi să vină, dar nu mai vorbesc nimic și gata. Eu am drumul meu, tu ai drumul tău, care până la urmă urmei sunt intersectate aceste drumuri și cam atât. Pot să vin în fiecare zi aici și să-mi joc cartea cu Roberta, la fel cum o fac ei. Nu-mi dau cu părerea, îmi văd de relația mea cu ea. Care și așa mai, la... așa mai exact, nou, te baci cu exact. Pot și eu să fac treburile astea, că văd ce face el. Dar nu pot, că nu sunt așa. Eu trebuie să mă expun și să spun fix, strict ceea ce simt. Eu nu mă coafez după publicul de acasă, frate. Eu de asta sunt deranjat, cum a zis ăsta, că dacă ar fi să facem, bă, dacă ar fi, păi și pe mine, la fel, dacă ar fi să facem strict ceea ce simțim aici, nu ar mai sta lucrurile așa în casă, spun sincer. Și aici nu mă refer că, vezi, domnule, m-aș combina eu cu altcineva sau să fac referire la ceva de gen, dar fiți voi, frate, fiți voi, adică pe bune. Că ești rău, da. Ești tu, frate, ăsta ești tu. Exact. Cum? Tu ești cum ești tu, frate. Da. Este iurea. Și uite, și Antoni acum vorbea, era îndreptat spre ei și s-au luat amândoi de mână și au plecat la grădină. Chisul și așa a început să râdă. Păi omul vorbea cu voi, frate. Te enervezi foarte mult. Mă ridic pentru că mi se pare că nu ajungem niciunde. Îmi place să port discuții unde nu ajungem la un numitor comun. E clar că tu ai o părere, eu am altă părere. Are sens să stăm să ne certăm pe aici? Asta nu mi se pare că are sens, după părerea mea. Frumusețea discuțiilor, să nu te cerți. Uite cum pe mine mă doare capul, eu mă enervez dacă nu se înțelege ceea ce vreau să spun. Nu e vorba că... de 300 de ori aceeași chestie nu se înțelege. Eu nu am să fac nerve. Nu e vorba că nu se înțelege, Francesca. E vorba că am altă părere. Și cum nici tu nu poți să-mi înțelegi pe a mea, nici eu nu pot pe a ta. Nu înseamnă că n-am capacitatea de a înțelege. Dar eu, uite, pot să port un dialog calm, tu să spui părerea, dar... Nu trebuie să ne înțelegem, dar nici nu trebuie să mi spui că am probleme. Mai Francesca, hai, lasă așa. Și acum Robert aduce argumentul că ea e concurentă nouă. Eu când am zis asta, când ea se ceta cu Giuly, nu e argument bun. Acum e argument bun. Doar pentru că noi am sărit, nici măcar n-am sărit. Pur și simplu am fost de acord cu Patrick. Când e în favoarea lor, e ok argument. Normal. E ok. E fix cum am zis. Aici, dacă ești concurent văzut bine toată lumea așa, dacă ești concurent care primește hate, bubuială. Bunici. Robert trebuie să-și asume chestia asta, că și el o face. Și el o face. Punct. I-a luat apărarea Francescăi, da? Normal că acum, după înjurături, nu poate să se schimbe așa. E normal. Și acum... Bă, Robert, dacă era în afară și o înjura una pe Giuly, așa, nici nu mai băga în seamă, Robert, pe persoana respectivă. Eu sunt curios dacă înjura unul dintre noi. Vorbește acum de iertare. De câte ori se enervează Francesca, de câte ori se enervează tot timpul. Și cum i-am zis lui Roberta, lasă că și tu ai văzut cum ai făcut atunci. Și ea nici nu era în casă. Dar i-am zis lui Francesca, vezi că era în casă. Și lui Giuly e la fel. Pe ce lume trăiești? Pe bune. Tu ai demonstrat oarecum cum ești. Acum nu înțeleg de ce vin și sunt deranjat de modul tău de a fi. Adică, dacă ăsta ești, care este deranjul? Eu știu care este deranjul până la urmă urmei, dar eu n-am cum să mă includ 100% în gașca lor. Mă includ până la un punct. Exact. Și să nu am relație aici, m-aș include tot până la un punct. Acțiunile lor aici în casă sunt foarte diferite față de acțiunile mele. Ei trebuie să facă ceva ca să rămână aici, să vorbească, să orice, pentru că nu au cuplu. Eu vorbesc, am și cuplu, eu am un echilibru în toate. Da. Eu n-am cum să fiu 100% de acord cu ei, pentru că ei, băi, hai să mergem până la fete, că am mai zis și asta, hai să mergem până la fete, hai să facem mișto. Eu n-am ce să fac acolo, n-aș face așa ceva niciodată, pentru că eu am iubită. Eu n-am cum să fiu 100% cu ei. Și uneori, când eu văd că părerea lui sau acțiunea lui, a unuia dintre ei, este greșită, pot să zic și eu că e greșită, nu? Păi și normal. Și ei, nu știu, probabil sunt deranjați că de ce o spun eu. Păi eu trebuie să fiu de acord aici cu orice. Cu orice să fiu eu de acord aici. Da, uite, Rebecca, nu-mi place comportamentul ei, nu-mi place atitudinea ei. Îi s-a asumat și eu o spun. Nu-mi place atitudinea cu tare. Mai sunt mai mulți aici. N-am cum să zic că fac totul bine, dacă mie nu-mi place, pur și simplu. Și nu am spus multe, niciodată n-am spus multe. Am spus puțin, așa, un semnal ca să-și dea seama că n-am o părere bună. Nu să jignesc exact. Sau să stau în coastele fiecăruia sau niciodată. Nu știu cu ce m-am pătat aici. Asta e situația, Evere. Da, nu ne interesează, lasă că noi suntem bine. Noi ne iubim. Treaba e bună. Robert s-a enervat iară, mi s-a părut iară, ai văzut în momentul ăla, iar s-a enervat, a avut moment de slăbiciune și mi-a zis: Antoni, nu mai vreau să vorbesc, că dacă mă apuc să vorbesc, că nu știu ce, că noi am discutat în afară. Bun, eu nu înțeleg, mă apuc să vorbesc, ea și vorbește. Nu, el a vrut să zică ceva că am discutat și am băgat la cap ceea ce mi-a zis el. Bă, eu bag la cap și de ce că am puterea să recunosc că am de învățat de la oricine aici. Da, el nu are de învățat de la niciunul dintre noi, aparent. Asta zic, așa, nu vin cu aroganță și pe mine. Bă, sfaturile voastre nu le aud. Dacă stăm să o luăm, să o coafum așa pe aici, vezi că pot și eu să le coafez. Vin și văd de Roberta în fiecare zi, tac din gură, îmi văd de relația mea și maca, nu mă interesează ce vorbiți voi. Dar uite că de când a venit și eu mi s-a părut că toată lumea evită subiectul Robert-Giuly. Iar nu părea voiau să-și dea cu părerea așa. Da, dar nu înțeleg de ce. Dacă omul, până la urmă, dacă a vrut el să voteze așa, acum i-a sărit în cap că de ce... Mie mi s-a părut un gest de empatie, sincer. Da, da, exact, la asta mă refer și eu. Mi s-a părut un gest de empatie. Acum ce trebuia să facă? Să nu vă... să zică, da, uite, empatizez cu tine, dar nu te votez tot pe tine. Dacă așa, de ce să procedeze? Ce-i rău în asta? Exact. Exact. Poate am plecat și eu de acasă cu un gând să votez în gală și m-am răzgândit, exact, știi? Exact. Tot poate pentru din cauza empatiei sau... Depinde mult de moment. Depinde exact. Sebastian zisă prea bine ce zisă cu votul. Sebastian oricum când le zice... Dacă ești real, îți asumi votul până la final, nu că început să plângă și o votarăm tot. Că nu e ca și cum putea să-i schimbe soarta Francescăi. Mi-am amintit cum a zis el atunci. M-a deranjat că a plâns. Da, așa e. Dacă Robert lua cecul și Francesca era în față și putea să o salveze, da, atunci putea să-i schimbe oarecum destinul. Dar faptul că el n-a votat-o, când toată casa a votat-o, n-a schimbat absolut nimic. Deci... Și după brusc a luat-o Giuly în brațe, n-am înțeles, pentru că până atunci nu avea nicio treabă cu ea. Asta mi s-a părut și mie. Deci noi am plâns, n-a fost în multe situații și n-a venit Giuly la noi așa. Da, Francesca, vino și stai cu noi la masă, că nu are nimeni nimic cu tine, nu? Eu că nu are nimeni nimic, vreau să stau aici. Chiar că să... Nu știu, să stai cu noi. Să porți un dialog calm, fără să te enervezi și să te încarci singură și să faci mai mult rău. Exact. Vino, stai cu noi. Eu cu Giuly, ca să știți, deci a venit să mă ia în brațe. Eu cu Giuly din afară tot vorbeam, dar în emisiune nu am stat foarte mult să vorbim neapărat. Din afară tot vorbeam. Ea îmi zicea că să-mi acord timp, că știți că eu voiam să plec, să-mi acord timp, să mai stau, să nu plec, o să regret, că e o experiență și așa mai departe. Și foarte mult m-a încurajat în afară, pentru că eu eram la pământ în perioada aia. Probabil de aia s-a bucurat, că și când eram în față îmi tot făcea semne că o să mă întorc înapoi, că nu vrea să plec, că na. Acum, eu nu știu cum o luați voi, eu am simțit-o sinceră pe Giuly. Noi n-am zis că Giuly nu e sinceră, n-a zis absolut nimeni chestia asta. Noi am zis doar că nu am înțeles de unde apropierea asta, în condițiile în care ați avut Dida mai cearta pe aici, unul, și doi la mână, noi n-am observat nicio apropiere între voi două. Că ați avut afară, ok, ne pare rău, n-am știut, că n-am stat cu voi 24 din 24, dar aici... Vorbim pe fapte și pe ce a fost. Tu te-ai consumat foarte mult pe cearta cu Giuly și Robert și văd că s-a uitat chestia asta. E normal să ne pară puțin suspect. Da, chiar așa e, nu neg, m-am consumat, într-adevăr, m-a deranjat foarte tare în momentul ăla. Am avut un moment în care nu agream absolut deloc pe Giuly. Și, da, ulterior, evident, mi-a trecut. Cred că tuturor de aici vă trece supărarea unii pe ceilalți, că doar conviețuim, nu știu... E foarte greu să stai supărat pe cineva aici, având în vedere că ne vedem în fiecare zi. Că până la urmă și Virginia s-a certat cu Giulia și până la urmă s-a remediat situația. Și voi două v-a certat la un moment dat, Roberta și Alexandra, și s-a remediat situația. De-aia zic, până la urmă și în familie te cer. Ne-am vorbit pe la spate, nu ne-am certat. Nu ne-am certat. Nu ne-am vorbit de rău. Și am spus-o. La noi nu se compară. Îmi deranj. Nu. Și oricum, situația mea cu ele nu se compară, că dacă vorbim, vorbim, dar nu ne-am prietenit, nu ne-am dus într-o altă zonă. Și oricum, una e să te înțelegi, să nu te mai ceri și una e să fii așa la cataramă. Nu a zis nimeni că, domne, de ce sunteți voi prietene? Foarte bine, adică e mult spus, ca să spuneam bun, doar că a fost ciudat aici, probabil pentru unii, pentru că voi v-ați certat și apoi într-o dată a fost apropierea asta și a părut dubios. Prietene, e mult spus, că asta vorbeam și cu Virginia ieri, doar că nu... există prietenie aici, exact cum a spus Robert, poate să existe un început de prietenie în afară, să ieșim, să treacă mai mult timp și da, să păstrăm legătura și să ajungem să fim prieteni. Dar poate exista și aici, mai gândiți așa. Poate exista și aici. Dacă îți dorești un om lângă tine și un prieten, poți să ți-l formezi de aici. Și există. Ce vorbiți voi? Ascultă-mă, Robert nu e băiat. Dar dacă eu mă deranja, de ce? N-a zis nimeni că e rău. Bă, nu am zis că e băiat rău, dar el a avut foarte multe deranjuri aici în casă, care dacă ar fi fost în afară și le-ar fi exprimat altfel, 100% bag mâna în foc. El nu își mai lua el control, nu mai ardea așa și nu mai vorbea așa. Eu am zis asta din a doua săptămână, scuze. Hai să mai spun o chestie. A zis că 10% și-a exprimat din ofurile lui. Înseamnă că te crede o persoană oribilă, frate. Oribilă. Înseamnă că are o părere extrem de proastă despre tine. S-a referit că ar fi avut foarte multe ocazii să spună despre Patrick și n-a făcut-o. Da, înseamnă că are o părere foarte proastă despre el, dacă atât de puțin a spus despre el, 10%. Nu se pare că Robert are momente de aroganță? Și uite, acum nu i-am zis niciodată nimica, deci mă jur, și acum i-am zis ceva și deja l-a luat pe Antoni. A mutat focusul de pe mine pe Antoni și s-a enervat și s-a schimbat atitudinea. Da, pe mine s-a enervat acum. Fiți voi, fraților, fiți voi. Știți ce-mi pare mie rău acum, nu? Că apar pe TV. Amândoi. S-a enervat rău acum. Pe ecran. Giulia, oricum apar pe TV, e favoritul publicului. Da, dar cât vorbești mai mult, cu atât te cunoaște. Deci de la faza din gală, pe mine m-a supărat rău. A zis că stai, Iulia, că frate, dar cum o arzi așa? Când m-a votat pe mine, eu mi-am dat seama la secundă că el și-a schimbat votul. A și zis de fapt că și-a schimbat votul și mi-am dat seama că voia tot pe Francesca să o voteze, dar ca să nu pice și el de bad boy că o votează tot pe ea, cu toate că plânge și bla bla, m-a votat pe mine. Păi, dacă știți că ăsta e motivul, de ce mai stați să deslușiți? Ce vrei, Marciu? Ce vrei? Asta îi zic și eu de o oră. Dacă știi că ăsta e motivul, nu poți să ne lași te plictisești. Nu mă plictisez, mă. Nu mai ai voce, nu mai chinui. Dar dacă știi că ăsta e motivul. Dar subiectul tău care a fost 2 luni de zile, care-i faza? Voi l-ați făcut, nu eu. Și tu inclusiv. Voi l-ați comentat. Și plângeai pe aici. Ar trebui să zici mersi, că tu ai fost principalul. Lenuța, mă las să merg la Roberta, te rog. Tu ai fost principalul. Ăștia toți te-au ținut cu tine. Ce oameni nerecunoscători. Și el cu noi. Exact. Ce zici, nerecunoscător? Da, da. De ce să-ți fiu recunoscător? Ai dat în mine 3 luni și o săptămână e bine. În tine sau în Alexandra? Asta da, în tine. Bă, dar nu da nimeni cu tine, tot au ținut cu tine de aici. Știu, bă, dar glumeam cu ea. Așa mă supără cu competiție și cu toate și cu... Aș face o demonstrație, numai așa, ca să vadă cum îs eu cu adevărat. Că aș putea să fac o demonstrație asta, că sunt capabil. Știu deja. Eu aș putea să fac o demonstrație înainte să se termine colonele zile, să plec și să vadă că nu mă interesa, că eu premiul l-am luat. Dar... nu știu. Îs cuvinte mari, dar... fiecare face cum consideră, iubita mea, nu știu. Dar încep să mă supăr așa, că văd că se schimbă situațiile pe aici. Nu mai sunt subiecte. Bă, Robert ăsta, deta lui, n-am avut treabă cu el. Hai să-l mai pisolăm un pic și pe Robert, dar cu mine nu merge. Punct. Pe mine poți să-mi zică oricine, orice. Oricum, meritul pe care tu... eu drumul nu mi-l schimb. Modul meu de a gândi, felul meu de a fi nu se schimbă. Și pot să vină oricine de aici să-mi dea mie sfaturi sau ceva, că nu le iau în seamă, pentru că nimeni nu e la nivelul la care eu cred că ar trebui să fii. Ok, fac ceva de greșit și vine doamna Andreea, mă ia aici, acum l-a luat pe Sebastian. Dacă femeia îmi zice ceva, doamna Andreea, băi, a trecut prin viață, are inteligență, ok, ascult un sfat, că îmi zice, măi, trebuie să mă gândesc de 2 ori. Dar dacă vine Antoni să-mi zică ce să fac, păi... poate că mă gândesc, măi, oare e bine, nu-i bine? Dar un sfat așa care să zică, vezi că așa trebuie să faci, niciodată. Tu cum ești cu fetele? Bine. Da? Te înțelegi cu ele? Te înțelegi mai bine? Mă înțelegem ok. Da? Știi că eu n-am treabă. Ești om cu mine, sunt om cu tine, știi? Da. Cu Giulia? Bine. Ești bine? Contează mult, cum ai zis și tu, să te împotrivești cu altă energie, la început era altfel. La început, mă refer că era tensiunea aia continuă, așa. Am început noi doi să interacționăm. Da. Da. Și nu veneai, să zic așa, cu o fânăcere. Da, da. Simțeai tensiunea. Dacă intram pe platou, deja schimbau lucrurile, nu știu, era tensiunea aia în aer. Eu am spus de la început că nu cred în prietenie aici. la modul... Eu nu te-am crezut așa sufletistă pe tine la început. Deci ești pentru că eu îi spuneam că e prietena mea și a zicea, eu nu sunt prietena cu ea. Să nu mai dezgropi și atunci peste. Dar pe bune, ești foarte sufletistă. Da, chiar sunt. N-aș fi zis. Chiar sunt, dar este o greșeală și nu o să mai fiu. Nu știu. Nu e bine să te arăți așa. Ești un om foarte bun. Zici că îți dai bani înainte să începem. Așa să zic orul meu. Da, pe bune, dar eu nu credeam asta la început, că ne-am și certat, au și fost chestii. Da, au fost la început. Și cu voi chiar au fost. Este un om foarte bun. E doar rea de gură. Asta, da, n-au noia nimeni. Mi-asum, știu. Dar asta e tot un fel de a mă proteja, de fapt. Noi să știi că te înțelegem. Majoritatea trecem prin asta. Și te chiar susținem. Nu mai vorbi numele meu. Uite, vezi, te trimiseră, că mă lăudaș prea mult. Ce se întâmplă? Mă las aici. Tu ești aici. Te pupa. Să-l urmărești pe Sebi. O să zic tot ce face. Te rog. I-a arătat Robului Casia în comentariile pe care le-a apreciat? Nu. Nu le-a arătat? Nu. Dar când s-a întâmplat asta, frate? Le știe, mă. Când s-a întâmplat asta? Cum să nu? Nu sunt apreciate toate. Așa, câteva alea care sunt. Băi, când s-a întâmplat treaba asta? Eu am văzut acum o săptămână. Vrei cafea, că s-a pregătit acolo. Nu m-a interesat. Problema lui, frate. Dar cum am zis, nu vreau nici eu să vorbiți de Casian, frate. De ce vorbiți de Francesca? Nu? De ce să se oprească subiectul Francesca? Nu e tot ceva vorbit în afară? E tot ceva vorbit în afară, nu? Și Casian tot în afară le face. Giuly cu Robert. Ei mereu vor să se încheie subiectul, nu am înțeles niciodată chestia asta. Dacă vrea un subiect să țină 5 luni de zile, 5 luni de zile o să țină, că vreau eu să întreb în fiecare zi același lucru. Am văzut că s-a dus un pic subiectul într-o zonă nepotrivită. Mi-am pus un pic fermarul la gură, l-am lăsat un pic. N-are rău să mai... să dau curs la ce? Eu știu cum sunt, tu știi cum ești. Eu nu trebuie să demonstrez nimănui cum sunt eu. Până la urmă, oamenii și ție. Că tu mă iubești și tu vezi cum sunt eu cu adevărat. Îți demonstrez ție iubirea în fiecare zi. Pentru că trebuie, pentru că simt, pentru că vreau. Dar altcuiva cui să-i demonstrez? Că ce? Eu trebuie să știu cine sunt. Nu altcineva. Dacă vrea să vadă altcineva cum sunt, să vadă. Dacă nu... Fiecare suntem responsabili de viața noastră. Nu altcineva e responsabil de viața noastră. Hei, ce faci? Hei, ce faci? Cine ești? Cine sunt eu? Da. Bă, dar ce frumoasă ești astăzi. Și ieri? Ieri ai fost mai așa. Bine, încercat? Ai fost mai rea. Ce faci? Bine. Ai venit la mine? Da. Da? Și ce faci la mine? Îți declar iubirea. Lasă tu iubirea. De ce? Ce faci, doamna Alexandra? Ce ai vrut să zici? Doamna Gagea, dar m-am răzgândit. De ce? Așa. Giuly, trebuie... Giuly! Dar de ce te răzgândești așa repede în privința mea? Nu, mai fac și-o de-astea. Giuly! Trebuie să pleci. Dar tu știai că Robi mai are sentimente pentru Virginia. Bag mâna în foc. Și care e problema, mă? A fost femeia mea. Doar tu ai considerat asta o problemă, nimeni n-a considerat o problemă. Dar nici nu am considerat o problemă. Doar că nu ai acceptat, aparent. Ok, și uite că accept care problemă. Vreau să plec să fie fericită cu Patrick. Bun. Cine sunt eu să mă pun în calea fericirilor? Da. Dacă rămân aici și o văd în fiecare zi, mai rămân întreg. După tot circul pe care l-ai făcut, cu siguranță aici... Patrick o să-și dea voie să facă ce simte. Okay, după tot circul făcut de tine. Spai bine. Hai, nu face fața asta, așa că parcă ești tare dezamăgită. Nu, dar nu vreau să întrebe. Să ce? Să înceapă iar subiecte. Da, poți să înceapă, bine. Du-te și pune-te să dormi. Pa! Uite, și în discuția pe care a avut-o băieții pe conexiune, că au văzut că tu iar luași personal, de fapt, chestia care v-au băieții să o sublinieze nu era că ar fi vrut cineva ca Robert să te voteze pe tine. Tu ai luat-o ca și cum, măi, băi, de ce vrea să mă voteze tot pe mine? Nu, acolo băieții încercau să sublinieze faptul că oricum tu ai fi fost scoasă în față. Dacă Robert chiar a vrut să te voteze tot pe tine, faptul că și-a schimbat votul pe ultima 100 de metri, oricum nu schimba nimic. Asta încercau băieții să zică. Nu, băi, votează-o pe Francesca de data viitoare, că nu ăsta era interesul, vezi? Și tu 100% și acolo luași personal, că de ce? Da, așa am luat-o inițial, mă gândeam că de ce îi se reproșează faptul că nu m-a votat. Așa am luat-o. Da, dar vreau să vă zic că eu personal, din prisma, în momentul în care eram atunci așa, eu chiar am apreciat foarte mult că el nu m-a votat pe mine. Adică pentru mine a contat că el și Casian, că și Casianie, nu m-au votat. Adică Casian a votat-o pe Alexandra și el pe Giulia. Da, Casian a avut din start varianta asta, ei de-aia ziceau alte chestii. Pe mine nu mă interesează subiectul ăsta. Dacă ai idee, într-adevăr, nu era vorba despre tine acolo. Niciun sens, putea fi oricine în locul tău. Da. Oricine altcineva. Ce se întâmplă dincolo? Nu știu, am stat cu Robert. Gata, gata. Discuțiile cu tine în contradictoriu mă fac să nu mai îmi doresc nimic. Gata, punct. Ce vei, mă? Nu mai am chef să port discuții cu tine în contradictoriu, că nu ajung la niciun consens. Cât oi vrea eu să... Bune, cât oi vrea eu să... Dar parcă nu mai e fix cum era odată. Nu știu de ce. V-ați acum despărțire? Nu. Hai să-mi spui ceva. Aguderi și negreste. Nu, frate, dar parcă nu mai e ca în trecut, nu știu. Adică să fie focul ăla mereu, să fie flacăra aia. Acum eu... Dacă ar fi să mă leg de fiecare chestie, și sunt sigură că cine știe ce mi-ai vizit pe live-uri, și n-ai făcut doar unul. Au fost mai multe? Nu știu, au fost live-uri. Dacă ar fi să mă leg de orice chestie, avem un exemplu concret. Pentru mine TikTok-ul nu e ceva serios, scurt. E să-ți pierzi timpul și Având în vedere că avem un exemplu concret, Sebastian și Roberta care se certau constant în trecut pe tema asta. Și noi nu trebuie să facem ca ei. Repet, eu nu vreau. Dacă vreau, ies acum pe TikTok și spun ce vreau. Nu vreau să... îmi umplu memoria cu așa ceva. Păi nu-ți umple, nu-ți memoria. Sau să zic cu fiecare chestie. Avem un exemplu de așa nu. Nu e ok să aducem online în discuție. Asta era ideea finală. Mamă, dar ce-i cu flaxurile azi de amore? Hai, stai acolo și ascultă discuția. Gata, scuze. Vezi că mă enervezi. Da, mă, dar nu mai sfăd astea. Deci, pe bune, sunt... Problem nu mi place mie. Jur că nu-mi plac. Deci, în exemplu de asta, nu. Bine. Dar poți să-mi continui ideea, că plec! Cum să pleci? Dar tot timpul faci așa! Ce-am făcut? Sunt într-o discuție, mă oprești ca să-mi spui exact ca și cu Dei, tu nu mai iau tricoul ăsta, că nu-mi stă bine. Păi dacă asta-mi bine, ce vrei? Dar te concentrezi pe subiectul nostru. Bine. Dar spui că de ce nu ești atent? De ce nu, chiar nu te interesează deloc? Viața mea nu mai ridica tonul, că-ți puși cu o venă în cap. Liniștește-te. M-a interesat și ți-am spus faptul... Ce te-a interesat? Ce Sebastian și Roberta așa nu? Dar ce, frate, mai am 5 ani să mă... Vai de mine ce ai zis pe live și așa. Pentru mine alea sunt niște, nu știu cum să spun. Tocmai de asta nu fac. N-am eu treabă că faci tu să nu... N-am eu treabă că faci tu, că nu faci. N-am o treabă. Sunt deranjate fetele. O să ții cont pe viitor și în... Păi am și spus asta. Plus de asta sunt deranjate eu după aia fetele. De ce ești tu deranjată? Eu nu înțeleg deranjul tău când pe TikTok știi că se fac provocări, se fac chestii mai ieșite din comun. Dar nu referitor la fetele din casă. Gata. Fac la altele de pe stradă sau ce? Da. Băi, nu mi-au spus fetele, mi-au atras atenția. Acum nu o să mai fac asta pe viitor. Ai prins-o? Dar nu, că mamă, ce ești tu deranjată? Lasă-mă, frate, cu deranjurile tale astea de... Acum care chiar nu... Ce? Băi, deci mă enervezi? Acum mi-ai spus că de ce nu-s deranjată, acum am spus că ești deranjată. Păi nu, în primul rând, nu știam de ce comportamentul tău e așa. Bă, se abține. Dar nu prea păreai că te abții, nu știu. Se abține, nu vrea să ne mai certăm, nu știam, de-aia zic, te întreb. Sunt deranjată. Nu mai vreau să pun preț pe asta. A, ok, nu mai fac și gata. Moldo! Deci ai să mă cu aia. Noi avem două zare. Păi... una pentru fiecare. Da, dar nu aveam. Pa, fetelor! Am. Nu aveam așa înainte. Cum nu? Nu, era un magnet de la normal. Păi, acum sunt două? Ce fel e, da. Poate-ți mai revii și tu până mâine măcar. Mama mea. M-am emoționat, nu știu ce am făcut. Hai că măcar ai mai râs și tu. Te-ai lovit? Nu, dar m-am speriat. E grijă, da. M-am emoționat, am zis. Da, cred că... M-am lovit puțin, sincer, da. Vezi, poate îți revii. Hai, te pup. Dacă răci, să știi că nu-i vina mea. Și uite ce s-a întâmplat de aici. Da, tot se agață de aia. Deci am mișcat asta cu totul. În primul rând, nu știam de ce comportamentul tău e așa. Bă, se abține. Dar nu prea păreai că te abții, nu știu. Se abține, nu vrea să ne mai certăm, nu știam. De-aia zic, te întreb. Sunt deranjată, nu mai vreau să pun preț pe asta. Ok, nu mai fă și gata. Deci ești deranjată, dar nici nu mai vrei să deschizi subiectul ăsta. Nu mai fă, nu mai fă. Ca să continuăm mult, da. Până la urmă e TikTok și... Până la urmă e TikTok care poate să-ți distrugă relația, punct. Și ce? Ia auzi, mă. Poate să-ți distrugă TikTok-ul relația. Păi da, frate, dacă eu stau cu o femeie care stă în TikTok și ajungem să ne distrugem relația, mai bine nu mai stau lângă ea. De acolo demonstrezi dacă îmi demonstrezi, frate. Ție-ți place să intru eu live să vorbesc de nu știu cine din casă, de exemplu, nu știu, de Sebastian, de oricare altul. Da, poți să intri, pentru că nu așa fac. E. Nu. Păi dar nu faci tu, dar asta nu înseamnă că eu n-am voie să fac sau nu trebuie. Gata. Discuțiile cu tine în contradictoriu mă fac să nu mai îmi doresc nimic. Gata, punct. Dacă comentez prea mult, că nu încetez, cum e bine cu tine, că nu mai înțeleg nimic? Păi nu, frate, cum? Băi, Alexandra, eu astăzi... Tu n-ai venit bine. Fii atentă, astăzi... Ieri. N-am dormit. Nu ceri. Astăzi n-am dormit. Lasă-mă pe mine în pace cu... Ce n-ai dormit? Azi e marți. Și ieri m-a enervat groaznic. Ia uite-mi s-a găsit ea să... Ok? Da, ok. Oprim, oricum l-am oprit. Dar nici nu vreau să mai deschidem. Asta e faină, cu vanile și lămâie. Ceva special. Specialty. Era să că nu-i Robert aici. Mi-am pus în asta eu. Să-mi pun două. Să nu le încurcăm, astea ta. Sunt atât de supărate. Pe tine te doare la bască. Gata? Știu. Ce zici? Nimic. Tu? Arde? Am venit să-ți aduc ceva. Uite cum arde. Fix așa m-am cerut la camere. Să văd dacă mă lasă, dar nu m-a lăsat. Și nu mi-a adus nimic? Și ce a adus? O brățară. Mi-a adus o brățară? Dar nu pot să scot. L-au schimbat. Știu. Aici. Da, uite că merge. Niciun. O mai ai pe cealaltă la mână? Ia am vezi. O pun tot aici? Păi eu așa le port. Aveți meci? Ce? Aveți meci? La fel. Dar nu pot să strâng. Giuly, ești supărată? Băi, da, nu pot să cred că eu... Poate o rup. E prea mare pentru tine, cred că asta. Ce mi-e ciudă. Văd că încerci așa ușor să deții iar controlul, deci te avertizezi. De fapt, nici nu te mai avertizezi. Când văd că ai luat-o iară, ai luat-o așa parătură să deții tu controlul. Nu trebuie să ne amenințăm. Păi nu te ameninți, dar spun că după și aia... Și eu pot să spun, dacă faci chestii care să mă deranjeze mult, o să punem punct. Ce rost are să zic asta? Niciun sens. Păi nu, n-are niciun sens, într-adevăr. Nu văd la ce ai spune tu. Hai să ne oprim cu asta. Nu, dar ți-am atras atenția, că tu nu... Nu ne atragem atenția cu chestii de genul. Ba da, uite, dacă vreau să-ți atrag atenția, acum care e problema? Și ne amenințăm așa în fiecare zi. Vezi că dacă faci 7 lați, vezi dacă ne despărțim, vezi că dacă... Da. Fiecare zi să fie așa. Da, băi, lasă-mă că am și eu o perioadă, lasă-mă în pace. Vino să stau un pic așa pe tine. Păi și cât trebuie să fac ce perioada asta? Că nu-s făcută. Ce nu-i făcută, mă? Pentru acceptarea sute de perioade pe an. Lasă, pune-te și tu aici, ca lumea, stau și eu un pic relax. Ah. Chiar aveam nevoie de puțină liniște. Noi. Ce? Cu tine niciodată. Voi când sunteți lăsați în pace prea mult, vă place. Dacă își dau cu părerea 2-3 persoane, sunteți foarte deranjați. Și Robert se contrazice puțin, se bate cu pumnul în piept, că dacă se zice ceva adevărat, el ia adevărul în brațe. Păi și atunci de ce își deranja când lumea își dă cu părerea? Nu e vorba despre asta. Dar despre ce e vorba, Giuly? Că s-au spus niște lucruri. În fine, nu vreau să mă mai bag în discuțiile voastre, dar zic așa, și mie mi s-a părut ciudat faptele ale voastre în gal atunci. Când tu ai luat în brațe pe Francesca, știind bine că te-a înjurat, și eu cum îl cunosc pe Robert în afară, dacă te-ar fi înjurat una în afară, îți spun eu că Robert n-ar mai fi... Păi, dar tu vezi ce se întâmplă în casă? Robert nu ar mai fi fost de acord dacă să vorbești în continuare. Eu știu că ție ți se pare... ciudat sau ți se pare ireal ca cineva să treacă peste o discuție sau peste un... Nu mi se pare ireal. Nu mi se pare ireal. Ok, am înțeles. De acord că ești o femeie destul de matură și vezi poate puțin mai mult față decât văd eu și că poți accepta să ierți pe cineva mai rapid. Și atunci care-i deranjul? Dacă eu am trecut peste discuția pe care am avut-o. Mi s-a părut mie așa foarte ciudat că ați fost competiționale acolo. Ok, asta e părerea ta. Ok, mergem mai departe. Dacă vrem să jucăm de televizor, ți-are că pot să joc și eu cu Roberta de televizor. Eram toți așa și nu mai era nimeni intuit, nimeni așa, nimeni așa. Bun, atunci asta e părerea voastră, că noi și eu și cu Robert suntem de televizor. Ok, nu, uite, vezi ce spun și ce înțelegi tu. Asta ai spus, Sebastian. În primul rând, toată lumea știe că Robert le dă subtil. Și, cum să spun, nici nu vrea să fie în cârdășie cu toată lumea. Adică dacă toată lumea are o părere, el vrea să deviețe puțin. Ai spus că dacă toți ar fi... Am zis că te simt deranjată de faptul că am ajuns să-mi dau cu părerea de voi. Deci în acel moment tu crezi că noi am făcut, eu am luat-o în brațe ca să dau bine la public. Dacă fi așa, eu îmi retrag cuvintele, asta e fix părerea mea. Asta nu înseamnă că mă cer cu voi sau cu tine sau să port ură sau răncună pe aici. Păi eu îți spun că îți accept părerea. Toate chestiile astea se duc din cauza reproșului, că ai fost la nuntă, că de ce ai făcut poză cu cântăreața, că de ce. Nu, tu ai impresia că eu sau tu ți-ai dorit să tac, să nu spun nimic. Nu, să taci, dar să mă lași și eu, frate, în viața mea. Ce să spun? Dar crezi că vrea prea multă atenție? Uneori da, exagerează. Vrea toată atenția? Da. Și să fie totul asupra ei? Da. Te simți neglijată? Simt că nu-i oferă atenție, nu oferă deloc. Oh, deloc. Dacă vrem să jucăm de televizor, ți-are că pot să joc și eu cu Roberta de televizor. Eram toți așa și nu mai era nimeni intuit, nimeni așa, nimeni așa. Bun, atunci asta e părerea voastră, că noi și eu și cu Robert suntem de televizor. Ok, nu, uite, vezi ce spun și ce înțelegi tu. Asta ai spus, Sebastian. În primul rând, toată lumea știe că Robert le dă subtil. Și, cum să spun, nici nu vrea să fie în cârdășie cu toată lumea. Adică dacă toată lumea are o părere, el vrea să deviețe puțin. Ai spus că dacă toți ar fi... Am zis că te simt deranjată de faptul că am ajuns să-mi dau cu părerea de voi. Deci în acel moment tu crezi că noi am făcut, eu am luat-o în brațe ca să dau bine la public. Dacă fi așa, eu îmi retrag cuvintele, asta e fix părerea mea. Asta nu înseamnă că mă cer cu voi sau cu tine sau să port ură sau răncună pe aici. Păi eu îți spun că îți accept părerea. toate chestiile astea se duc din cauza reproșului, că ai fost la nuntă, că de ce ai făcut poză cu cântăreața, că de ce. Nu, tu ai impresia că eu, sau tu ți-ai dorit să tac, să nu spun nimic. Nu, să taci, dar să mă lași și frate în viața mea. Ce să spun? Dar crezi că vrea prea multă atenție? Uneori da, exagerează. Vrea toată atenția? Da. Și să fie totul asupra ei? Da. Te simți neglijată? Simt că nu-i oferă atenție, nu oferă deloc. Deloc? Deloc. Câte lucruri au mai fost puse pe aici prin casă și l-am simțit deranjat pe Robert. Și nu s-a expus cum mă expun eu, că eu nu pot să țin în mine, eu ăsta sunt. Eu mi-asum ce zic și ce fac la televizor. Că dacă vreau să fiu competițional, vin și văd de treaba mea cu Roberta, nu vă bag în seamă, nu mă bag în subiectul și știu să-mi fac cărțile. Pa, la revedere. Dar eu nu pot. De ce? Dacă mă zgrie și văd ce aud la ureche... votul față de Francesca, că Francesca deja plângea, dar ai zis să o duci pe la capăt. Dacă asta a fost decizia ta, până la final. Chiar așa a fost. Păi aia zic. Da, uite, dar empatiza cu ea, nu e nimic greșit. Că nu zice... Noi nu zicem că trebuie să voteze pe ea. E vorba de... a făcut ceva greșit. Dar de ce a făcut fix atunci? Exact. Nu știu, poate și... Nu e ca și cum schimba cu ceva. Din toate lucrurile pe care Robert le-a făcut, printre care ăsta, deduci că Robert ar fi făcut asta ca să dea bine. Da. Și pe toate celelalte pe care Robert le face, le-ai uitat. Sau toate lucrurile pe care le fac ceilalți ca să dea bine, nu le bagi în seamă, Sebastian. Auzi, de când sunt eu în casă, i-am zis vreodată lui Robert să-ți iei ceva? Nu. Nu. Păi și atunci de ce vorbești așa? Mi se pare că e deranjată. Păi cum vorbești, Sebastian? Nu ți se pare logic ce spun eu acum? Păi nu, mi se pare acum că mă e urât și nu-mi place. Păi cum te-ai urât? Nu, îți deranja de faptul că în viziunea mea am văzut că atunci ați fost puțin competitiv. Ok, în acel moment. Dar atunci acum să nu vorbim în general. Acum ai spus că Robert a făcut numai fapte bune și nu știu, eu îl respect foarte mult. Am spus că din toate lucrurile pe care Robert le-a făcut... Are un caracter de nota 2000. Dar mie îmi place aici să se mai zică și lucrurilor pe nume. Că dacă vrem să jucăm de televizor, ți-are că pot să joc și eu cu Roberta de televizor. Eram toți așa și nu mai era nimeni așa. Bun, atunci asta e părerea voastră, că noi și eu și cu Robert suntem de televizor. Ok, uite, vezi ce spun și ce înțelegi tu. Asta ai spus, Sebastian. Cu Francesca, discuțiile astea, nu știu, mi se pare că degeaba se deschid niște subiecte care, nu știu, mă depășesc pe mine. Mi se pare că deschide niște subiecte care tot e afectată că se pune accent pe ele. În primul rând, toată lumea știe că Robert le dă subtil. Și, cum să spun... nici nu vrea să fie în cârdășie cu toată lumea. Adică dacă toată lumea are o părere, el vrea să deviețe puțin. Știi? S-a adeverit faptul că eu cu Robert atunci am spus că am auzit o discuție referitor în ce a discutat cu fetele ceva de Giuly, doar că n-am auzit exact subiectul. Și fix așa s-a dat de gol în gală, că chiar a discutat de Giuly. Bruschi nu mai sunt deranjați. Păi și care-i motivul? Ca să nu dea nașpa la public, că se ia și ei de ea, că toată lumea se ia de ea, dar eu personal nu m-am luat niciodată. În fine, a sărit toată lumea pe Francesca pentru că și-a sărit calul. Și a spus că, vai, Patrick, că ești vechi, știi cum se... și tot e afectată. Știi cu ce se mănâncă emisiunea. Păi stai, bă, că e vorba de comportamentul lui. A, că are experiență și e atent la anumite subtilități, altceva. Am zis ce am zis? Ce? Ai zis că să-i dau contul meu de Instagram și am zis că putea să fie cont la comun, dar n-a vrut. Aaa, bă, obiceiurile alea, băi, eu vă dădeam bloc. Vă dădeam bloc direct. Robi, bărbatul lui Giulia și cu un descriere, nu mai sunt cu Giulia de 30 de zile, dar am 60 de zile și nu pot să schimb numele. Da. Știi cum a făcut ăla? Robi, bărbatul lui Giulia, Giulia, femeia lui Robi. Zi, prințesă. Ce să mai zic? Zici că spun casca asta pe cap. Eu împrumut de la Antoni, n-am nevoie de... Cuplu fatal cu capa. Noi suntem aia, efectiv... Noi suntem ale nimenea. Fără relație, nu ne iubește nimeni, cei mai înjurați de pe internet. Vrei să te meni că așa suntem. Roscoi, noi suntem cei mai înjurați. Julita? Da, și asta e, că și asta l-au luat. Da. Păi dacă omul zice o femeie frustrată, e o femeie urâtă, nu-i normal. Asta am discutat până acum. A fost un subînțeles acolo, n-a fost... Bă, frate, dacă a făcut-o cu cap, omul e șmecher. Stai puțin, vorbesc serios. Dacă a dat-o intenționat ca să genereze followers. Eu nu cred că s-a referit la urât fizic. N-a fost subînțelesul ăsta. Sub contextul ăsta, nu? Nu, frate, gândește-te, devine la tine o femeie frustrată că nu e și relația cu tine. Merge la următorul, se poartă urât cu el din experiențele pe care le-a avut. Am să fim pe bună. Ai spus că dacă toți ar fi... Am zis că te simt deranjată de faptul că am ajuns să-mi dau cu părerea de voi, fix eu, care asta n-aș fi făcut niciodată. Mi-am dat cu părerea strict pe subiectul Francesca. Acolo mi s-a părut mie ceva, mi-a scârțit mie, nu mi-a plăcut situația în momentul actual. Da, exact. Deci în acel moment tu crezi că noi am făcut, eu am luat-o în brațe ca să dau bine la public. Așa eu retrag cuvintele, asta e fix părerea mea. Asta nu înseamnă că mă cer cu voi sau cu tine sau să port ură sau rănchună pe aici. Păi eu îți spun că îți accept părerea. Cine se ceartă? Eu îți accept părerea. Faptul că tu crezi... deranjat în momentul în care mi-ai spus că vezi că acum scoți în evidență ceva ce Robert ar fi făcut competitiv și până acum lucrurile bune pe care le-a făcut aici în casă nu le mai vezi. Eu văd absolut tot ce se întâmplă aici. Asta înseamnă că dacă surât, asta nu înseamnă că ești și prost câteodată. Că asta i-a zis și la băie. Asta e vorba lui mamaia. Păi bun, dacă aici, dacă am fi fost toți la fel, să fi avut curaj să vorbească toți așa cum trebuie vorbit aici în casă, îți spun că n-ar mai fi fost cupluri, n-ar mai fi fost liniște, n-ar mai fi fost absolut nimic. Am înțeles. E bune acum. Accept părerea ta și ok, asta e părerea ta. Că noi am făcut ce am făcut ca să dăm bine la public. În scandaluri, în certuri, în cum e aici contextul, voi reușiți să fiți echilibru. Să fiți într-un echilibru. Dar au mai fost momente în care ți s-au părut Robert și Giuly competiționari? Nu, doar atunci. Doar atunci? Doar atunci, da. Atâta mi s-a părut, am zis că, băi, dar ce face ăsta acum? Că noi am vorbit în vestiar, adică știam că mergem toți pe Francesca. Deodată, hop, te-ai schimbat. Bun, accept, Sebastian. Tu crezi că în acel moment Robert cu votul și eu cu faptul că am luat-o în brațe, am jucat competitiv. Și spui că a fost... Bravo, sunteți șmecheri, frate, aveți de câștigat, dacă puteți... Bun, ok, asta e părerea ta. Nu pot, eu așa sunt eu, dacă trece ceva pe la ureche de măzgârie... Mi-mi explodează vena la cap dacă nu... Ok, bun, mergem mai departe. Asta e părerea ta, Sebastian. Asta este părerea ta. Gata, am încheiat subiectul, e bine așa cum e, Doamne ajută să vă țină... Sunteți mișto, nu sunt ironic, ți-am zis... Bravo vouă, dacă voi aveți abilitatea asta de a vă ține relația într-un echilibru aici în casă, nota 2000, n-am ce să vă zic. Păi vino, frate, ești mecheră, vino aici, Robi, vreau să te cuceresc, că îmi place de tine maxim. E, păi eu nu am venit în casa băieților de 2 luni. Nu am venit de mult, de mult nu am mai venit în casa băieților. Păi dacă Casian și toată lumea spune că nu e genul lor. Bine, mă, dacă și-au ea personal și care-i problema, frate? Da, poate, uite, în ziua de astăzi, da, probabil noi căutăm alt fizic la o femeie. Ok, poate fata nu se simte bine. Păi de ce trebuie să... Trebuie să se demoralizeze? Într-adevăr e fată, e mai sensibilă. E mai sensibilă că e fată, dar ce vrei acum, frate? Păi, nu știu, poate e diferită ca și caracter și nu se simte bine venind aici. Lasă-mă caracterul, primoară e fizicul. Dacă îți place de cineva fizic, după caracterul. Și mie nu mi-a plăcut de tine fizic, caracterul nu mi-a plăcut niciodată. Și acum începe să-mi placă, dacă ești tu mai liniștită, mai... Înainte, nu avea rost. Tu trebuie să ai ultimul cuvânt, tu trebuie să nu știu ce. Și dacă eu nu sunt ok sau dacă tu nu ești ok, eu nu o să fiu ok. Da, adevărat. Ca idee. Adevărat. Pentru că eu eram foarte ok, de-abia așteptam momentul când se va difuza date-ul și tu în momentul date-ului ai stricat orice se putea strica. E clar că e... Păi și ce vrei să fac eu acum? Nimic. Te-am înțeles, ok, sunt reacțiile tale, sentimentele tale, ce ai trăit, ce erai tu stresat cu telefonul, cu ok. Eu n-am mai fost ok automat eu. Puteam să controlez chestia asta? Nu. Dacă eu nu mă simt acum bine, am o stare, nu știu, poate n-am chef să te iau în braț, n-am chef să fac nu știu ce. Înseamnă că nu mă iubești. Pentru că nu mă simt eu ok, automat, starea ta nu e foarte bună pentru că preluăm. Dacă o făcea cu intenția aia, ieșea. Păcat că nu a ieșit. Înțelegi? 3.000 de urmăritori. Da, dar nu e rău să încerci. A încerca nu e greșit. Face de 5 ani și... Lasă-mă cu de-astea, Patrick. Deci dacă ai făcut asta ca să generezi haos la comentarii, să-ți propulseze videoclipul și apoi să faci valori și își creier. Dacă ai dat rateu că ai gafat-o, nu ești șmecher. Eu nu cred că ai gafat-o. Cum nu? Cum nu? Uită-te de când sunt clipurile și câți urmăritori are. Omule, că mă enervezi! Pe bune, acum când faci o chestie de asta, îți bube contul instant. Instant! Nu există 3000 de urmăritori și tu vrei să faci clickbait. Știi de ce, Giulia? Că poate conținutul e făcut ca la carte, să zici așa, dar nu este... Păi da, pentru că se vorbește din cărți. N-a fost viralizat. Dar ce ai la ochi? Ciocolată, ce ai? Nu știu. Dar ți-ai băgat curmul. Știi care e chestia? Nu e ceva original, să zic așa. Bine, hai, lăsați. Nu contează, asta e o schemă bună, băi, și dacă... Pentru că mai sunt pe piață cu chestiile astea. Nu știu, să vezi ce fac de seară, ce TikTok-uri pun. De ce nu le-au căpărat? Dar nu e ceva nou. NPC mai există, ideile astea există, există psihologie, există catering, există provocări, toți facem, frate, aceleași chestii, este mai de persoană. Ce simți că poți să faci? Ce crezi că poți să faci? Să mă duc să mă plimb în degete? Nu, să fiu diferit, nu pe bune. Ceva nu o prinde și asta a fost la adresa Giuly, că a zis că bă, are videoclipuri nu știu care. Deci în primul rând, ca să aduci ceva nou acum pe piață, acum cum e arhi plină, trebuie să fii creier maxim, să aduci ceva nou care nu mai e pe piață. Corect. Sau să rupi America în două, eventual fără să dai în femei, tu ca și bărbat. Toate chestiile astea se duc din cauza reproșului, că ai fost la nuntă, că de ce ai făcut poză cu cântăreața, că de ce, că de ce, că de ce. Nu, tu ai impresia că eu, sau tu ți-ai dori să tac, să nu spun nimic. Nu, să taci, dar să mă lași și frate în viața mea. Și ce să spun? Băi, omule, de ce nu m-am simțit mai rău cu un preajma nimănui în viața asta? Deci mă fac să mă simt, deci mă doare capul, mă simt groaznic. Normal că te simți groaznic, pentru că tot ce am spus eu, într-o oarecare măsură sunt niște adevăruri și tu nu poți să le primești. Am venit să mă cert. Primește și hai să ne comportăm ca oamenii. Nu... Notează tu asta. Hai. Ce să notezi, frate? Lasă-mă că m-ați mai nebunit cu a ta atenție, atâta... Zici că ești copil mic. Voi doi cum sunteți? Mă tratează cu spatele, nu știu. Cum? Ești prea departe de mine. Cu scaunul așa. Îmi lași asta? Să ți-o dau. Dacă am luat două la fel, ce să fac cu ele? Mulțumesc. Dacă vrei să mă duc să ți-o fac mai mică, da? Păi nu, știu. Eu, ce faci? Cum ești cu Moldo? Foarte bine. Băia ceaiul cu lingurița. Nu, frige rău. Era galben la față când s-a întors din camera roșie. Zici că l-ai maltratat. Sinceră să fiu, era foarte emoționat. I-am zis, uite bă, vezi ce înseamnă să fii într-un context de genul, să trăiești ceva unic, că dacă erați afară și îți dădea brățara, poate erați într-un restaurant și n-ar mai fi fost la fel, știi? Da. Mi-a zis că dimineață la dans ți-a spus că, băi, n-am văzut-o pe Teodora niciodată așa... Da. I-a fost frică să-i fie. Cu planul de acasă... Că venisem entuziasmat, nu știu, când te-am văzut leșinată, ce se întâmplă. Da, suntem foarte bine. Surprinzător de bine. Ce faci, Robert? Bine, tu? Ne eviți? Nu. Nu? Mie așa mi s-a părut, eu i-am zis Giuly așa. Când te-am evitat? De ce să te evităm, mă? Ce treaba? Tu crezi că eu așa, zapă de ploaie? Nu, a fost un moment când... Nu vrei zapă de ploaie? Deci îl tratezi pe Antoni cu o aroganță în tine. E singurul, nu zic că ești arogantă, dar pe Antoni îl tratezi cu o chestie. Da, Antoni m-a supărat. Băi, dai-o în joseală, omul vorbește cu tine. O ia pe Giuly de... Îi se umflau venele pe aici și Robert... Hai, dar ce vrei să fie vorbeam? L-a lăsat în aer. Dar nu decât odată, de mai multe ori. Știi care chestia doar odată? Ce voiai să fac? Să dau curs discuție sau să mă duc să mă bucur de timpul acela când mă bucur cu femeia mea? Am timp cu iubita mea, discutăm după. Și tu niciodată nu lași discuțiile în aer. Te cunosc, Robert. Cu tine, da. Mereu. Bun. Mereu te las așa, cu gura găscată, gen vorbesc singur. Dar după ce se termină îți spun, că după aia zici că nu știu cum. O să-mi spui și aici, eu vorbesc foarte... Hai zi, că-s curioasă și eu. Măi, Antoni, cât am discutat eu cu tine? Foarte mult. Ok. Am fost om rău cu tine? Nu. Dar nu-i vorba de om rău, de ce punct ați pe asta? Un pic. Nu, vezi că eu nu-s Giuly și dacă vreau să vorbesc, mie nu-mi pui stop. Nu mă te rog frumos, că nu știi. Eu am fost om rău cu tine. Nu ai fost om rău cu mine, dar acum... Nici eu nu știu ce discuții au avut ei. Dar acum vii aici să mă pui pe mine la colț. Cu anumite întrebări la care știi că tu, la întrebările pe care tu mi le pui mie, eu ți-am dat ție răspunsul în exterior la multe. Pentru că... Și ai ținut cont de asta. Pentru că, știi de ce? ți s-a adresat o întrebare pe care eu ți-am adresat-o în exterior și mie în exterior mi-ai răspuns cumva și aici ai răspuns al comunicii. Tu ai fost strict deranjat de faptul că ai zis că le fac intenționat și eu am zis că da, asta te deranja pe tine. Da, le faci intenționat. Vezi că mi-a zis și mie treaba asta, că ți-a pus o întrebare afară, ai răspuns cumva și aici ai răspuns altcumva. Pentru că tu puteai, fain frumos, să faci în felul următor, să amâni orice fel de discuție. Ai înțeles ce vreau să zic? Bun. Nu că ai fi fals, că puteai să amâni. Nu știu ce să zic. Nu știu ce o să fie pe viitor, posibil. Dar tu ai venit oricum de acasă cu o stare. Vrei să punem punct acum sau ce? Nu înțeleg. Dar n-am venit cu nicio stare, frate. Ce tot bați în astea? Ce tot bați? Ce le tot zici? Dar nu zic. Am zis ceva? Simt că nu mai ai făcut. Băi, dar am zis că, uite, ieri și astăzi ce a fost? N-am fost eu ok. Asta a fost ieri și astăzi. Băi, ok. Când o să fim ok, o să zic, da, mă, e foc. Dar nu știu cum o să fie pe viitor, dacă o să țină. Că dacă tu aduci tot timpul chestiile astea, nu o să țină, eu zic de acum. Eu aduc tot timpul. Dacă le menționez tot timpul, nu o să țină. Dar ce-am menționat eu? Că tu de ieri ai început. Ce-am menționat eu? Nu, ai menționat ieri și azi. Dacă tu continui să le menționezi, nici nu o să țină. Îți zic sigur. Ce să menționezi, femeie? Ce să menționezi? Că nu-i foc, că nu știu ce, astăzi, acum ți-am spus-o prima oară. Acum, pe această canapea ți-am spus-o prima oară. Da, și tu ai început de ieri cu un nunta, oricum de bătut bați în ceva, se vede clar. Nu bat în nimic. Nu bat în nimic. Dar pur și simplu, e ceva care nu e la locul lui, ce vrei. Păi stăm să ne mințim, să-ți declar aici dragostea eternă și de fapt poate nu e așa. Hai să fim sinceri. Dar asta nu înseamnă, frate, că nu mai vreau să fiu cu tine sau nu mai sunt anumite chestii. Asta înseamnă că trebuie să ne înțelegem pentru că fiecare om trece prin stări. Da. Ok. Și tu mă înțelegi că eu am nevoie să spun chestiile astea? Uite, că așa le simt. Tu dacă ai auzit proastă, nu pot să vin la tine să zic... Ești foarte... Nu știu, nu mai simt focul ăla dintre noi ca la început și mi se pare că... Nu pot să vin să-ți arăt chestiile alea în situația în care tu nu ești vină. Eu am spus chestia asta ca... Cumva să ne stimuleze. Păi nu, că ne stimulăm când suntem fericiți. Da, uite, acum eu sunt ok. Nu sunt ok. Uite, discuția asta nu mă face să mă simt confortabil. Vrei în continuare să avem discuții de genul? Că putem să le avem. Se duc într-o zonă în care nu o să mai avem nimic. Vrei asta? Veni singur. Da, pe cine vrei să te aduc? Nu mie, așa îți mai muncea pe aici. Că la băieți sunt două fete. La băieți Giuly. Și Alexandra. Da. Fina, așa. N-am gustat. Dar nu miroase a vanilie, credeam că e cu vanilie. Tovarășa ei de breaslă. Nu mai deschideți azi, miros. Da, este. Să vă țină. O să ne țină. Băi, mă asculți? Știi de ce nu ți-e confortabil? Pentru că și tu simți chestia asta, că nu mai e ce trebuie. Ba, da, e. Nu sunt eu ok acum. Nu ai vrea să accepti adevărul acum, nu știu. Total greșit. Și era n-a ce-ai spus. Nu sunt eu ok și dacă eu nu sunt ok, eu nu pot să mă deschid să fiu ok și față de tine. Cam despre asta e vorba. Păi și eu ce ar trebui să fac să fii tu tot timpul ok? Că am mers la o nuntă, la vărul meu. Păi și tu ai început ieri cu subiecte și m-am enervat, îți dai seama, adică stai. Și cum ai fost ieri după ce ai avut discuția cu mine? Cum am fost? Te întreb, că n-am fost aici, n-am o cameră pe lângă Lenuța să văd ce faci. Am fost ok, dar tu erai aia care ți-ai... Ai auzit la un moment dat, spre finalul discuției ieri cu doamna Andreea, când spunea că este o vreme, la un moment dat, când o să rămânem doar noi doi, situația dacă am fi noi doi și familia pe care o formăm noi doi, adică copiii doi, conștient de asta. Și atât. Nu și atât. Vezi? Atunci... Deja îmi exclud familia și eu nu vreau. Dar pot să formulez altfel. Bine. La un moment dat ajungi să fii doar soția copiii care au mai multă prioritate decât membrii familiei. Au prioritate maximă. Sau o dai altfel, dar nu doar soția... Restul, mă sună frate meu, păi stai că-s cu soția, n-am chef de tine. Ok, am eu probleme... La modul ăsta o dai tu. Eu am probleme foarte mari și foarte grave în exprimare și scuze, tu mulțumesc că tot timpul mă completez. Am exprimat eu greșit. Nu fi ironică tu acum. Scuze. Nu fi ironică acum. E esențial la înțeles. Dacă la înțeles, din până trebuie să spui da. și atât. Las că știu cum vrei tu să o dai, mă. Mă, Alexandra. Mă, Alexandra. Măi, Alexandra, că n-are rost. N-are rost. Păi normal că nu poți să iei adevărul. Că tu vrei să fie ca tine. Tu vrei toată atenția asupra ta, ceea ce e imposibil. Casian. Ce zici de Casian? Care e părerea ta de Casian? Cum e el în afară? A, ești colegul de cameră, fapt. Ia. Nu prea stau cu el, sincer. Nu? Că nu ne intersectăm, nu. Asta se vorbea și în partea cealaltă acum. De comentarii, de ce content face el pe TikTok și... Vai, ce reclame i-ați făcut. Ce situații, frate, în casă aici, pe bune, în fiecare zi, fel și fel de răsturnări de situații, să zic așa. Treci palpitant. Da. La voi e mai multă agitație dincolo. Ce ți-am zis, Antoni? În momentul în care te simți tensionat și așa, nu da curs unei la o ceartă. Încearcă să vorbești cu Rebecca mai scurt, că intrați în niște detalii unde nu vă mai scoate nimeni, nici tu, și ești încărcat și așa mai departe. Eu mi-am asumat, ți-am zis, am venit și am zis, bă, a fost circ, am făcut circ, dar n-am făcut-o într-un mod intenționat și asta am discutat cu tine și știa asta. Dar cât de frumos puteai, măi, Rebecca, uite, vezi, uite unde se duce discuția noastră, atâtea acuzații ne dăm și așa mai departe. Hai să o lăsăm moartă și gata, nu ne înțelegem, gata. Am fost lipsit de luciditate din cauza faptului că am avut sentimente profunde. Luciditate? Ce-ai mă vrut de la... Te-ai uitat la Casian pe vloguri, nu? Și a folosit cuvântul ăsta, asta a plăcut și ție, este? Luciditate. Bă, băiatul nostru. Am dreptate oricum acum. Antoni, dar stai un pic că până... Acum face Maradona, dar Antoni, lasă Maradona și scheme de-astea. Ideea e că oricum suntem cu toții diferiți, ok? Un sfat, ok? O chestie, dar... Patrick. Nu poți să aplici neapărat. Suntem diferiți, dar eu atunci, acum cu ce zice Robert, i-am dat dreptate. Bă, puteam să gestionez situațiile astea mai bine. Da, cu toții ne gândim după 15 ani și din exterior e simplu să zici asta. Asta am încercat să-i spun și acum cu luciditatea de a început Robert să plângă pe aici. Dar ce ți-am spus, Antoni? Lucidicice. Că noi, dacă vorbim așa la rece, noi doi, vorbim într-un fel și ne stabilim niște principii, da? Dar tu ca om, când ești implicat emoțional, e mult mai greu. Teoria pică un pic atunci. Și atunci trebuie să știi cum să te gestionezi în momentul când tu ești implicat emoțional. Frate, știi de ce pică teoria? Știi de ce pică teoria? Pentru că nu te aștepți ca persoana cu care vorbești să-ți zică niște chestii. Și atunci pică și îți pierzi și tu din chestii. Păi și dacă ea mă jignește pe mine, stai puțin, frate, că nu merge așa. Nu. Ba da, nu, așa gândești tu. Pe mine dacă mă jigne cineva, băi, uite, îți surprins. Într-adevăr, îți surprins. Chiar sunt curioasă cum ai reacționat, Robert, dacă putem să facem un test? Faceți. Lenuța. Tu cu Robi cum ești, Sebastian? V-ați mai revenit? Eu cu Robi? Dar n-am avut nimic niciodată. N-avem treabă. Nu te-ai deranjat deloc? Nici ce a spus el zilele trecute de prieteni? Dacă n-am fost deranjat? Da, am vorbit cu el, am zis, termin-o cu prostiile că ți ajunge. Și ce a zis? A fost la nervi sau? A zis că într-adevăr o dată urât, s-a văzut și pe material, mi-a zis și în gală să nu mai mă cer cu ea și să o las așa, că da, nu. Am înțeles cumva. Dar ție cu Antoni ce nu ți-a zis? Nu discutăm. Ce? Că nu vreau, nu-mi place situația, nu înțeleg, dar o las așa. Tu, Francesca, așezi băiat nou, nu? Da. Să sperăm că nu plec de aici până vine băiatul nou. Dacă plec, asta înseamnă că mă așteaptă cineva pe afară, fiind băiatul meu pe afară. Da. Taximetrișul. Cine știe? Dar nu merg cu taxi de la aeroport până acasă, că vin ai mei mereu să mă ia. Atunci, clar, nu întâlnești. A zis Giulia că v-ați reglat acum situația. Da. Noi suntem colegi de cameră, mi se pare și normal. Nu vreau să stau în tensiune în cameră. Bine, nu vreau să stau în tensiune cu nimeni de aici, sincer, că nu-mi place și nu mă simt bine să știu că... Dar de ce râzi? Bogdan, primele două săptămâni când am dat cu el, am crezut că l-arunc pe geam. De ce? Aleu! Bogdan! Nu vă înțelegeați în cameră sau... Deci când am auzit că trebuie să mă mut, i-am zis, fii atent că mă mut, dar eu nu car nici măcar un papuc. Îmi car toate hainele și tot, că mi-am făcut în cameră, ca acasă. Mi-am cumpărat din ăla de pus haine. Așa. Înțelegi? Adică mi-am pus ordonat totul. Când am văzut că abia le-am aranjat și trebuie să mă mut, fai, mamă, ce nervi m-au luat. Așa sunteți. Nu, Robert. Păi nu, că ar trebui să te jignească cineva. Eu nu am cuvinte de jignire la adresa ta momentan. Nu, chiar nu am la adresa lui Robert. În general, da, nu credeam că zice la adresa ta. Nu, nu era vorba de Robert, gen... Să-l jignesc așa și sunt curioasă la adresa mea, Giulia. La a ta numai cuvinte jignitoare, injurii și tot ce vrei tu, tot ce mai urât pe planetă. A scăpat vreo unul. Nu, da, un neamăr. Nu atâta timp cât eu știu cine sunt. Mame, tați. Păi dacă mă mai lăs afectat și de ce vine din exterior. Ok, dacă îmi spune un om care are un statut și are ceva... Stai că iarăși ne faci pe noi să fim ultimii proști. Păi noi toți suntem același. Ai dat-o rău cu exemplu. Din punctul meu de vedere, uite, din punctul meu de vedere... Nu vă fac proști. Din punctul meu de vedere, nu sunteți niciunul de aici la nivelul la care eu vreau să fiu. Păi nu e vorba de... Păi poate nici tu la nivelul la care noi vrem să fim, dar noi... Da, da, noi nu te... lucruri diferit. Dar nu e vorba de asta, Robert. Să zici că noi ce învățate la un om... Toți suntem într-o fel anume. Suntem, corect. Cred că nici tu nu ești la nivelul la care vrei să fii, nu? Corect. De aia spui că ai nevoie de oameni, adică alegi oamenii de la un om care poate să-i dea un cuvânt și cuvântul ăla contează, frate. Tu înțelegi ce am să zic? Da, Robi, ideea este că odată ce vii aici, ne vezi pe toți cum suntem și bla bla bla, tu în momentul în care vrei să ai ce învățat de la un om, te duci să stai în compania acelui om. Dacă tu pe noi ne consideri ultimii, așa nu mai stai cu noi. Robi, dar vreau să te întreb ceva. Tu crezi că e ceva de învățat de la Gagea? Așa e dată pe conexiune. Nu că fii atent aici. Uite, spun acum. Nu crezi că e ceva de învățat de la fiecare în parte de aici? De la fiecare om ai ce să înveți. Eu consider că nu am. Eu și de la tine am ceva de învățat. Eu am ceva de învățat. Dar nici eu chiar, nici eu n-am de la toți. În fine, trecutul. A plecat imediat după gală? Nu. Dar părul rău că a plecat. Da. Da, n-ai scapat. Păi sincer, acum mai degrabă mai rămâne Bogdan decât să fi venit Casian. Părerea mea. Da, da. N-am ce să vorbesc cu el, frate. Adică n-am o părere proastă despre el, doar că nu suntem pe aceeași lungime de undă. Eu îi zic ceva, el înțelege altceva, el îmi zice mie altceva. Casian e pe o undă, noi suntem pe plajă, ceva de genul. Da, nu știu. E un băiat mișto așa, adică e curat, e ordonat, e... Am observat treburile astea, dar nu ne înțelege, n-am ce să vorbesc cu el, ce să vorbesc cu el. Nici nu prea ne întâlnim, sincer, adică... El are tabieturile lui, care, uite, mie nu-mi se par normale, adică, și văd așa ceva diferit... Ce, aia cu salteaua? Prost. Ce cu salteaua? Ce cu salteaua? M-a povestit în gală, nu știu. Da, are o saltea din asta cu țep și, nu știu, de terapie, de... Care sunt cu țep? Da, mă, da, măi. Nu cred. Și ce face cu ea? Și se pune pe ea? Cu ace din alea, nu știi? Da. Ba, știu. Și se pune pe ea? El chine vocile. A dormit într-o seară cu burta pe ea. Vezi cum s-a trezit. Doamne, a stat eu 10 minute și mi-a intrat alea în spate. Și nu mai puteam să adorm după aia, că mă usura spate. E de terapie. Da. Sunt persoane în casă care nu mă interesează absolut deloc. Bun, nu te la modul efectiv, orice scot din gură, nu mă interesează. Nu cred că aș avea de învățat ceva de Alexandra. E situația lui Gagea cu Alexandra. Cum ce ai văzut greșit la Gagea? Bă, Gagea a făcut greșit așa și înveți din treaba aia, înveți din experiențele celorlalți. Ai ceva de învățat de la fiecare. Înveți din situațiile fiecare. Înveți din greșelile și din... De la oricine ai ceva de învățat. Chiar și de la cineva care tu crezi că poate că nu. Exact, asta ziceam. Poate că acea persoană este pusă într-o situație în care tu n-ai fost niciodată. Și tu din exterior vezi mult mai simplu lucrurile. Și ai de învățat, măi, dacă voi fi vreodată într-o astfel de situație, eu știu cum să proședezi acolo. Deci ai ceva ce să înveți. Păi și atunci tu de ce n-ai ce învăța de la noi? Păi în momentul când vin jigniri și chestii din astea care eu nu consider că sunt adevărate, nu am ce să învăț. Păi ai de învățat că așa, nu? Da, dar nu te jigni nimeni, mă. Poate că da, poate că nu. Fiecare avem o... Dar nu te jigni nimeni, frate. Nu e vorba de jigniri. El acum eram la relația Antoni și ce? Și-mi place cum vorbești de mor de el. Cine? Poate că da, poate că nu. Da. Uite, astea mie, de exemplu, mi se par ironii și fake-uri, sincer. De ce? Chestiile astea. Ai înțeles că se plictisește de mai are o săptămână și pleacă. Fake-urile astea mă invidiază. Mai are o săptămână și pleacă. Cu cine să-și petreacă timp? Se demodează. Ra-ta-ta-ta-ta-ta. Nu mai vreau nimic. Nimic nu mai vrei? Nu. Păi? Poți să încetezi. Să nu ne mai contram. Nu mai vreau nimic. Nu am nevoie de nici de toată atenția, nici de un sfert din atenție, nici de jumate. Nu mai am nevoie de nimic. Bravo. Perfect. Dacă ai gândirea asta, să nu fii tot timpul fiartă. Vreau atenție, vreau doar bărbatul lângă mine, doar mie să-mi dea atenție. Când e vorba de tu, ca iubită, dai seama că toată atenția e spre tine, nu și la alta. Dar cumva eu mă uit pe mine, mă las pe mine să dau ție toată atenția, ai înțeles? Asta a fost un defect al tău și o chestie care ne-a dus la despărțire în afară. Lucrul ăsta vine la pachet cu posesivitatea. Și pachetul tău? Dar nu ești... Vezi, nu ești pregătită să accepti chestiile astea. Ești. Doar că nu vezi că nu te-am întrebat de 3 ori, una după alta, cum te simți, și deja... Că nu însemn nimic pentru tine, că nu m-ai întrebat. Nu, nici măcar de 2 ori. Păi nu, am spus-o, nici nu te-am întrebat de 3 ori una după alta. Adică n-am ajuns să te întreb, că de-aia te-ai supărat. Vezi cum o înțelegi? Uite, pe viitor, dacă mai vrei să funcționăm, nu vrei tu să avem total altfel de discuții, pentru că pe mine discuțiile astea mă vine... Așa mă indispun. Ce fac? Le las în aer? Eu n-am înțeles cum a fost, că mi-ai explicat tu, dar cred că eram prea... De live-ul cu Gagea și cu o seară la un date de noapte. Așa își puneai întrebări. Da, mă, nu mai știu, nu vreau să zic greșit. Dar a fost vorba de asta, nu mai știu cum a fost formulată întrebarea. Gagea a zis sau Casian? Gagea îl întreba pe Casian. Ce întrebări? Vă puneți voi întrebări pe live-uri, ai avea un date cu X. Eu n-am pus. Da, Rebecca. Păi era vorba doar într-o relație, nu știu ce. Ce parte a corpului îți place cel mai mult? Da. Nu știu ce asta. Da, să că și Patrick, Antoni, Robert și Moldo au făcut un live. Păi zic că toți au făcut. Venea să dau palme în cap. Am primit și eu. Ce? Nu mai întrebări de-astea cu tente, cu mai... Da. Dar ce pedeapsă crezi că îți va da doamna Andreea? Da, eu cred că nu o să fie o singură pedeapsă. Cred că o să fie ceva prin care nici măcar nu o să-ți dai seama că e pedeapsă pentru tine. Și doar faptul că tu nu o să fii descalificat, așa cum ți s-a spus, nu o să fie pedeapsă. Eu zic că eu plec, crede-mă. Tu crezi că noi te vom vota în gală? Nu mă interesează, plec. De ce ți-am îndeplinit? Robi, dacă ți-a zis doamna Andreea că nu pleci, crezi că o să pleci? Vreau să plec, nu mai pot să mai stau. Nu mă simt bine, frate, eu care am ajuns. Bine, și nu poți să pleci cum pleacă orice concurent, trebuie neapărat să faci o nebunie ca să pleci de aici? Dacă eu am ajuns să nu mai simt bine, păi poți să-mi dai, frate, nu mai simți bine. De bune vorbesc. Dormi acasă. Mă duc și dormi acasă. La cine? La hotel. Nu știu la cine, că ți-aș fi răspuns. Dar nu știu să-ți spun. Nu mai vreau să dau replici, nu mai vreau să... M-am săturat, nu mai... Am avut săptămâna trecută praf, m-a sunat Maia plângând. Sunt mai multe chestii. Sau ai vreo gagică în afară? Da, eu am față de o gagică. A, de 10 blonde și toate cu sunii mari. Scuze. Dar cine a zis treaba asta? Tu, pe live. Când? Când ai fost la magazin să iei... Mamă, dar voi ai văzut când ai frate, dar ține tot... Eu nici nu mai știam. Ai văzut când a... Nu dai seama câtă catering că facem. Da, dar știi de ce știam? Știi de ce știam? Pentru că femeia de acolo ți-a zis ce-ți dau iubirea mea. Și eu am luat telefon și zic, poftim? Alu, mamă, lași pe mine la băieți. Și pe mine la băieți. Da? Bine. Păi hai să vedem, dacă tot am deschis discuțiile astea, hai să le murim, că se ajunge să le deschizi altă dată și nu le lămurești. Păi hai să le lămurim. Orice chestie lămurită, ok, am lămurit-o, dar nici nu pot să ducă într-o zonă. Bă, dar o lămurești. Și ți-ai stricat situația. Păi nici nu trebuie să duc într-o zonă, trebuie să stai acolo, ai lămurit-o acolo. Primesc cartonaj, eu o să plec, ziua mie e stricată total. Și ce am rezolvat? Deci am venit aici, nu? Când puteam să avem o zi ok, să râdem, să gândim, să ne simțim bine. De mâine încolo, hai să facem asta. Asta am cam zis că facem de când ne-am împăcat, dacă bine ne amintim, ceea ce nu s-a întâmplat. Ideea e că... Tu atunci la început ce ai făcut, Giulia? Că ai dat în o grămadă. Bă, Robi! S-au supărat pe tine. Păi nu! Chiar am empatizat cu tine. Păi nu, dar fix asta ziceam. De ce nu vrei să mă lași, Robi, odată în pace? Lasă-mă! Dar tu când ai băut din sucul ăla și aveai gălbenușul ăla și te uitai la el așa și te ieși cu spumă. Da, uite, tu pe mine de fiecare dată mă taxai. Eu. Tu ai impresia că eu mai pric într-o plasă de-a ta, dai drumul de aici. Ce plasă, mă, dar nu există plasă, eu așa sunt, așa mă distrez eu. Hai, lasă-ne, plictisește-te cu altcineva, deci nu aici la fete grav. Ne pleacă. Ce aleți? Ce-ai venit acum aici? Te-ai pus cu ele? Vrei să-l lângă Patrick? Nu, nu. Nu, nu vreau să-l lângă Patrick, am stat până acum. Ne-am iubit, ne-am alea, ne-am făcut planurile, n-ai tu treabă. Vino aici. Lasă, nu mai vorbim. Păi și nu vrei să stingi tu de tot, să nu mai chinui cu flacăra, pentru că dai în continuu, eu sunt foarte, foarte deranjată. O sting, să știi că n-am treabă. Sunt foarte deranjată, foarte. N-am treabă, o sting. Pentru ce ți să mă chestia asta? Băi, fratele meu, dar eram sigur că mereu e așa, mă. Oamenii nu se schimbă și punct. Pentru ce ți să subliniezi în continuu? Subliniezi, să fii atentă, că dacă vrei ceva, să faci să fie flacăra, da? Că tot vorbeam de flacăra divină. Atentă să ce? Să uite așa, că toate chestiile astea se duc din cauza reproșului, că ai fost la nuntă, că de ce ai făcut poză cu cântăreața, că de ce. Nu, tu ai impresia că eu, sau tu ți-ai dorit să tac, să nu spun nimic. Nu să taci, dar să mă lași și frate în viața mea. Și ce să spun? Dar ce trebuie? Dar ce să spui? Trebuie să spui neapărat ceva? Dacă eu simt ceva să spun în interior, nu o să spun? Dar spune-o, frate, păi dar nu-mi reproșa. Tu le-i reproș și dacă o spun. Zi-mi tu ce am vorbit noi ieri, dar n-ai reproșat. Lasă, frate, că n-am fost genul de om care, nu știu, să înșel sau să chestii de genul. Și bă, când văd, frate, gelozii de astea... Dar asta eu n-am de unde să fiu sigură ce ai făcut tu. În trecut nu mi s-a întâmplat. De ce? Deci atunci de ce ai spus chestia asta? Păi și de unde poți să fiu eu sigură tu ce ai făcut? Păi nu poți să fii, mă, dar nici să dai chestia asta, că nu pot să fiu sigură, că deja nu e sigură dacă spui asta și lași de interpretat. De ce faci asta acum? De ce o trebuie să faci asta tu acum? Nu-i văd rostul. Nu știu. În fine, nu, mă, frate, e complicat. Nu, e complicat rău de tot, frate, cu tine. Păi, ce zici că tu nu mai simți? Uite și dacă ai un deranj. Ok, să zicem că ai un deranj, da? Și ce, dacă știi că deranjul ăla o să ne ducă într-un punct în care ne certăm și pe mine o să mă deranjeze, dar de ce trebuie să mă deranjeze pe mine deranjul tău? Nu știu, că am pus și o perna asta aici. De ce ar trebui să mă deranjeze pe mine deranjul tău? Ai înțeles? Scurt. Hai, frate, dar nu mă așteptam la ziua de ieri să decurg așa. Și rămâne direct mare bucată. Ia și continuă discuția cu Robert. Au. Pa. Mama, aveți discuții din aia. Robi, Giulia, ce așteptări aveai? Să fie totul. Asta e, ce dramatizăm. Ok, am avut o zi proastă când s-a difuzat date-ul. Și eu am avut ieri o zi proastă. Sunt închid? Ne acceptăm? Ce? Îi explicam de ce oarecum n-are logică că s-a schimbat votul în gală al Francescăi. Pentru că pe mine m-a bubuit gală de gală. Gen... Dar pentru că îi puncteam chestii. Să păstrezi tradiția? Da, pa, Antoni. Poți să o păstrezi, Robert, când o să-ți iasă, promit... Nu promit nimic. Nu o să-mi iasă. Când o să știu că-mi iese, nu mai păstrez. Aha. Frumos, frumos, frumos. Când ți-am reproșat eu ceva? Am venit eu să spun, Alexandra, ai avut o zi proastă și nu m-ai băgat în seamă, nici nu m-ai salutat, nici nu m-ai pupat, am venit eu? Pentru că nu e frumos, din punctul meu de vedere nu e frumos. Dar nu s-a întâmplat asta la nivelul ăla. Ai început că în gală nici nu te-a interesat cum sunt. Nu. Bă, asta e problema în relații, frate. Asta e problema în relații. Că tot timpul cineva, cum sunteți voi femeile, și mi-asum chestia asta, trebuie să spună mereu că nu te interesează de mine, că nu știu ce, nu știu cum, numai reproșuri. Păi dar stai, frate, dacă nu sunt, nu știu eu atent din anumite puncte de vedere, de ce trebuie să o dați voi urât că nu te interesează de mine? Voi știți că lucrurile astea dor? Când un bărbat îl interesează de femeia lui și tu spui că nu te interesează de mine? Dar eu știu cum o dați voi. O dați numai că îi spun că nu îl interesează de mine, ca să aibă un interes mai mare, știi? Să fie el mai atent la hi-hi-hi-ha-ha, să-mi aducă șervețele, să-mi sufle nasul dacă-s răcită. Că vai de mine, sunt femeie, știi? Alexandra, lasă-mă, frate, că eu n-am supărat niciodată o femeie de genul. Și nici nu o să suport, scurt. Ce faci, frate? Bine, frate, tu? Bă, da, ce sclipești așa de 24 de carate. O duci bine. N-ai treabă. M-am plictisit la fete. Păi... Mamă, dar ce era la voi acolo? Zici că era bibliotecă. Ce-i pe acolo? Nu, vorbește nimeni, stăm așa. Și îți place cum v-ați păpăcit? Da, Giuly. Dacă nu-mi place, nu mă pupicea. Când te pupăcește? Ei, ce simt? Acum, momentan, mereu, nu mai simt nimic, dar e drăguț. E așa. Pot să mă pisicesc eu ca lumea acum. Dar ce s-a emoționat ieri. Dar ce cadru ați primit voi de aici? Cum dansați? Da. Da, și cum ți-a arătat nu știu ce la brățară, atunci ne-am dat seama că ți-a dat o brățară. Ce faia aia galbenă? Te-i privesc. Eu i-am scris ceva lui Robert. A. Și n-am voie? Te-am întrebat ce ai. Nu vrei să spui? Bine. Vrei să spui? Tot bine. Ce ai făcut dincolo? Te uiți așa, ciudat, nu știu. I love you! Nu te mai întreb, nu mai insist. Ce ai mai făcut în partea cealaltă? Nimic, același discuție. Subiectul Casian, TikTok, de mix. S-a închis subiectul, el a zis că a făcut... Că ce face el pe TikTok, stați. Ce face el pe TikTok e clickbait. Te-mi pui titlul fake și informația corectă. Și unde? Care e clickbait-ul? Pentru că asta le-am zis eu. Unde este, având în vedere că are 3.000 de oameni, 3.000 de urmăritori. Zic, nu i-a ieșit și vezi că nu-ți iese la primul clip, la al doilea, la al treilea. Stai și postezi în continuare. Pentru ce? Păi și nu se face așa, nu se face așa clickbait-ul. Păi... Nu are nicio treabă, nicio logică, niciun absolut nimic. A încercat să-și găsească o scuză atunci pe moment. Nu are logică. Păi nu are. N-ai venit cu nicio bârfă, nimic? Nu. Vreți bârfă? Vreau să mă gândesc. Hai, dă-mi la un subiect. La asta mă refer. Păi tu ai zis subiect, că dai bârfă, stau sau cum e aia? N-ai bârfă, ceau. Nu vorbim despre asta. Nu vrei? Despre ce? Antoni. Acum mă întreabă Robert. Ia zic. Nu, că eu știu că și ție și lui peste cap. Nu mai aveți chef de asta. Nu, chiar nu. La ce? Să vrei să pun soare pe rană? Zic. Nu știu ce bârfă, nici ce bârfă. Vei dacă stăm toate cam puntele. Francesca iar se supără, se ridică de pe zi, de pe canapa, vorbea că Virginia a avut iar un moment ăsta de dramă. După ce reveni, se pusă la masă. Ce se duce și Virginia, o ascultă, astea, nu? Da. Foc. Nu știu ce are Francesca, dar... Nu e în apele ei. Nu. A zis că așteaptă băiat nou, dacă nu pleacă înainte, să vină băiatul nou. Care băiat să mai vrea, că suntem deja 8. Unde sunt? Nu mai știu. Da, păi frate, mama a crescut 6 copii. Nu mă interesează. Mama a crescut 6 copii. Bă, eu vreau o femeie să fie ca un gen... Caută-ți una tip maică-ta și am încheiat subiectul, că nu mai continui. N-ai prins-o, ba da, am înțeles. Au crescut 6 copii, frate, și aia n-au prins, că vai de mine, bărbate, nu mai zis cum mă simt. Deci fii bună, plec. Păi da, frate, fii matură. Fii matură, zici că ești copil de 12 ani. Avem pretenții, da? Da. Dacă tu nu poți ești copil de 12 ani și tati am răcit, tati am răcit. Nu, pe bune. Dacă tu nu poți să respecti anumite chestii. Băi, vreau să te fac să înțelegi că nu e ok să trăiești cu chestiile astea. Și eu vreau să te fac pe tine să înțelegi anumite chestii. Că n-ajungi la 40 de ani și m-am supărat pe bărbatul meu că nu m-a întrebat cum ești. I-a spus că mă simt rău și nu m-a întrebat de 10 ori pe zi cum ești. Dacă nu te oprești, jur că plec. Da, pleacă. Băi, omule! De ce nu m-am simțit mai rău? Cum prea mai nimănui în viața asta? Deci mă fac să mă simt... Deci mă doare capul, mă simt groaznic. Normal că te simți groaznic. Pentru că tot ce am spus eu, într-o oarecare măsură, sunt niște adevăruri și tu nu poți să le primești. Am venit să mă cert. Primește și hai să ne comportăm ca oameni. Alexandra! Nu... Notează tu asta. Hai. Ce părere ai de Moldo și Teodora? Păi, sincer, mă bucur pentru voi. Mi-a plăcut. Nu mă așteptam să... Ți-a tot zis toată casa că nu ești îndrăzneț, că nu faci, și ai făcut când ai simțit. Foarte frumos. Fii puternică. Vreau o femeie puternică. Da, bine. Dar nu alta. Caut alta? Vrei puternică. Patrick, fii a mea mai sensibilă. Păi, mă, dar eu vrei chestiile astea, te fac mai puternică, că ești a mea. Care-i problema? Care-i problema? Ești sigur? Că asta îți dorești. Da. Hai, grijă de tine. M-ai pupat. Tu poți să înțelegi că m-ai făcut să mă simt groaznic și nu de asta am venit aici? Dar nu caut asta, eu doar îți explic ce nu e ok. Dar nu, spun că niște subiecte mă irită. Te irită că nu-ți convin, primește-le cum trebuie. Și tu continui să faci asta și tu ai pretenția să le înțelegi. Hai, liniștește-te. Primește-le ca lumea și cerințele pe care eu ți le cer. Zilnic să le primesc ca lumea? Nu, primește-le altfel. Uită-te la ele din alt unghi, să vezi că o să fie altfel. Hai, te-am pupat, pa! De ce s-a întâmplat între tine și Antoni de s-a sfârșit cuplul? Nimic, tocmai. Eu zic sincer că s-a sfârșit de acum vreo 2-3 săptămâni. Da? De când erau... Păi, au încercat tot. Nu știu de când. Și cred că mai încercați un pic. Nu? Nu? Și mă simt dezamăgită, sincer. Ai fost la mare? Da. Unde? Casinești. Ah, fain? Lume multă, plin. Ai făcut baie? Full, da. Te oprește lumea pe stradă. Te cunoști, așa? Mi-a zis un șofer de ride-sharing că nu te suportă, apropo. O zis, bă, frate, eu la brunetă. Bă, nu o suport. Zic cum, Rebecca, da, bă. Băi, frate. Nici acum, că nu mă fac nimic. Nu știu de ce te-o luat, am ținut să zic, mi-am ținut promisiunea față de om. Vezi că nu te suportă de nicio culoare. Domnul de la unde? Așa, te pupăm. Domnul, eu vă pup. Asta e. Și mai am unul. Uitați de mine. Mai am unul care zic că ești super ok. Plecai de la club atunci? Când ai făcut accident. Nu știu. Dar de ce vorbești așa? Și de ce mă întrebi dacă zic să nu mai vorbești asta aici? Eram și eu curioasă. Păi îmi faci probleme acum, pe bune. De ce? Că vorbești, ți-am zis să nu mai vorbiți, să nu mă mai întrebați, acum pe bune erai curioasă, auzi. Da, eram cu vreo 4 mașină. Frumos. Stăteam pe acolo. Erau blonde și alitari ca ale lui Robi? Doamne, Giuly. Glumim. Ești ok cu Gagea, Alexandra? Ce ai pe tine? O cămașă cu mânecă lungă și una cu mânecă scurtă? Nu, mai așa e una, măi, auzi. Dar unde veneam? Că-i vara afară, nu-i iarnă. Când eram mică. Adevărat. Se pare că-s două. Așa e, nu știu, dar nici nu mai mă interesează, sincer. Sau de la cămașă pe aici și pe aici și restul plover, știi? Da. Nu, cămașă și pe deasupra plover, da, și se putea asta. Îmbrăcam în clasa 8. Săptămâna asta a început ciudat. Pentru unii. Ce faci, mă, Alexandra? Bine. Ești bine, sănătoasă? De vreme acasă? Dar ce te-ai supărat pe Gagea? Nu m-am supărat. Cum? Dar zic și eu unele deranjuri. Înseamnă că ne supărăm sau ne certăm. Ești deranjată că a fost la nuntă și s-a postat pe story? Nu, da. Îmi pui și mie sau lasă? M-a înjurat, cred că mi-a rămas mărul ăla în gât. Păi, subiectul ăsta 2 luni de zile, zi de zi, zic, da, atunci îți convine, acum nu-ți mai convine? Da. Ce om ne ferește? Pa, Sebastian! Acum plec, ai răbdare. Vai! Dar ce făcureți că se auzea? Te pupa, vă pupa! Pa! Pe tine te-am auzit trăzând. Păi că i-a zis lui... ceva de genul... L-am întrebat dacă vrea să plece pentru că are gagică afară și a zis am eu față de o gagică și zic asta am uitat că ai 10 și toate blonde și cu sânii mari. Așa a zis el la un moment dat pe live, l-a întrebat o doamnă, i-a zis ceva de genul ce-ți dau iubirea mea și după aia femeia i-a zis ceva uite și pe fata asta blondă nu știu ce și el a zis că are 10 blonde cu sânii mari, bla bla. Și de asta râdeam și după aia și-a amintit Antoni de niște provocări pe care le-a făcut ei și își vărtam mațele pe acolo. A, bun, hai că plic, oricum sunteți boring și voi. Hai, pa! Ceau! Apoi mult ai stat. Da. Nici așa cum. Hai, pa! Sunt curios ce urmează acum cu Robert. Pe deapsă. De ce? Nu cred că e deapsă. Egală. Ce pedeapsă poate să-i dea? Mare distracție ce-am făcut. Eu am fost la mare, scuze. Mare distracție ce-am făcut. Mai bine nu te duceai, îți zic sincer. Mai bine nu mă duceam. Păi, pe bune. Tu mai lipsai de acolo. Da, era direct. Doamne, care a fost faintă de strat. Da, Sebastian încă e acolo. Acum vine și el. Bă, Patrick, dar ce zici să fii, că știi tu și ai văzut? Ai zis ceva acum, că știi tu și ai văzut și n-am înțeles. N-ai zis? Am zis că mi-a zis un șofer de ride sharing să transmit că nu te suportă. A, mi-ai zis și mie. Da. Ai băgat alba? Da. Nu, nici e plictiseală și la băieți. Rău. Nu. Mai rău decât la noi? Da. E rău. Bine, am râs pe acolo, dar... Ce-ai vrut? Nu nimic cu el. Ce zice? Nu mai e nimic. Ce face Robert? Nimic. Stătea la masă cu noi, se plictisea și el. Ce fă supărici? Nu, băi, emisiune in the mix. Nu mai am chef. Auzi cum de Sebastian. Emisiune in the mix. Băi... Stai că fix acum când te-am văzut mi-a venit ceva în minte. Dacă ai zis că de Francesca am făcut așa și că m-a înjurat și așa mai departe și că de ce empatizez cu ea, cu Gagea de ce empatizez acum că și el a făcut același lucru? Nu știu, da, dar oricum tu ai făcut treaba asta și cu Gagea. Ai văzut? Am uitat, da. Nu. Mai rău. Vezi? Și cu Gagea am făcut la fel. Asta ce înseamnă? Că trebuie să bau în pe el? Asta e, o zis omul. Dar nu ți-a făcut nimic Gagea, bro. E diferențe. Totul nu ai făcut. Totul nu a fost numai că a fost un lucru. Ba nu e adevărat. Vezi că Gagea nu ți-a jignit femeia, nici pe tine, nici n-are curaj să zică vreo ceva. E diferență. Că a fost acolo cu femeia mea, eu nu a fost cu mine. Păi da, și uite, eu i-am zis lui Giuly acum la masă. Mai mult? Vezi că dacă Robert era în afară și te jignea cineva în afară, Robert îți interzicea să mai vorbești cu persoana respectivă care te-a jurat. Și eu te cunosc și nu poți să zici că nu e așa. Dispărea de la sine, nu interzicea, dar... Da, nu, dar dispărea de la sine. Nu mai exista. Nu mai exista. Giuly știe ce are de făcut, ce e bine pentru noi și ce nu. Sunt 100% convins. Nu trebuie să-i spun eu ce să facă. Eu nu trebuie să-i spun ce să facă lui Giuly. Că ea știe ce-mi place, ce nu-mi place. Știe principiile pe care le am. Eu la fel, pe ale ei. De apreciat, da, ți-am zis, am avut o discuție acum și cu ea acolo, i-am zis să nu înțeleagă greșit, n-am nimica cu voi, Doamne ferește. Nu ești un băiat rău, ești un băiat cu un caracter de nota 2000. Efectiv, mi-am dat și eu cu părere, așa mi s-a părut mie egală în momentul actual, că, na. Dar crezi că vrea prea multă atenție? Uneori, da, exagerează. Vrea toată atenția? Da. Și să fie totul asupra ei? Da. Te simți neglijată? Simt că nu mi oferă atenție, nu oferă deloc. Oh, deloc? Deloc, da, deloc. Mi-a zis și Robert să mă tund Bob. Și eu am zis să te tunzi Bob. Da, nu voi Bob nici. Nu-i fain. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Stăteați la sfat? Da. Am uitat să-mi aduc telefonul. Voiam să-mi aduc telefonul să intru pe live pe TikTok. Dacă tot se vorbește despre live-urile de pe TikTok, voiam să fac un live de aici. Ar trebui să nu se mai vorbească de emisiune pe live-uri, nu? Ah, parcă așa era, nu? Păi, așa mai amintesc. Parcă așa era, ca să nu ne dăm seama ce, care, cum, pentru că noi știți foarte bine că filmăm în avans și există un decalaj. Adică dacă Virginia are unghiile astăzi corai, ea când o să le aibă corai la televizor, o să le aibă, de fapt, albe în realitate, sau roșii, sau negre, cine știe ce urmează să-și facă. Mă rog, și nu se mai potrivește. Un exemplu absurd, dar cât se poate de real. Dar cât se poate de real. Observă. Da, că se observă lumea și detaliile astea. Exact, da. L-am dat pentru că ăsta este cel mai des subiect la care mi se atrage atenția. Dar vreau să știu toată povestea, pentru că n-am înțeles. Casian a făcut și el live sau el doar dă like-uri la... și live, a dat și like-uri. Cred că asta non-stop pe live-uri, sincer. Și zice ceva despre voi? De mine știu că a zis pe live că nu are... că are o părere proastă despre mine. Bun, părerea lui. Doar că nu coincide cu ce era la televizor, în primul rând. Ah, ok. Iar de mine, el și cu Gagea se întreba unul pe celălalt dacă s-a uitat la posteriorul tău. Mulțumim. A, și Gagea a zis de mine tot la fel, ceva cu posteriorul într-o pereche de blugi, plac lui Gagea niște blugi de mei. Și cu fantezii. Și la mine unde e de noapte, nu știu care dintre ei. Da. Gagea? Casian. A, Casian. Nu, Gagea l-a întrebat pe Casian dacă ar merge sau la ce fel de date. Nu mai țin de eu, am văzut live, doar mai știu. Deci Gagea doar adresa întrebările. Da. Da, și răspuns la întrebarea cu posteriorul Rebecăi, a răspuns și Gagea. Și la aia cu pantalonii mei, că știu că mi-a zis și aici la un moment dat. Era cu da sau cu nu? Da? Era cu da. Da, uite, de exemplu mie, când am zis, mi-a zis părerea, deci ce ai sărit la mine și mi-ai zis tu că... Că te dai cu farașul și tu câteodată. Cu ce, mă? Eu ți-am zis doar cum am văzut eu lucrurile și cum aș fi procedat și eu. Ce trebuia să țin ranchiuna, acum să înjur fata înapoi. Sau ce acum ce faci? Te mai ai leacă și te ceri cu mine? Dar nu, mi-ai zis, tu ai deschis subiectul și eram curios de ce ai zis. Dar n-am deschis subiectul, am zis, tu ce faci acum? Te dai cu farașul după Robert? Dar ce a zis? Ce ai zis că n-am auzit? Eu i-am zis pe conexiune. Nici nu mai știu despre ce era vorba. De ce nu s-a enervat Robert? Și am zis, bă, poate nu vrea să, poate are nervi pe ea, dar nu i-a răspuns cu aceeași monedă, poate fata e mai mică, nu e așa trecută prin viață, el gândește altfel. Ce ar fi fost acum să-i răspundă și Robert cu aceeași monedă? Și ăsta a zis, ce faci acum, te dai cu farașul? Și eu am dat exemplu și cu Gagea, Robert, că și Gagea a vorbit urât către mine. Și eu i-am zis că vezi că Gagea. Ai simțit tu ceva? Dar tu nu înțelegi românește. Gagea nu i-a jignit femeia și nici pe el nu l-a jignit niciodată. Eu nu, când am avut clinci cu el, dar nici nu a fost clinci. Dar ți se pare că m-am distanțat de tine sau ceva? Dar nu e vorba de distanțat, Robert. Chiar am ajuns la hotel și am avut discuții. Situația e diferită, frate. Din orice punct de vedere. Asta i-am zis eu. Cum? Nu e total diferit. Ba da, Gagea nu te-a făcut nimic. Nu s-a făcut nimic. Total diferit. Păi a vorbit. Și acum zici că ce a făcut? Ce a vorbit? Dar eu n-am dat în Giuly, n-am zis de Giuly nimic. Eu fix cu tine, bă, ți-am zis la vestiar, nu ce faci. Dar nici păi a fost o discuție între băieți. Eu știu. Da. Tot așa a fost o discuție între fete. Da. Că a făcut-o pe Giuly, cum a făcut-o sau ce a zis. Păi pentru că a fost și tu ai empatizat cu ea. Băi, dar Giuly n-a mai venit să empatizeze cu Gagea. Păi Giuly m-a luat la rost. M-a luat la rost. Și Giuly când are avut treabă cu Gagea? Giuly când a avut treabă să se vadă vizibil că ar avea treabă cu Gagea de atunci, de la faza aia? Nu. A venit și mi-a spus că mi se pare corect. Nu am luat la rost pe Francesca. Ba da, dar vezi că și Giuly, mi-aduc aminte că l-a luat, te-a luat la rost. M-a luat în casa fetelor, mi-a zis, Giuly, închem aici, că nu vreau să mă cert cu tine sau așa, ce am avut cu Robert, am avut noi. Fii atent, Sebastian, și Giuly l-a luat pe Gagea și eu am luat-o pe Francesca. Asta nu trebuie să însemne că cât mai avem de stat aici, eu trebuie să port pe Francesca. Sau să porți ură. Nu a zis nimeni treaba asta. Nu te să porți ură. Pur și simplu. N-a zis nimeni treaba asta. Îți discuți așa, nici eu nu port ură. Mi-e gura. Rebecca, dar dacă pe live-ul respectiv erau alte persoane de aici din casă care vorbeau aceste lucruri, te mai deranja? În speță, nu știu, băiatul ăla cu părul ciufulit. Antoni. Antoni, parcă, și nu știu. L-am auzit și pe el vorbind pe live-uri de mine, dar nu așa. Știu că l-a întrebat... Cum a fost întrebarea asta? Mi se pare aiurea să zici, te-ai uitat la posteriorul concurentei X. Știu că nu m-ați întrebat degeaba. A zis și el ceva? Am ratat eu? Vreau să știu, erai la fel de vehementă dacă era altcineva care făcea acest live? Da, cred că doar dacă nu era Antoni. Poate nu era la fel de deranjată. Am înțeles. Dacă era Antoni. Da, dacă era Antoni, nu erai la fel de deranjată. Da. Bun. Și like-urile la comentariile negative despre voi? Da. N-am înțeles de ce. Nici eu. Eu știam că are o părere bună despre mine, eu de pe live am aflat că el nu are o părere bună despre mine. Și ce v-a răspuns? Că el nu-și pierde timpul cu chestii de genul sau că sunt 100 de comentarii, tot evită. Sau mai spune că nu-și amintește sau crezi că mi-amintesc dacă am dat sau nu. Răspunsuri evazive. Eu de acum înainte când mă deranjează cineva la ceva, eu zic direct, frate, sincer. Da. Nu mai țin. Așa e cel mai bine, frate. Mă deranjez, zic sincer. Că așa, uite, ajungi să te ceri și spui și ce s-a întâmplat acum 5 luni. Exact. Da. Normal, nu trebuie să fie teamă. Dar nu e vorba de teamă, mă, pur și simplu nu vrei să produci niște subiecte, frate, atâta tot. Nu e de frică că nu ne știe nimeni de nimeni pe frică aici. Să nu deschizi alte chestii. Tot un fel de... Poate n-ai chef, uite, vrei să-mi zici ceva, bă, n-am chef, frate, să-i zic, nu mai zic. Dar la un moment dat o să spui, o să ajungă timpul când te cerci, le spui pe toate. Tot. Uite cum am făcut eu cu Sebastian săptămâna trecută. Uite, de exemplu, tu ai lăsat de interpretat. Că i-ai zis lui Patrick doar 10% din ce te-a deranjat. Înseamnă că dacă deranjul a fost atât de mare, ai o părere foarte proastă despre Patrick. Nu am părere proastă despre Patrick, ci despre acțiunile lui. Păi n-ai despre el ca om, dar despre caracterul lui? Nici el despre mine nu are părere proastă. Păi și acțiunile cine le provoacă? Păi eu asta încerc să-i zic. Cine le produce? Nici pe mine nu mă deranjează Sebastian ca om, că e un bărbat frumos, arată bine, tatuaje, nu știu ce, dar el în interior... Lăsați-mă, că am vorbit și cu Giuly treaba asta și am zis, băi, uite, eu chiar și întreba asta, dacă nu-s de acord cu acțiunile pe care le are cineva de aici, eu nu am părere proastă despre el. Probabil și contextul forțează să aibă acțiunile cele. Adevărat. Eu nu pot să zic că omul ăla e un om dezastruos, ca să folosesc un cuvânt care se poate da la televizor, pentru că probabil și contextul îl forțează să aibă niște acțiuni care probabil n-ar vrea să le aibă. Păi dar știu, dar tu ai niște chestii pe care le ții. Nu ne spui. Pe care le țin? Da. I-ai zis lui Patrick că doar 10% din ce puteai să spui ai spus despre el. Asta înseamnă foarte puțin. Înseamnă că deranjul tău e foarte mare la ceea ce a făcut în emisiune. Nu mă interesează. Dacă mă interesează 100%, dacă mă interesează 100% și eram deranjat maxim, spuneam. Dar nu am fost deranjat. În afară se foloseau cuvinte mai colorate. Poate și la asta se referia, știi? Adică spunea pe față, înțelegi așa, foarte multe situații de spus despre Patrick și n-ai mai făcut-o prin simplu fapt că îl respecti. Așa am înțeles eu. Și că ai zis doar 10% sau nici nu mai știu exact, da? În fine... Iar legat de articolul acela cu tine, cu relația... Am scris în telefon, da. A pus pe story, mi-a trimis lumea, un articol fake în care zicea că eu cu el am avut ceva în afară, 3 luni de zile și el a pus pe story-ul lui, pe pagina lui. Bine, a pus cu chestii de râs, dar totuși, adică nu mi se pare ok să-l pui... Putea să-l trimite la un prieten să râdă, dacă chiar este prea amuzant, dar nu pui pe story-ul tău. Iar legat de frustrare... și de urățenie, de frumusețe, ce ziceai? Este un TikTok de-a lui, dar l-a făcut de mult. E făcut de mult, dar la acel videoclip sunt comentariile referitoare la mine și la Rebecca. Zicea ceva de genul că femeia frustrată este femeia urâtă. Și lumea a comentat acum la articolul ăla care era vechi. Deci la acel video sunt comentariile legate de voi, urâte, și acolo el a dat like. Dar el a dat like și la comentarii legate de băieți. Dar la comentarii urâte despre el? Nu am văzut, pentru că la clipul respectiv, mai ales unde sunt comentariile... Păi de ce nu verificați voi înainte să vă supărați? Că poate like la toate comentariile. Păi nu, că nu dă, că se vede apreciat de creatori, erau doar comentariile cu mine și cu Rebecca și mai jos nu mai erau like-uri date. A și zis că are 100 de comentarii și nu se uită. Doamna Andreea, 100 de comentarii, despre ce vorbim? Uite rău. Hai să facem conexiune, vă rog. Sincer. Era să zic, alo, bună ziua! Doamne ferește! Bună ziua! Bună ziua! 40 ăsta are 40 ăsta de vin. Gagea. Da. Vreau să știu ce s-a întâmplat cu Alexandra în grădină. Pur și simplu am avut o discuție de oameni maturi, să zic așa. De la ce a plecat? De la nunta la care ai fost? Sau? De când am fost acasă. Și de la starea ei din gală, avea pretenții să o întreb de 10 ori că cum te simți. Păi am văzut, mi-am dat seama, știu că am întrebat odată, am înțeles că se simte rău. Acum nu pot stau din 5 în 5 minute să o întreb cum te simți, că nu ajută cu nimic. De ce este schimbată Alexandra? De ce după gală a venit aici în săptămâna asta o persoană ușor schimbată față de tine? De ce crezi? Într-adevăr, și când am plecat din gală, eram grăbit să vin aici să mănânc, că mi-era foame. Și am uitat și să o salut. Și cumva și de acolo a pornit starea asta. Dar crezi că vrea prea multă atenție? Uneori da, exagerează. Vrea toată atenția? Da. Și să fie totul asupra ei? Da. Și nu pot să fac lucrul ăsta. Adică, pur și simplu nu pot. Asta i-ai spus în grădină? Da. Dar ea, să se lase pe ea și să-ți ofere ție toată atenția? Nu, nu-i cer asta. Nu-i cerut asta? Nu. Doar ai anunțat-o că tu nu poți face asta? Da. Nu țin minte să-i fi spus ei chestia asta. Dar îți place? Ai vrea ca ea să facă așa? Nu. Cum nu? Nu aș vrea, pe bune. Dar îți place când ea vine și îți gătește, nu știu, omletă, dar doamna Andreea, alea sunt momente frumoase, petrecute între... Și ce, tu nu poți să faci un ceai și să pui în el o linguriță de zahăr, o linguriță de miere sau ce pui tu acolo? Ba da, doamna Andreea, pot să fac lucrurile astea, dar în același timp nu pot să fac lucrurile astea când sunt luat tot timpul la rost și... tot timpul mi se reproșează. Dar tu cum te simți când ea îți oferă așa foarte multă atenție? Mă simt bine, dar sunt momente în care mă și sufocă cu atenția ei. Adică tot timpul ce e prea mult strică, zic eu. Băieți, vi s-a părut că Alexandra îl sufocă pe Gagea cu atenția ei? Nu. A avut momentele ei când, poate, nu știu, vorbea Gagea cu Teodora sau Gagea cu Virginia și apărea și Alexandra. Să nu-l deranjeze. Poate treaba aia, dar când au fost doar ei doi, cumva i-a luptat pentru el, nu neapărat că l-a sufocat. Dar nu neapărat acțiunile ei din casă, în general, așa e. Ai vrea să se răcească puțin, să fie mai distantă, să fie mai Nu, dar să nu mai fie atât de sufocantă. Dar vezi că acum câteva zile erai supărată că a venit aici și nu ți-a dat atenție că vorbea cu Robi și cu Sebastian. Păi da, e o diferență, nu știu cum să mă exprim. Când adică stai, să vină o zi da, o zi nu? De vorbă, nici eu, nu știu, de foarte puține ori mi s-a întâmplat să stau chiar de vorbă și să fiu atras de alte subiecte sau să schimb vorbe cu altcineva. Deci nu se trage din altă parte, nu? Nu. Alexandra, te simți neglijată? Simt că nu mi oferă atenție, nu oferă deloc. Oh, deloc? Deloc. Da, mi se pare. Te-a supărat și faptul că el a fost pentru prima dată la acel eveniment, singur, prima dată, mă rog, de când îl cunoști tu? Nu avea de ce să mă supere, pentru că înțeleg situația și e normal. Dar din gala a început, nu de la nuntă sau nu. Și din momentul difuzării date-ului am tot spus asta. Mi s-a părut absent total. După care mi-a explicat el că a primit un telefon și a stricat starea. Atunci nu am știut inițial. Ce telefon? Nu știu, familia, nu știu cu cine a vorbit. Gagea, da. Ce telefon ai primit? Am vorbit cu sora mea cea mare. Și de ce ți-a stricat starea? Pur și simplu o chestie personală, dar nu e ceva grav. N-are legătură cu Alexandra, adică, nu? Nu. Eu l-am văzut super atent la date. Nu a fost. Eu așa mi-aduc aminte că a fost cu ochii doar pe date. Sincer. Am luat de vestimentație, de trebuia să ne focusăm pe tocana. În fine, ea s-a supărat că am spus că nu-mi place tricoul ăla cu care am fost la date. Păi nu-mi place, ce vrei. Care tricou, al tău sau al lui? Da, tricoul meu. Și am zis că o să-l arunc, că nu-mi place. Și ea s-a supărat că nu-i place. N-ai fost atent la date să ne bucurăm pe ei. M-am bucurat de date acolo. Că-l văd acum pe... Ea s-a supărat că el vorbea de tricou în loc să fie concentrat pe alte lucruri de la date. Păi dacă te uiți la televizor, sincer, acum te uiți și vezi, aoleo, ce urât îmi stătea îmbrăcat așa, și tot nu se întâmplă asta. Deci de la astfel de discuții voi ați ajuns să vă certați, să vă îndepărtați, să vă supărați? N-am luat-o ca pe o ceartă, doamna Andreea. Până la urmă avem o vârstă, dacă toți suntem împreună, mă gândesc că la un moment dat se ajunge să fim împreună pe veci și cam atât, știi? Eu am crezut că la 18-19 ani vă certați de la tricouri și mai încolo vă certați de la facturi și alte lucruri. Eu asta vreau să explic. Iartă-mă pe mine, am înțeles total greșit. Eu asta vreau să explic, că nu mai e esența, nu mai e asta, să ne certăm de la un tricou sau de la nu știu, că am dat cu mașina într-o groapă. Și nu știam... Subiectul era altul... Mă rog, pe scurt, Gagea, tu ai văzut-o în gală că este rău. Ți-am spus și eu că este rău. Da. De ce n-ai întrebat-o? Nu știu. Te simți mai bine? Dacă am știut că se simte rău, pentru ce să mai întreb? Să mai confirm o dată că e rău? De curiozitate să vezi dacă se simte mai bine sau mai rău. Eu am văzut că nu se simte bine. Nu oferă deloc atenție la genul ăsta. Eu înțeleg deranjul oarecum, dar și ea să înțeleagă că nu ar mai trebui să deschidem subiectul ăsta, să-l dezbatem de 2 zile. Nu o să dea numai Alexandra, se schimbă ceva, nu știu, în sentimentele pe care le ai față de el? La mine nu. Când am o zi aiurea, îi spun tot timpul. El a spus astăzi că nu mai simte focul sau nu știu ce, cum a declarat exact. Eu nu am ținut să declar așa ceva, pentru că e normal să ne înțelegem când avem o zi rea. Ești foarte reciproc. Supărată. De ce? Pentru că nu mă simt ok. Tu, fizic, ți-e rău ție sau nu te simți ok în relația cu Gagea? Nu mă simt ok acum cu el. Deci ce a spus el astăzi, nu știu, te-a adus punctul ăsta de deranj? Și gală, da. Și gală? Adică s-au strâns mai multe. Da, oricum da. Asta e problema ta. Nu poți să înțelegi anumite lucruri. Că cer prea mult? Nu e vorba că cer prea mult. Păi aparent asta. Nu știu, învață să ai grijă tu singură de tine, că ești mare. Adică dacă mie îmi reproșesc chestiile astea, eu mă simt rău. Atunci la ce mai am nevoie de tine? Oricum singură poți să pornești. Păi văd că nu o faci. Să vă iubiți, gata, potoliți-vă. Nu ți-e bărbat să aibă grijă de tine. Păi nu, cam eu. Păi... Ce ai bărbat? Nu ai, așa că ocupă-te mai mult de latura asta. Să fim unul pentru altul. Ocupă-te mai mult de tine, te rog. Învăța să ai grijă de tine, să nu mai ai pretenții. Scuze. Chestii de-astea. Vai, nu mai întrebați cum te simți. Știi că pentru mine astea nu-mi plac și tu știi bine. Gagea. Da. A pus piciorul în prag. Sunteți alături unul de celălalt. Nu zice nimeni să... suntem, dar dacă pot să fiu, sunt. Dar dacă nu pot să fiu, nu-mi reproșez că nu am fost. Dar nu cred că ți-a cerut, nu știu, să-i faci ceai, să te duci să iei pastile, să... Doamna Andreea, eu... Tu când ai fost răcit, eu cred că am fost foarte alături de tine în fiecare... Da, știu. Știi. Mulțumesc. Și uite că eu nu pot să fiu așa. Înseamnă că nu ești pregătit pentru nicio femeie, nu pentru mine. Probabil, nu ești pregătit pentru una, pentru mai mult. Probabil, în mod cert. Dar nu e ca și cum ar fi putut să facă ceva, că voi n-aveți voie să vă vedeți. Atenție, să-mi oferă în gala. Acum te simți, să-i revenit, ești mai ok, sau cel puțin după ce s-a terminat gala, pentru că am dezbătut niște subiecte, logic, că nu putea să întrebe, să mă întrebe mine cum sunt. Sau să întrebe, nu știu, coordonatorii. Da, normal, nici când s-a terminat, nu știu, când știți că unul dintre voi se simte rău, mai întrebați coordonatorii. Nici când s-a terminat gala, nu a fost interesat și asta m-a deranjat. Da, pentru că prioritatea mea era alta, uite. Bine. Fără să dau seama și n-am făcut-o cu nicio intenție, nu știu, să te simți tu prost. Gagea. Așa vine natural, adică trebuie să întrebi partenera dacă se simte bine, rău, dacă a mâncat, dacă... nu știu. Dar tot îi făceam semne, doamna Andreea, și spunea că nu se simte bine. Acum ce să fac dacă, dacă începem și ne contrazicem și ne certăm dintr-o chestie de genul... Și astăzi nu am înțeles la ce ai făcut referire, ce foc, ce nu simți. Am zis că... parcă nu mai e cum era odată, nu știu. Între noi. Și ce te aștept să fie? În condiții în care eu nu mă simt ok eu. Mă aștept să fie bine. Acum dacă astăzi asta am simțit și așa a fost tare, ce vrei să fac? Păi ok, și când nu sunt eu ok sau când nu ești tu ok, gata, nu mai simți niciun foc, gata, ce se întâmplă? Pur și simplu ți-am spus ceea ce am simțit astăzi. Adică stai, de acum încolo nu pot... De acum încolo nu pot să spun anumite chestii, de ce să le țin în mine? Le țin bine, se adună și după iară zic Alexandra, nu ne potrivim, nu ne potrivim. După iară ne împăcăm și așa s-a întâmplat. Pe rând. Pe viitor nu le mai spune când avem o zi proastă, pentru că asta chiar intensifică mai tare situația în care noi ne aflăm și nu se îmbunătățească nimic, te asigur. Se îndepărtează discuția. Clar, păi absolut. Ba chiar în grădină, în timpul discuției m-a durut, mi-a luat o migrenă foarte puternică. Doar în timpul discuției era ok. Nu mai puteam să duc discuția. Da, da, și tu bagi bățul în gard. Vii, am venit la tine ieri și ai zis că miros a parfum de femeie. Îți place și ți adrenalina, înțelegi? Ok, dacă asta mi s-a părut... Dar nu, eu știu, așa sunt multe femei. Acum nu fac referire la nimeni de aici, din ce cunosc eu în afară. Dacă n-are, nu știu, subiecte de ceartă sau așa, nu e liniștită. Trebuie să certe, trebuie să vorbească, să discute, că miroșa parfum, că nu știu ce. Numai subiecte de-astea găsesc. Tu ai pretenția ca eu să nu spun ce mă deranjează și să... Ei, uite, și eu mi-am spus deranjul. Nu o să se întâmple asta niciodată. Dar și eu mi-am spus părerea și deranjul și văd că pe tine te deranjează. Gagea, dar tu singură le-ai spus că nu știi cu ce parfum te-ai dat, așa că de ce creați niște discuții? Nici ea nu trebuie să deschidă subiectul că cu ce parfum de fată te-ai dat. Da, da, ea intervine gelozia. Păi înainte de gelozie mă întreb, eu spun cu ce parfum am dat și nu suntem geloși. Păi dacă nu știai? Am fost la nuntă, doamna Andreea, am mai dansat, am transpirat, nu aveam parfum la mine. Și am zis lui sora mea să-mi dea parfumul ei. A, păi era genul așa, pentru că ăsta era un argument bun care l-ai căutat acum mult. Era bun, de ce l-am spus și ieri? Nu l-am spus de ieri. În prezența mea nu l-am spus. În prezența ta nu. Păi asta am spus. A, vezi? În moment, da, n-am. Până dimineața. Păi dar nu i-am spus pe moment, că știam unde, în ce direcție. Vă rog, fiți un pic mai, nu știu, îngăduitori unul cu celălalt. Nu e ok, pentru că, uite, Alexandra se simte un pic, se îndepărtează de tine prin aceste discuții. Crezi că ai putea să-i oferi mai multă atenție? Eu aș putea să-i ofer mai multă atenție. În primul rând, atenția trebuie să vină de la sine, fără să mă chinu eu cu ceva. Și dacă ea îmi reproșează mereu anumite chestii, nu mai pot să fac lucrul ăsta. Am rețineri. Acum vina pleacă de la amândoi cumva. Dar la mine când îmi reproșez că aia nu, că aia nu... Crezi? Da, păi clar vine undeva la mijloc. N-am spus că greșesc doar eu sau doar tu. Păi da. Ți-am zis de atâtea ori cu reproșurile și tu nu te oprești. Ideea e să remediem ceva. Dacă nu remediem, înseamnă că sunt... Te rog, remediază problema și o să vezi. Remediem. Remediază tu prima oară și o să vezi. Remediem. Remediezi. Stai puțin, Gagea, ia ce să remediezi? Reproșurile, nu mai vreau să aud un reproș în viața asta din gura ei. Nu există. Asta vreau. Păi sunt consecințele faptelor tale. Mă rog, ale lipsei faptelor tale. Doamna Andreea, că așa sunt eu ca om, de ce ar vrea să mă schimbe? Atunci ce vrei tu să schimbi la mine? Hai să nu mai continuăm subiectul ăsta, pentru că nu duce niciunde, ba chiar ne confirmă anumite chestii. Hai să remediem ceva împreună dacă e cazul, dacă nu, eu zic să nu mai... De exemplu, nu mă simți când eu dau de înțeles că vreau să lași de la tine, tu nu simți chestia asta? Că și eu am lăsat de multe ori. Chiar așa? În trecut era mai atent cu tine? Erau situații diverse, când era mai atent, când nu era atent. Nu erai singură în relație? A, nu, nu. Păi nu aș fi stat 2 ani clar, pentru că eu nu trag singură de o relație. Ori suntem 2, ori nu mai există niciunul. Dar tot asemănător eram cu varianta de acum, adică să nu exagereze că am fost altfel. Oricum e diferit așa am fost tot timpul în care locuim împreună. Atenție. În general, nu știu, noi bărbații suntem poate mai puține atenți. Din anumite puncte de vedere, da? Bine, o să vă rog să fiți mai atenți amândoi la discuțiile pe care le aveți. Pentru că, iată, cuvintele dor. Dar n-au fost cuvinte atât de grele, adică ar putea. Că nu mai există foc între voi doi? Păi... Dacă nu mai există, ce vreți să-i fac? Nu știu să-l întrețină, doamna Andreea, ci... Dacă asta mi-a venit atunci să spun... Păi nu mi-a venit așa pur și simplu. Înseamnă că se pierde, nu știu. Nu, înseamnă că trebuie să le gândești când avem o zi proastă, atâta tot. Nu, vreau să le spun din suflet, nu să le gândesc. Bine, oprește-te că nu ajungem niciunde pe bune. Hai că nu vrei să vorbim mâine și așa s-a obosit. Vreau să dorm. Nu mai vreau. Și vorbim mâine. Va. Nu, păi nu ajungem niciunde. Nu, o să ne calmăm, poate mâine o să discutăm altfel. Hai prins-o, vai ce mâine. Hai, vorbiți mâine. Mai bine așa. Odihniți, da? Cu mai multă înțelegere, mai multă răbdare. Da, 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 perfect. Super, perfect. Casian, faci live-uri în care vorbești despre concurenții de aici, din Casa Iubirii? Nu, doamnă Andreea, cel puțin nu în sensul menționat. A fost o chestie într-un live cu Gagea, a pus el o întrebare la care zic, bă, lasă-mă cu de-astea că se apare și nu vreau subiecte de genul. Și-a pus o întrebare la care ulterior o și răspuns și s-a făcut un mare tam-tam. Contextul a fost, bă, fii asumat, uite, hai că-ți spun eu și după... A fost contextul, bă, păi ai pus tu întrebarea, da sau nu? Da, mă, eu am pus întrebarea. Ok, bun, no, și de acolo s-a făcut și s-a dezvoltat, ba tu, ba eu... Da, înțeleg că și despre Giulia și despre Teodora... De Teodora nimic atunci. A fost ceva? De Teodora am fost eu, Patrick și Antoni. De Teodora nu cred. Dar tot timpul am spus chestii frumoase de Teodora. Nu că ați spus chestii urâte. Tu l-ai întrebat pe Casian ce date ar vrea cu Teodora, ce tentă... Nu mai știu exact, sincer. Nu, ceva de o insulă, pustie. Ei, și mai bine, super! Dacă m-aș duce cu, dacă aș avea ocazia să stau o zi întreagă cu Giulia, ce aș alege? Să joc bremi sau nu știu ce, și am zis, bă, bremi. Da, asta a fost toată chestia, nu înțeleg de unde, foarte negativ s-a luat orice chestie care de fapt era mică. S-a dus foarte tare negativ. Ca între băieți. Nu mai vorbiți despre emisiune pe live-uri, dacă se poate. Nu despre concurente, concurentele nu vorbesc despre voi, pentru că iată se ajunge la astfel de discuții. Cel mai și cel mai bine, nu. Vă abțineți. Am și spus că o să țin cont, cel puțin eu, nu știu restul. Casian? Da, doamna Andreea, da, am înțeles. Da. Antoni, Patrick, mai tare, un pic să râdem și noi. Am văzut că ești foarte cu minte. N-ai vorbit cu Virginia mai deloc. E ascultător. Ai fost... Scuze, de la tine se poate orice, Virginia. Mulțumesc. Din supărare zice așa. Ce-ai vrut să spui, Virginia? Nu am înțeles. Ba, ați înțeles. Crezi că l-a rugat Robi? Păi nu că l-a rugat, dar după cât am a făcut pe aici, vă dați seama. Crezi că se teme Patrick de Robi? Vă dați seama că nu e plăcut să auzi și să vezi un om că face așa, ulterior mai și spune că are sentimente și că el nu acceptă să mă vadă cu altcineva. Vă dați seama că nu e ok, dar nu mai zic. Aș putea să-i fac și eu la fel lui Robi, dar pe mine el nu mă interesează. Patrick, ai fost amenințat de Robi? Sincer am să spun acum, da. Trec printr-o teroare cu Robert. Glumesc, doamna Andreea. Nu, chiar n-am fost amenințat, dar așa cum spune și Virginia, văzând tot ce se întâmplă, parcă nici nu... Mai bine. Nu știu ce să mai zic. Adică iau zilele așa cum sunt și mergem mai departe, vedem. Este surprinzător ce a făcut Robin în ultima perioadă. Cred că pe toți ne-a surprins declarațiile lui, tot ce s-a întâmplat. Ne-a surprins, adevărat că ne-a surprins. Pe mine nu. Pe voi poate. Eu nu sunt împotriva lui Robi, din contră îi doresc fericirea. Sunt împotriva atâta timp cât el nu mă lasă în pace. Și eu îți doresc să fii fericită, Virginia. Ce? Nu ți-am dorit rău niciodată. No, deloc. Nu? Am văzut Robi. Virginia, dar tu ești supărat acum că ți-a stricat oarecum apropierea cu Antoni. Antoni, dacă tu atât înțelegi, ok. Da, ți-am dorit. Par foarte supărat. Păi sunt, normal că sunt. Și nu e vorba de Patrick aici, e vorba de ce face Robi, dacă înțelegi. Dacă nu... Nu cred. Bine, tu crezi ce vrei oricum. Când ți-am dorit eu, ți-e rău. Păi cu tot ce ai făcut, Robi, și în continuare să vii acum, după ce ai spus tot ce ai spus. Bine, eu mă bucur că ești asumat, eu am știut asta de la început, dar puteai să nu mai faci atâta caz și să recunoști din prima. Bă, eu mai am ceva pentru fata asta, te trezi și acum, fără niciun sens. Te deranjează că m-am trezit acum și nu mai devreme? Sau cum? Nu. Mă deranjează că nu ai fost asumat. Ai indus aici niște lucruri. Ok, niciodată nu e prea târziu. Au trecut. Care e problema? Păi, dar nu, pur și simplu mă irit cu ce spui. Ok, te irit cu ce spun, dar eu am... Eu sunt eu, dacă îți convine ce spun bine, dacă nu, nu am înțeles că nu... Păi, ok, aș vrea să nu mai ai la adresa mea nimic. Nu se poate. Virginia, atunci când îți va urmări date-urile romantice de aici din casă, eu o să-i adresez niște întrebări, iar el va fi obligat să răspundă la acele întrebări, așa că am să te rog totuși să accepti acele comentarii pe care le va face atunci. Ce date-uri? Mai spuneți toată că n-am auzit bine. Păi n-am auzit ce a zis. Nici nu contează. Vorbeam cu Virginia. Dar nu v-ați auzit că nu v-am mers la valiera, mai spuneți odată. Mie totdeauna îmi funcționează la valiera. Nu merge, că n-are picioare. Doar funcționează sau nu. Dar a funcționat. Gata, doamna Andreea. Îmi scuzați prostia, vă rog. Doamne ferește. N-a zis nimeni asta. A spus că la valiera n-are picioare și că funcționează. Că nu... Am eu o zi mai proastă astăzi, mă scuzați. Mă joc și eu, mă alinc și eu pe aici cu cuvintele. N-am voie? Ba da, n-am zis nimic. Mi-am cerut scuze doar. Bun. Ai auzit foarte bine și mă bucur că ai auzit. Vă jur că n-am auzit. De asta v-am întrebat. Robert, mai ai auzit ce am zis? Da. Da. Ce ai auzit, Robert? Zi-mi, te rog, că n-am auzit. Să stai liniștită, Virginia, deoarece va veni momentul când Robi va trebui să răspundă la toate întrebările pe care doamna Andreea o să le adreseze, deoarece este obligat să facă asta. Păi da, dar n-am auzit. La adresa date-urilor romantice. Bun. Și cu date-urile, că a zis și Robi că ce-i date-uri și asta n-am înțeles el. Păi asta, că asta... Ia auzi, unii au urechi să mă audă, alții nu. Cum facem? Eu n-am auzit asta cu date-urile, că am auzit ce a zis Robert. Nu am fost atent la ce a spus. La ce ar trebui să dau eu replici? La nimic, nu trebuie să dai nicio replică, trebuie să eu ți adresez o întrebare, tu îmi răspunzi. Ok. Un dialog, Robi, un dialog. Deci vezi, unii au avut urechi să audă, alții nu. La ce te gândeai? Deja ai plecat cu gândul la date-uri când am zis, cred. Și te gândeai, oare cu cine va avea date? Cu Patrick? N-are nimic, doamna Andreea. N-are nimic? Să vedem atunci ce stai. Resemnează-te, Robi, și treci peste, că o viață avem. Nu pot. Doamne ajută. Nu pot, Virginia, din păcate. Dar toată lumea. Mamă. Chiar că din păcate. Din păcate, chiar nu. Din păcate pentru tine, da. Din păcate pentru tine, chiar nu pot, serios. Deci nu te poți resemna, Robi? Nu pot, doamna Andreea. De ce? Nu vreau. Ai o încăpățânare? Păi normal, că doar nu... Crezi că este doar încăpățânare? Stai puțin, ori sunt sentimente, ori e încăpățânare. Păi, încăpățânarea asta vine din ceva normal, mai are ceva, nu spun că e el îndrăgostit sau că vrea să ne împăcăm. Face și intenționat, pentru că nu vrea el să facă altcineva. Robi, ai zis că ai îndeplinit scopul emisiunii. Nu neapărat că am îndeplinit scopul emisiunii. Eu am avut, sunt care nu au avut relații și așa în emisiunea. Dar zicea cineva, nu cred că trebuie neapărat să ai o relație, ci să ajungi să te îndrăgostești. Da. Tu ai ajuns să te îndrăgostești? Păi eu mă îndrăgostesc mai greu, doamna Andreea. Doamne, am crezut că zici că te îndrăgostești în fiecare zi. Nu, ce bine ar fi. Dar ieri spuneai că ai îndeplinit scopul emisiunii. Mai exact că te-ai îndrăgostit. La relație. Ah, te gândeai la relație. Deci nu te-ai îndrăgostit de Virginia. Doamna Andreea, nu poți să stai lângă un om dacă nu simți ceva pentru el. Da, dar te-ai îndrăgostit? Nu știu. Doamne, eu nu pot să cred. Deci el acum face intenționat. Da, ieri a fost ieri, azi este azi. Nu fac intenționat. Ieri a zis ceva, da, Robi, vezi, te rog frumos de treaba ta. Doamna Andreea, nu fac nimic intenționat. Ieri când te-am întrebat dacă mai ai sentimente pentru Virginia, ai zis că mai ai. Și astăzi zic altceva? Astăzi zici că nu știi. M-ați întrebat dacă m-am îndrăgostit. Da. Nu dacă am sentimente. Pe ieri așa ai zis că ai îndeplinit scopul emisiunii. Atunci când ți s-a menționat, nu cred că neapărat trebuie să ai relații, ci să te îndrăgostești. Și tu ai zis, da, l-am îndeplinit. Adică, indirect, înseamnă că te-ai îndrăgostit, nu? Și acum, tu dacă zici că de Virginia nu știi, te întreb eu, de cine te-ai îndrăgostit? Păi nu sunt interesat de nicio altă fată. N-am fost. Nu știu, mă gândesc că poate ai fost îndrăgostit de vreo altă fată. Nu. De aici din casă ne referim. De aici din casă? Nu, doamna Andreea. Deci rămânem la nu știu. Nu știm astăzi. Mâine, dacă te întreb, o să știi? Stați puțin că nu ați pomenit vreo... Stați puțin că m-am încurcat de tot, doamna Andreea, m-ați încurcat, m-ați luat pe toate părțile, nu mai știu. Fii atent, eu acum când te întreb, eu te întreb și din ce ai vorbit cu băieții și din ce ai vorbit pe conexiune. Înțelegi? Poate de asta... Deci singura fată de care am fost interesat este Virginia. Da. Și când zic nu știu, da, mă refer tot la Virginia, nu la altcineva. Ah, ok. Nu am fost îndrăgostit de o altă fată. Dar nu știi dacă ai fost îndrăgostit de Virginia. Păi, mi-a fost drag de ea. Dar știi cumva dacă ești? Nu. Nu știi? Nu. Nu. Nu, asta e... Nu știu, doamna Andreea. Mă enervează. Doamna Andreea, dar vorbesc serios. Mi-e drag de ea, ce vrei să vă spun? Hai de mine, Robi, bine. Dar evită-mă, te rog frumos, aveți dopuri. Să putem să vorbim fără să mai vorbească Virginia. Fără să mai vorbească, da? Fără să mai audă, mă scuzați. Să fii tu gura ta. Zice că ea oricum, uite, pare că nu te crede. Nu, dar nu, nici măcar nu trebuie să mă creadă, nu trebuie să mă audă. Nu vreau să mai vorbească despre mine. Doamna Andreea, nu vreau să mă audă Virginia. Și eu vreau să te văd și nici să te aud. Dar eu vorbesc aici, eu vorbesc cu doamna Andreea, ce treabă ai tu, ce te bași, nu te înțeleg. Păi vorbești de mine, nu? Păi da, și mă întreabă doamna Andreea, cum vrei să nu-i răspund, dacă nici la... Oi fi eu lipsit de respect. Și așa mai departe, da. N-am vorbit cu tine, te rog să mă ierți, am vorbit cu doamna Andreea. Da. Mâine mă duc și îți cumpăr niște dopuri și când doamna Andreea, când mă întrebați ceva, să le aibă la mână, să nu mai răspundă, Doamne, să nu mai audă. Zi, Patrick, mai tare. E fiert. El? Da. După ea? După ea, după ea, da. Dar ea? Ea nu. Ea nu mai contează. Ea după cine? Cum adică? Ea nu cred că e după nimeni, cred că e așa... Adică eu nu vreau să fii fiartă după mine, nici măcar nu vreau să te intereseze. Pentru că asta îi place, de fapt. N-am plăcerea asta, sincer. Nu am dorința asta, ca să zic așa. Dar mai fost odată povestea asta în care ea nu era interesată și el s-a aprins așa, parcă, dintr-o dată. Da, asta e sezonul 3. Da. Să vedem ce o să iasă. Ce o să iasă, că plec acasă. Ce să iasă? Mă votează fetele în fiecare gală până plec. Vă simt pumnii, Doamne ajută! Putem să ne rugăm noi, Doamne, Doamne, ne aude, dar dacă nu e ceea ce trebuie pentru noi, s-ar putea să nu ne ofere. E ceea ce trebuie pentru Virginia, ea a fost cea rănită și o să-i îndeplinească dorința. Chiar m-aș bucura. Ai văzut? A fost ploaie de stele la Craiova. Te-ai rugat? Au fost câteva dorințe. Dacă încă sunt în dorințele tale, e mare lucru. Tocmai să nu mai fi. Încă te gândești, gen. Indiferent că sunt negative sau pozitive. Doamne, ferește, omul ăsta ce are. Dacă eu sunt zero pentru tine, atunci de ce ar fi trebuit? Păi pentru că tu nu mă lași în pace, omule. Tu ești zero pentru mine, dar eu nu sunt zero pentru tine și asta mă afectează pe mine, înțelegi? De ce? Cu ce te afectează? Păi cum, cu ce mă afectează dacă tu faci pe aici ca toate visele? Păi și? Urâte. Urâte. Care e problema? Tu poți să-ți faci relație, draga mea. Dar mulțumesc, Robi, dar să vedem că m-ai anunțat. Să vedem cu cine? Păi da, că normal, cine e slab de înger, te-o asculta și pe tine. Gata. Adică vrei să-l faci pe Patrick slab de înger? Nu, da, Patrick. Păi dar nu era vorba de Patrick. Dar de cine? Păi dar să știi că să văd cu cine, deci nu e în casă, nu? În general. Gata. General. Liniștiți-vă. O veni vreunul mai puternic de îngeri. Mai puternic ca tine? De îngeri am zis, nu ca mine. Că nu sunt eu... Confirm. Ce pot să zic? Cred că o să ofer un date în această săptămână, mai spre final, așa. Să fiți atenți la mine, că o să zic repede cine cu cine. Dacă auziți bine, dacă nu, așteptați să vedeți date-ul. Păi, Giulia, m-am răzgândit de cel puțin 15 ori la votul din gală, cred că. Păi, lasă-mă. Crede-mă. Nu suntem 15 toți. Dar, Robert, nu de mult spuneai despre Patrick că are prietenii pe aici prin casă și că are de câștigat, comparativ cu tine. Care tu ești competitiv și nu prea ești tu așa cu prieteniile aici în casă. Da. Ce prietenie are el și ce are de câștigat? Păi, doamna Andreea, din câte știu eu, în finală, pe lângă voturile telespectatorilor, există și voturile concurenței. Robert. Da, doamna Andreea. S-a întors casa împotriva ta? Ești prea competitiv? S-a întors casa cu invers. Nu împotriva mea. Așa părea. De ce? Ce s-a întâmplat? Păi nu știu ce s-a întâmplat, doamna Andreea, că acum de câteva zile persistă acest subiect. Am constatat eu așa cu mine că probabil am fost puțin un deranj pentru unii. Nu știu în care măsură. De ce râdeți, doamna Andreea? Zici că mama se uită la știri. Păi ziceți dumneavoastră. Ce zice? Taci! Păi, doamna Andreea... Vorbești prea ce dacă Giuly nu te aude. Doamna Andreea, cum să nu o iubesc? Uitați-vă la ea cum stă și se uită la mine. Dar și cât e de atentă! Păi mor de dragul ei, nici nu... Parcă zici numerele la loto, așa... În momentul în care stă așa atentă să se uite la mine, mă gândesc oare cum să zic, ce să zic, că mă distrage, doamna Andreea, nu mai pot nici să vorbesc. Nu știu ce se întâmplă. Te pup, draga mea. Nu știu ce se petrece, nu știu ce se... Sunt invidioși? Nu cred că sunt invidioși, că aici suntem toți de la egal. Relație, fericire, liniște... Păi... Doamna Andreea, cum să zic, astea sunt ceva care vin din exterior până la urma urmei. Cine știe ce înseamnă fericirea cu adevărat știe că vine din interior și nu ar trebui să fie invidioasă deloc. Acum, poate alții gândesc diferit. Așa este. Nici nu știu ce să mai zic, doamna Andreea, că... Cine a greșit cel mai tare în ceea ce te privește cu declarațiile? Adică ce declarație te-a supărat cel mai tare? Sau ți s-a părut cea mai greșită? Nu mi s-a părut greșită 100% niciuna, pentru că fiecare are dreptul să spună părerea. Am fost deranjat de Robi, deoarece de Robi m-au atașat un pic, așa că suntem colegi de cameră și că până la urmă urmei cu toții, nu știu, cred că noi doi suntem cei mai vechi care suntem colegi de cameră de aici dintre toți. Și până la urmă e un deranj așa să existe niște discuții contradictorii între noi, pentru că am stat atâtea zile împreună, atâtea luni, pardon, și e un pic așa deranjant. Și 100% cred că nici lui nu este bine să aibă discuțiile astea cu mine, dar până la urmă sunt trecătoare și asta este. Relația voastră e trecătoare sau supărările, discuții? Supărările astea. Doamna Andreea, indiferent de discuții, eu țin la Robert ca persoană. Chiar dacă ne mai certăm, eu cred că inevitabil în atâtea luni se găsesc subiecte pe care să te contrazici sau așa mai departe. Poate am avut o săptămână prea încărcată, am fost prea stresat, nici acum nu sunt bine 100%, nu știu. Dar consider că nu ți este prieten în continuare sau... Robert? Este... Da. Doamna Andreea, eu zic că suntem prieteni. Nu știu. N-ai zis săptămâna trecută că nici măcar Robert nu ți-e prieten, că îți subliniază chestii? Prieteni, adică suntem prieteni. Dar tu te mai înțelegi, măi, omule? Măi, Giulia, lasă-mă, frate, pe bune, că... Cu Sebastian, cum ești? Domnul Andreea, nu știu ce să vă răspund. Nu știu, v-ați împăcat pe afară, ați suntem ok, suntem ok. Nu pot să zic că suntem frați, nu pot să zic că suntem, dar suntem ok. Dacă am nevoie de ceva, sunt convins că mă va ajuta. Dacă va avea nevoie de ceva, o să-l ajut 100%. Adică n-aș putea să-l refuz cu vreo chestie sau să... Nu știu, habar n-am. Sebastian, și tu ai fost nici pe restul băieților, nu. Și tu ai fost împotriva lui Robert astăzi? Puțin. De ce? Am fost deranjat de faptul că și-a schimbat votul în gala respectivă. Mi-a demonstrat așa o situație. Gen, noi am vorbit ceva, am stabilit ceva și el pe traseu s-a schimbat și na, așa a fost să fie. Ce a stabilit? Treaba cu votul. Da, exact. Adică oricare dintre noi putea să facă treaba asta. La modul, ok, noi ne facem un plan, votăm o anumită persoană, persoana respectivă se simte rău în ziua respectivă, nu știu ce, și eu mă trezesc dintre toți să empatizez cu ei. E clar că picăm noi ăia mai fără sentimente și băiatul respectiv care își schimbă votul sau așa mai departe și publicul de acasă o să empatizeze și o să zică, uite ce băiat bun, uite ce sufletare, restul ce răi sunt, n-au putut să o vadă pe Francesca, ce rău s-a simțit și așa mai departe și chiar s-a gândit unul să... Aha. Deci credeți că ăsta este un plan de-a lui Robert de a câștiga simpatia telespectatorilor? Ceva plan diabolic. Nu știu, doamna Andreea, în sufletul unui om n-ai cum, indiferent de ce imagine. Indiferent de ce imagine se creează sau cum vrea să... Pedeapsă. Dormea doamna Andreea. N-ai voie să comentezi la pedeapsă. Mulțumesc. Singur. Ți-ai rezolvat? Pentru emisiune, doamna. Da, 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 pentru emisiune, așa este. Robert. Da, doamna Andreea. De ce te-ai răzgândit? Ai empatizat cu Francesca? Doamna Andreea, eu am fost aproape sigur că Francesca o să părăsească competiția în acea gală și m-am gândit așa că au fost discuții între noi, au fost câteva contradictorii așa nepotrivite și m-am gândit, măi, pleacă acasă, hai să-i arăt că eu chiar nu am absolut nimic și că eu am dat uitării tot ceea ce s-a întâmplat, dar uite că modul meu de abordare și modul meu de a fi este perceput greșit ca și cum că aș fi fals. Acum, cine mă consideră că sunt fals, mă consideră că sunt fals. Eu, la fel, o să procedez în continuare. Am mai dat un exemplu și aici în casă cu Gagea, pentru că și cu el am avut câteva discuții contradictorii, dar asta nu înseamnă că am ținut pe el ură sau că mi-am schimbat comportamentul față de el într-un fel. Nici vorbă de așa ceva. Poate să vă confirme și el că nu s-a întâmplat absolut nicio schimbare. Au fost 2 zile, a trecut și a recunoscut vina. Când greșesc, îmi recunosc vina. Totodată și Francesca a spus că îi pare rău pentru tot ceea ce a spus. A conștientizat de anumite greșeli pe care și ea le-a făcut aici când a sosit în casă. Eu ce trebuia să fac? Că s-a certat cu Giuly, eu trebuie să port o ură pe ea din cauza aia. Eu nu sunt așa. Ce zice Sebastian și nu a înțeles Robert este că până să dăm rec, votul era Francesca. Ulterior a devenit Giulia. De ce? Pentru că deja cearta nu mai exista între Francesca, Giuly, Robert. Robert trecuse deja peste toată cearta, nu mai purta ură. De ce dimineață votul era Francesca și ulterior a devenit... Dar mă gândesc că aveți dreptul să vă răzgândiți. Da, da, dar asta zicea Sebastian. Păi, Giulia, m-am răzgândit de cel puțin 15 ori la votul din gală, cred că. Păi, lasă-mă. Crede-mă. Nu suntem 15 toți. Dar Robert, nu de mult spuneai despre Patrick că are prietenii pe aici prin casă și că are de câștigat, comparativ cu tine, care tu ești competitiv și nu prea ești tu așa cu prieteniile aici în casă. Da. Ce prietenie are el și ce are de câștigat? Păi, doamna Andreea, din câte știu eu, în finală, pe lângă voturile telespectatorilor, există și voturile concurenței. Vai, unde s-a dus cu gândul la finală? Da, eu am dus. Și acum vrei să subliniez că fac asta. Și eu am vrut să-i arăt faptul ăsta, că în finală există chestia asta și că eu nu o să fiu votat probabil de băieți. Că Sebastian ne-a anunțat că mâine, poi mâine e finală, așa. Exact. Deci nu dați vina pe Robert, vă rog. Vreau să vă pregătiți pentru finală. Vă luați rochii, da? Da? Sebastian știe. În 2 zile. Să mă anunț și pe mine, te rog, prima. Pe mine și după, da? Pe ceilalți, te rog, Sebastian. Dar ne-a mai zis ceva prin afară, știi ceva, mă? Gata. Robert, pe lângă votul telespectatorilor, este luat în considerare, într-adevăr, se face o medie și între voturile celor care rămân în finală. Așa este, celor din casă. Și zici tu, crezi tu că el o să fie mai câștigat pentru că o să primească voturi din partea celor care sunt aici prieteni cu el? Doamna Andreea, dacă o luăm așa în situația de față, să zicem că noi doi ajungem acolo, el ar fi mai câștigat. Dar, având în vedere cât de rapid se schimbă situațiile aici, nu știm poate nici dacă ajungem până acolo. Nu știu ce a ajuns până acolo. Dar, dacă vrei să facem o probă? Acum? Sunt chiar curios cum am putea face o probă. A, da. Giulia, Patrick sau Robert în finală? Acum? Acum, acum, acum. Acum, acum, Robert. Francesca. Nu cred, nici în... Ai relație, mergem pe tema emisiunii, Robert. Păi da, să-ți amintește asta. Crezi că nici doamna Andreea. Păi nu! Cum adică? Dar stai puțin că nu e de... Nu trebuie neapărat să fie și pentru emisiune. Stai ca un deplinit scopul emisiunii. Vorbim de votul din final. Păi și-l votez pe Patrick care ajunge... Nu știu, vreau să fii sincer, într-adevăr, Robert. Da, la momentul actual, în situația actuală, da. Patrick nu are cunoaștere acum, nu are nimic. Giulia, eu nu te cred, uite. Mai oameni buni. Patrick nu te crede. Nimeni nu stabilit. Bun, mă pui pe mine în acea situație cu Roberta sau cu, nu, cu Alexandra. Ce votați? Nu votați ce are relație? Bine, bine, haideți repede că sunt curioasă. Vreau să îndemnesc această curiozitate lui Robert. Francesca. Robert. Rebecca. Patrick. Virginia. Patrick. Teodora. Robert. Alexandra. Robert. Nu! Roberta. Robert. Yes. Cât era acolo? Robert. Doamna Andreea, este o simulare. O simulare! Dar Sebastian de ce nu era? Dar uite prieteniile unde duc. Am făcut o simulare, gata, terminați. Nu urmează finala, dragi telespectatori. Nu vă luați după Sebastian. Aceasta nu este o pregătire pentru finală, să vedem cum stăm cu voturile. Nu, nu, nu. Ci pur și simplu a fost un punct de vedere de-a lui Robert și am ținut cumva să-i arăt că poate nu este chiar așa. M-am gândit că lucrurile vor sta diferit și iată, așa și este. Degeaba există aceste prietenii pe care le vezi tu, Robert, că nu... Nu cred că despre asta este vorba. Sau poate că există, dar ele nu sunt atât de, nu știu, profunde. Nu știu ce să zic. Oricum, ar fi o... Nu întrebați aici la băieți, că sunt curios. Alege. Foarte greu. Acum, în momentul ăsta, da? Robert, aș vota. Dar ce te vând tu? Nu e adevărat, da? Da, doamna Andreea, nu, e corect. L-aș vota pe Robert, sincer vorbesc. De ce pe Robert? Cum a zis Giulia, are... Da. Dar Patrick a renunțat la cunoașterea cu Virginia. Am înțeles, dar e total diferit. Dar Robi știe de fapt ce fel de om este Robert. Eu n-am contestat niciodată treaba asta. N-am niciodată că Robert e un om rău. Că mi-am spus niște deranjuri, eu cred că e total normal. Trebuia să le zic mai de mult. Pentru că, uite, s-a ajuns în punctul în care să zic mai multe și să nu fie bine. Da. Robi? Da. Giulia sau Virginia? Virginia, doamna Andreea. Cum? Nu știu, te întreb. Virginia, da. Giulia sau Giuly? Votul de finală. Stați puțin că mă gândesc. Giulia sau Giuly? Da. Giulia. Giulia? Da. Pe cum și Giuly, Robert? Da. Nu, aș vota-o pe Giulia. Da, interesant. Giuly nu mai îndeplinește scopul. Ba da, da, votau pe Giulia. Gata, iertați-ne, dragi telespectatori. Da, dintre Patrick și Giulia. Foarte curios. A fost foarte curios și a fost foarte interesant. Sper ca fiecare dintre voi să vă fi tras concluziile. Cine a avut nevoie să-și tragă concluziile și să înțeleagă de aici multe. Da, foarte multe s-au înțeles. Eu zic că da. Cum a zis Robert, e simulare. Pot să spun ce vreau acum. A, deci ești neasumat. Interesant. Bun, având în vedere că vin peste noi știrile, dar cel mai important este faptul că Gagea a dormit și n-am vrea să-l chinuim foarte tare. Mi-aș dori tare... Mi-aș dori tare mult să-l lăsăm să doarmă. Înseamnă o... Vezi că ai ajuns în finală. Vezi că ai ajuns în finală, du-te și votează. Vezi că te-ai întrebat, doamna Andreea, cât timp dormeai, pe cine votezi? Stai liniștit, uite, mergem la somn. Bine? Pe cine votezi în finală, Patrick? Stai că nu mai știu ce trebuie să fac. Să le faci cu mâna telespectatorilor. Ne vedem mâine de la 10 și apoi de la 4:30. La revedere! Să vină Virginia. Aș putea să nu stau. Nu. Zi. Stai jos. Nu. Cameră, poți să plec. Nu poți să pleci pentru că vin după tine. Să plec. Ba nu, nu poți să pleci. Poți să plec cameră. Vin și te iau din cameră de la fete. Hai, mă, zi. Nu vreau. Zi, vorbim așa. Ia uite, bă! Opa! Virginia, bă! Am chemat-o, băi, pe Virginia. Nu poți să-ți faci relație în casă cât eu sunt aici. De ce? Pentru că nu vreau eu. Și mă chemași degeaba la camera roșie, că tot la fel rămâi. Om fără caracter, zero. Virginia, ești ok? Nu. Crezi că doar se joacă? Și asta cred, sincer. Dar deja e prea mult, adică nu mă mai simt bine. Aș vrea să vină Virginia